Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați venit la o ediție specială de Fanatic Superliga. Chiar dacă este duminică, așa cum v-am anunțat în mai multe ori pe parcursul acestui sezon, atunci când etapele sau când meciurile o impun, vom face ediții speciale și duminică, așa cum se întâmplă acum. Deci Fanatic Superliga, astăzi suntem live și în exclusivitate, așa cum v-am obișnuit, pe site-ul www.fanatic.ro. Iar emisiunea o voți putea reurmări sau urmări în premieră, înregistrată astăzi de la 17:30 de minute, dacă nu știu, aveți alte treburi, nu aveți timp să o vizionați. O puteți, repet, urmări în integralitate astăzi și de la ora 17:30 de minute pe pagina mea de Facebook, Facebook Horia Ivanovici. Și bineînțeles pe canalul de YouTube fanatic.ro. Deci acum emisiunea este live și în exclusivitate doar pe site-ul fanatic.ro, doar aici puteți să ne urmăriți, iar de la 17:30 de minute ne ducem cu toată ediția înregistrată integral, în premieră, cum este uzanța, cum este titulatura, și pe canalele de social media ale noastre, pe YouTube fanatic.ro și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici. Haideți să vă prezint, oameni buni, invitații importanți, chiar dacă este duminică, prietenii noștri, analiștii de la Fanatic au venit cu plăcere la emisiune, pentru că avem foarte multe lucruri de discutat. O să încep din dreapta mea. Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și unul dintre cei mai reputați analiști, ca să spun așa, din fotbalul românesc. Așa, din fericire, analist și aici la Fanatic. Salut, Andrei, și bine ai venit. Bine, bună dimineața, bine te-am găsit. Prietenul nostru, Vivi Răchită, la fel unul dintre analiștii de forță de la Fanatic. Salut, Vivi, bine ai venit. Salut, Horia, bine te-am găsit. Și bineînțeles, nu putea să fie duminică fără o cobră, nu? Adrian Ilie, cobra Adrian Ilie, și el de la începuturi alături de Fanatic, un fost uriaș fotbalist și unul dintre cei mai buni analiști în momentul de față din presa sportivă din România. Salut, Adrian, și la fel bine ai venit. Bună dimineața! Bun, v-am spus, știți cum e, o emisiune care se respectă, începe întotdeauna cu sponsorii. Mulțumim Superbet, sponsorul principal al emisiunii noastre, și bineînțeles le mulțumim prietenilor de la Aqua Carpatica și lui Jean Valvis. Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, care, iată, ne ține în formă și duminică. Bun! Mai e puțin și se încheie și etapa 12, s-au dus mai bine de jumătate din meciuri. Ieri, apropo de titlu și de lupta pentru play-off, Universitatea Craiova încă un pas greșit, 0-0 la Voluntari, cu un penalti ratat de Mitriță. Aseară, FCSB-ul a bătut cu 1-0 pe ultima clasată, pe Botoșani, și își continuă parcursul consistent, ca să spun așa. Bun, ok, ultimul loc Botoșani, dar nu mai contează, FCSB a câștigat, putea să o facă și la o diferență mult mai mare, dar Ducan, nu? Portarul 1, da. Ducan, omul meciului. Da, omul meciului, portarul botoșeanului, a făcut adevărate minuni între buturile formației antrenate de Dan Alexa. Haideți să vedem puțin clasamentul, să vedem cum arătăm pe clasament. Astăzi două partide foarte interesante, extrem de devreme, la ora 16, Oțelul cu Farul, da, la Galați, probabil un stadion arhiplin, iar de la ora 21:30 de minute un meci interesant, Dinamo cu CFR Cluj, mâine mai e un meci, U Cluj cu Sepsi, iar un meci interesant. Haideți să vedem cum stăm cu clasamentul. FCSB pe primul loc, 29 de puncte, repet, își continuă parcursul de forță, de regularitate, chiar dacă n-a prestat cel mai bun fotbal ieri, bine, e și greu să joci la Botoșan pe acel teren, dar victorie e victorie și, repet, va atârna foarte greu, vor atârna foarte greu aceste 3 puncte. CFR Cluj, 25 de puncte, după cum vedeți, da, un meci însă mai puțin disputat, jocul de astăzi contra lui Dinamo, din deplasare de aici, de la București. Rapidul, 22, Universitatea Craiova, 22, Hermannstadt, locul 5, 16 puncte, nu e nicio surpriză. Petrolul, aș putea să spun că este marea surpriză, locul 6, ultimul loc de play-off, cu 16 puncte. Farul are două partide mai puțin, vedem ce se întâmplă cu Farul. Oțelul, la fel, o mare revelație, locul 8, sub bagheta lui Dorinel Munteanu. Iar la final, Dinamo și Botoșani, care într-adevăr cam par cele mai slabe echipe în acest moment din Superliga.
Deci v-am spus, etapa 12 se apropie de final, avem multe de discutat, mai sunt o grămadă de evenimente. Din păcate, ați văzut pe plan regional, acolo la granița Israelului și în Israel a început un adevărat război între teroriștii Hamas și statul israelien, atacuri incredibile care s-au întâmplat ieri asupra statului israelian și, bineînțeles, atrocități, scene greu de descris. Nu o să detaliem aici, suntem o emisiune despre sport, dar lucruri absolut îngrozitoare care s-au întâmplat ieri în statul Israel și evident de condamnat, lucruri care credeai că în anul 2023 nu se mai întâmplă, lumea nu se potolește, zici că a nebunit, pur și simplu zici că planeta a nebunit, însă vom discuta despre efectele acestui război asupra fotbalului și în primul rând asupra, bineînțeles, meciului pe care noi ar fi trebuit să-l jucăm în noiembrie în deplasare în Israel. Deci, din păcate, iată că aceste conflicte au efect și asupra sportului. Bun, o să încep cu o știre în exclusivitate, oameni buni. Am vorbit azi noapte cu Dănuț Lupu, da, cu prietenul nostru, colegul nostru de aici de la Fanatic și viitorul nostru coleg de la Fanatic, după ce va ieși de la închisoare acolo unde o să-și ispășească pedeapsa. Avem o declarație în exclusivitate a lui Dănuț Lupu pentru Fanatic. Am vorbit azi noapte cu el, iar declarația sună așa. Practic este ultima reacție a lui Dănuț Lupu înainte de arestarea sa care va avea loc astăzi pe aeroportul Otopeni. Conform legii, Dănuț Lupu va fi reținut astăzi pe aeroportul Otopeni și dus să-și ispășească pedeapsa. Iată ce a declarat pentru Fanatic Dănuț Lupu. Citez. Da? Puneți mare ca să se vadă pe tot ecranul. Voi ajunge astăzi în România să mă predau, așa cum am promis zilele trecute și la voi la Fanatic. Vin din Dubai, acolo unde am fost cu soția mea. Voi ateriza astăzi în România, sper din tot sufletul, face un apel Dănuț Lupu către autorități, sper din tot sufletul ca la aeroport să nu se facă spectacol și lucrurile să decurgă normal, astfel încât toată lumea să-și facă datoria. Bineînțeles, eu îmi voi duce crucea, dar sper că voi fi lăsat să fac asta cu demnitate. Mă predau astăzi, pentru astăzi erau și biletele de avion de întoarcere. Îmi voi ispăși pedeapsa pe care am primit-o conform legii. Din acest moment nu o să mai dau niciun fel de declarație și sper că ca toată lumea să fie bine, în special familia mea, a declarat Dănuț Lupu pentru Fanatic în exclusivitate, în ceea ce probabil că este ultima reacție înainte de a se duce și a-și ispăși Dănuț Lupu pedeapsa de 7 luni, care de fapt va fi undeva la 3 luni și 3 săptămâni, undeva pe la sfârșitul ianuarie sau poate chiar și mai devreme. Dănuț Lupu ar trebui să fie liber și bineînțeles să-l așteptăm cu drag aici. Deci, practic, ultima reacție a lui Dănuț Lupu înainte de reținerea care va avea loc astăzi când va ateriza din Dubai pe aeroportul Otopeni. Asta e viața, suntem alături de el, să treacă zilele repede și să se întoarcă în primul rând alături de familie și bineînțeles alături de noi la Fanatic când va dori el, este binevenit oricând. Deci se va preda astăzi Dănuț Lupu. Bun, haideți să vorbim oameni buni despre fotbal. Duncan, da? Da? Ducan, omul meciului, da? Asta spune totul până la urmă, da? Despre ce se întâmplă, ce s-a întâmplat aseară. Repet, cred că o victorie, nu, Vivi, fără drept de apel. Adică a mai scos Ducan încă vreo 3-4 goluri ca și făcute. Nu mingi, adică bun, a mai respins și mingi mai ușoare, dar cel puțin de 3 ori ar fi putut să mai înscrie cei de la FCSB, care puteau să fie penalizați pe final. Care pe final puteau să fie penalizați, ceea ce, bineînțeles, a fost o nedreptate, pentru că evident este evident. Diferență mare de valoare între cele două echipe. Botoșaniu, ca să spun așa, își merită între ghilimele ultimul loc, pentru că Botoșanii ne-au obișnuit în ultimii ani cu jucătorii străini de valoare. Acum au dat kicks. Da. Toți jucătorii care au venit la Botoșani în ultima perioadă sunt de valoare îndoielnică și această instabilitate la nivelul băncii tehnice își pune amprenta asupra ceea ce se întâmplă la Botoșani. Deci CSB-ul normal stai, Ducan, stai, știți, da? Adică, da, este Ducan, Ducan este jucătorul lui FCSB împrumutat la Botoșani. Deci Gigi are așa portar, da? Târnovanu, titularul, Vlad,
alt goalkeeper de talent și se pare Ducan un portar iarăși, cum să spun, extrem de interesant. Are mână bună Gigi la portar, ca să zic, dar sau pe GZB. Nu i-a pus clauză ca lui Ianis Stoica să nu joace. Da, nu i-a pus, da. Nu i-a pus clauză și era să o pățească, ca cu celebru bunică. Da. Deci trei portari practic are FCSB-ul acum de valoare. Târnovanu, Vlad și Ducan, viitorul ia lui Gigi. Deci pe partea de portar n-are omul niciun fel de problemă. Mă auzi inspirați. Nu știu cine aduce portarii, dar e bun cine aduce portarii. Cum? Da. Și caut atacant. Da. La portar stă bine. Da, te rog. Da, spuneam că FCSB-ul a controlat jocul, valoarea individuală a jucătorilor s-a văzut clar. Păcat de teren, pentru că era un teren în care nu se putea pasa foarte bine și jucătorii am văzut că au spus despre acest lucru. Totuși mă așteptam la FCSB să câștige mai clar, să fie mai... Hei, domnul Ducan, produsul Academiei FCSB, atenție, deci nu, este produs al Academiei FCSB, de ce nu? Nu chiar? Nu chiar, Ducan a fost în centru de excelență de la Buzău, la vârstă mică, sigur că a fost luat de FCSB, cred că la 16 ani, 15 ani jumate, 16 ani, și după aia, da, poți să spui că e produsul Academiei FCSB, ulterior. Da. Dar Ducan știi că e același personaj cu cel de la Bas la Topola. Deci a fost acum, în meciul în care s-a accidentat Coman, grav, deci Ducan a făcut un meci oribil. Adică a fost acel 6-6 care a intrat în cartea recordurilor în cupele europene. Da, nu mai mi-aduceam mai minte. A luat 6 Ducan atunci? Da, a luat 6, dar adică nu puteai să... Orice era pe poartă era... Însă s-a scos la penalti. Deci el a parat un penalti și a dus FCSB-ul mai departe atunci în cupele europene. Da, uite, vezi ce înseamnă maturizarea la portar cu o dată cu înaintarea în vârstă. Eu nu mai mi-aduceam aminte, deci nu pot să cred. El este domnul care a luat băiatul care a intrat în cartea recordurilor de a luat 6 goluri. Exact. Țin minte că orice se trăgea pe poartă era gol, din orice poziție. Și pe lângă poartă. Și pe lângă poartă era gol. Da. Cum s-a întâmplat și cu Dinamo totuși, adică trebuie să ținem minte la Dinamo cu Botoșan că Politic a dat-o în fața porții. Politicul a făcut o aluzie atunci și Ducan a concretizat. A concretizat-o. Și iată-l acum pe un Ducan mult maturizat. Da, și nu e primul meci în care scoate foarte mult, adică mi se pare că e genul ăla de portar ori de 10, ori de 4. Uh-huh. Știi că pe vremea noastră, când eram noi mai mici, oamenii în vârstă spuneau cei mai buni portari sunt ăia de nota 8. Adică nu să fie de 10, să scoată din vincul, să apere ce e de apărat. Uh-huh. Deocamdată Ducan e portar de 10, cum a fost aseară, dar mai are meciuri în care... E și de 3-4, ca să zic așa. Da. Vivi, deci cum s-a părut FCSB-ul? Surpriză la linia de fund, la linia de mijloc, cu Djokovic și cu Alexandru. Uh-huh. Mi s-a părut surpriză, dar bineînțeles Gigi știe mai bine decât noi. Uh-huh. Știe mai bine decât noi ca pe primul loc. Cu Alexandru, eu nu sunt ironic acum. Omul e pe primul loc. I-a ieșit cu Alexandru. Da, i-a ieșit. I-a ieșit cu Alexandru. Că, așa. Totuși, nu e jocul ăla combinativ pe care îl așteptăm, nu e acea... Da, mă știu, Vivi, dar nu poți să joci la Botoșan pe mizeria aia. În primul și în primul rând, acel teren este un atentat la integritatea fizică a tuturor jucătorilor, nu doar la FCSB. E un atentat. Ori, tu ți-aduci aminte când am jucat în 2003 cu Liverpool pe Ghencea? Că era noroiul cât dozele. Nu, eu sunt de acord, dar băieții joacă permanent. M-ai înțeles acolo. Voi ați jucat atunci, dar nu vrei să spun ceva? Mie tu știi să ce? Știi că la meciul cu Liverpool, cred că i-a încomodat mai mult pe ei decât pe noi. Da, dar și la când am dus pe Anfield Road, pe postavul așa. Da, pe masa de biliard. A fost doar 1-0 cu mai Ronnie O'Sullivan, mai înțeles? Ronnie O'Sullivan mai elisa. Mie știi ce respect la, ăsta e cuvântul, respect la FCSB. Față de anul trecut au un pragmatism, Vivi. Asta spun și eu, că majoritatea meciului au condus. Și apoi s-apără mult mai bine, s-apără cu toată echipa. Uh-huh. Florinel face acum, ca și la echipa națională, a început să facă faza defensivă. Exact. Florinel înainte nu făcea faza defensivă. Da. Cel mai bun fundaș al FCSB-ului e Companiu. Da?
Companiu, Andreas? Andreas. Stai, și acum ei s-a oferit și șansă. A jucat tot meciul. A jucat tot meciul, da. Dar 94 de minute. Cel mai bun a fost în apărare. Da, el a respins cu cornere. Uh-huh. A făcut și o jumătate de penalti pe acolo. Cu... Da? Da. Deci cel mai bun fundaș. Cel mai bun. Deci Companiu s-a simțit în largul lui în careu propriu. Uh-huh. În careu și propriu în careu fost... botășenelor moldovenă? Era Stinger. A? Era Stinger. Inexistent, da? Mamă, ce îi place lui Vivi de Companiu. Da, da. Da, cei mai buni sunt portarii, după cum văd Aristele, și atacanții, dar invers, când se apără, nu când atacă. Băi, oi, au fost trei meciuri ieri în care 0-0, 0-0, 0-1. Da. Deci, stai seama că ne-am la proiect. Te-ai și gândit aseară, bă, dar ce n-ai vorbit la emisiune? Îți dai parcă-l văd pe Vivi, mai înțeles? Bă, dar ce vorbi la emisiune? Da, am fost că și dacă la meci. Dacă nu dădea Alexandru loviturile de cap absolut superbă, aveam 0-0, 0-0, 0-0. Stai seama că am fost la proiect la meci, am stat de înainte de meci de vorbă cu Mircea, cu Redi, cum a pregătit. Când în teren n-am văzut nimic. Etapa 8-a sau a 7-a când se marcau goluri, în afară de Rapid cu Iași, deci meciurile sunt foarte slăbuțe. Foarte slăbuți. Da, au obosit. Și mie mi se pare că obosit. Cum ți s-a părut? Așa, pe scurt, așa, FCSB-ul. Da. Din punct de vedere... Ești de acord cu mine care a câștigat FCSB-ul acest pragmatism anul ăsta? Păi, care nu l-avea? Eu am spus dinainte. Steaua a început să joace bine tactic acum. Să apără mai bine. Oh, Gigi! Păi, domnul Becali a evoluat? Nu cred că vine de la domnul Becali. Dar cum? Vine! Și la cei care fac antrenamentele acolo. Joacă mai ai bine văzut nicio... Ia uite ochiul, ia uite, puneți pe mine. Cum a zis domnul Becali la pauză? Nicio schimbare, băieți! Echipa turează la maximum. Asta e breaking news. Asta e breaking news. Dar nicio schimbare. Primele două schimbări făcute profi, minutul 62... Elegant, Coman scos când trebuie, minutul 87, da? Trei schimbări au fost per total sau trei parcă au fost? Trei. Nu, trei au fost. Trei. Și ăsta e breaking news, doar trei schimbări. Da, da. Da, joacă mai pragmatic, dau gol, să apără mai bine, mult mai bine ca în, de exemplu, anul trecut. Uh-huh. Dar totuși cred că echipa de start, inclusiv la meciul cu Cluj, nu este bine făcută. Din punctul meu de vedere. Adică lasă jucători pe bancă, precum Companiu la meciul cu Cluj, care este singurul jucător care poate să, de exemplu, să-ți dea gol. Și îl bagă acum cu Botoșani. Și îl bagă cu Botoșani, bine, terenul a fost cum a fost. Mm-hmm. Dar e posibil ca domnul Becali pierde puncte, de exemplu, din primul 11. Mm-hmm. Nu lași pe șut pe bancă, nu știu, e formula de start ieri, că au câștigat. Dar dacă fac 1-1, da. E Iureș. E Iureș. Da. Dacă fac un 1. Uh-huh. Nu, asta e clar. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a fi întâmplat, Andrei? De ce șut a fost totuși rezervă? Să nu fi fost obosit sau accidentat. Nu, bine, nu, să știi, nu ridica din ochi. E favoritul lui, nu se pune problema că a vrut să se... Nu. Nu. Eu cred că pur și simplu a fost o chestiune ultima clasată totuși, da? Ultima clasată. A zis, băi, haideți totul să-l odihnesc pe șut. Mai înțeleg? Mă gândesc. Dacă termini 1-1 meciul, ce faci? Iureș. Iureș, scandal? Cu Cluj. Da, cum a fost și la meciul cu Cluj. Cluj. Deci ce ți se pare? Totuși ne-a inspirat primul 11? Adică faptul nu că nu are o constanță? Da, exact. Din punct de vedere, cum am spus și la echipa națională, hai să vedem măcar din 11 jucători, 8-9 că joacă tot timpul. Cum? Ai observat că face Bergodi. Ați observat, nu? Da? Bergodi nu mai schimbă echipa de 6 etape. Da. Da? Deci hai să jucăm cu 8-9 în echipă. Lăsăm 2 că poate sunt accidentați. Sau... Deci n-ai înțeles nici cu șut aseară. De ce n-a fost jucată? Nu știu, mie îmi place de Lisandru, dar mai bine jucam cu și cu Lisandru, în afară de Djokovic, acolo. Da, Andrei. Deci breaking news, nicio schimbare la pauză? Da, deci asta când am văzut... Ce să dau calcule peste cap și voi, este? Am ascultat comentarii. Știu că de regulă la distanțe mari comentatorii nu mai merg la meciuri și nu eram foarte convins că au dreptate și am... m-am căutat mai multe surse, am intrat pe site-uri să văd dacă într-adevăr e adevărat că FCSB n-a făcut nicio schimbare la pauză. Normal că era 1-0, ar putea spune unii, dar am văzut schimbări și când FCSB conducea cu 2-0. Adică nu, asta era neapărat element. FCSB a arătat ieri ca o echipă normală, profesionistă, în care în minutul 62 s-au făcut absolut firesc schimbările, Coman scos logic în minutul 87, adică O echipă matură. Cum? Matură. Da. Adică din matură. Punctul de vedere al schimbărilor, mi s-a părut o echipă așa cum, o echipă de loc 1, așa cum este FCSB. Pentru că una peste alta, lăsând
lăsând fuleul CFR-ului, care evident că e o echipă puternică, lăsând spectaculozitatea cu care joacă în ultimele etape Rapidul, într-adevăr, pare Andrei cea mai bună echipă, cea mai legată echipă FCSB-ul. Este echipa cu cel mai bun lot, cel mai, adică și numeros și valoric, și cantitativ și calitativ, așa mi se pare în momentul ăsta, sigur, la bătaie cu CFR, că și CFR are. Da, echipă foarte. Eu cred că CFR o are, te contrazic aici. Hai să luăm cele trei schimbări lui CFR, au intrat Camora, Deac, Bârligea. Toți trei au dat. Da, stai, CFR-ul, ai auzit și ei de la Sepsi. CFR-ul ne-a bătut cu echipa a doua, auzi și cei de la două. Da. Te rog, da, termină. Eu știu că... Deci, Andrei, ca să plecăm de aici. Breaking news, nu? Breaking news. Deci da? A fost... Ok, la un moment dat am zis, mă, n-o fi semnal. Că fiind la Botoșan, fiind baterie, mai departe, cine știe, o fi fost ceva probleme de furtuni. De astea. Nu. Deci, bravo lor, pentru că au intrat într-o normalitate. Sper să-i țină. Sper să, adică domnul Becali să observe cu această ocazie că less is more, de foarte multe ori. Că sunt momente în care nu mai trebuie să pui sare pe mâncare, că o faci prea sărat, adică gustul era deja făcut. Dar în același timp, FCSB-ul nu mi se pare încă să fie ajuns la nivelul în care să impună ritmul unui joc. Adică sunt situații, cum a fost acum cu FC Botoșan, o echipă cu jucători de valoare îndoielnică, în care aș fi simțit nevoia să văd o posesie în momentul în care ai 1-0, deci o reglare a meciului, a ritmului meciului. Mm-hmm. Pentru că la un moment dat se juca pe contre. Ori dacă ești o echipă matură, n-ai voie să lași adversarul în halul în care se afla el să-ți pună probleme pe contraatac. Pe urmă să ajungi în situația în care la ultima fază sau la una dintre ultimele faze să tremuri, acolo iarăși e o fază fixă și iarăși Octavian Popescu a intrat în a doua repriză, a dat un șut incredibil, adică mi-am adus aminte de Adi pe vremuri, când că el mai avea de-astea de, și Dukan a scos din vincul, dar pe urmă la faza aia l-a furat somnul iar. Adică advers, cel care ratează, cred că era tot un jucător suvânsă, cred că era Cărăușu sau cine era jucătorul care a ratat, pleacă de lângă el, iar el se uită exact cum s-a uitat la meciul cu UTA sau nu știu la ce meci. L-a mai văzut într-o situație de asta. În care îi pleacă jucătorul de lângă el. Da, nu știu, cu Norvegia nu mai mi-aduc aminte, dar cu UTA în campionat. Cu Norjeland. A, cu Norjeland. Da. Așa. Nu, cred că cu UTA. Erau parcă un meci și de campionat. Și cu UTA și cu Norjeland. Adică, păi, n-ai o responsabilitate. Ești om de echipă. E ultimul minut al jocului. Nu te uiți ce se întâmplă în jurul tău. El pur și simplu a stat și s-a uitat la coleg, adversarul lui care pleacă de el și trage și scoate târnovan. Uh-huh. Putea fi cu mare ușurință 1-1. Asta spun că deocamdată echipa e formată din jucători valoroși, dar nu are acea maturitate. Iar apropo de rezerve, că tu zici că CFR-ul a băgat niște jucători. Da, sunt jucători de valoare, dar de o anumită vârstă. În vreme ce la FCSB Șut a fost pe bancă, Radunovici a fost suspendat, Chiricheș este accidentat. Uh-huh. Deci trebuie să ținem cont și de acești jucători. Cred că va fi o luptă frumoasă între cele 3-4 echipe, pentru că eu pe Craiova n-aș scoate eu din calcul. Asta e o prostie să scoți Craiova. Universitatea Craiova din calcul. Astea vor fi, cred, echipele care se vor bate. Cu două victorii ajunge la 21 de puncte. Nu, eu zic că și Farul să le obțină. Da, corect, dar eu zic că nu e, știi cum e, Andrei? Vine iarna. Ei jucători, play-off-ul iar campionat practic, mai înțeles, cu înjumătățirea punctelor, eu zic că într-adevăr ăsta e careul de aș clar, FCSB în ordinea asta, FCSB CFR Rapid, în ordinea jocului prestat, FCSB CFR, bine, CFR-ul camp acolo cu FCSB-ul practic, așa Rapid și Universitatea Craiova și oricând poate să fie surpriză Farul Constanța, băieți, oricând Farul îți dau 3 meciuri pe care le-ai pierdut acasă cu Iașiu, la Petrolul, la FCU Craiova au pierdut 3 meciuri, au pierdut 9 puncte Farul, echipe pe care FCSB-ul nu le pierde sau CFR-ul. Exact, da. Problema mare mi se pare că problema mare unde? Marea majoritate a echipelor din campionatul nostru
au ajuns în starea ca la etapa a 12 să pare extrem de obosite toate. Așa este. Adică mi se pare o problemă de antrenament, pur și simplu. Și mie mi s-au părut. Și meciurile slabe sunt și pe fondul oboselii. Nu, meciurile vin meciurile cu echipa națională și se protejează. Da, corect. Nu, meciurile mai slăbuțe în ultimile etape, ultimele două, trei etape, vin și pe fondul oboseală. Se vede că a fost o prospețime când a câștigat campionatul la toate formațiile. Goluri multe, se putea alerga. Știi? Și acum în ultimile două, trei runde, da, într-adevăr, mi se pare o scădere și e pe fond fizic, clar. De aici vine. Pentru că la noi, știi, eu am o vorbă, da? Da? Și eu am o vorbă și o le spun tuturor, da? Și patronilor care vorbesc și antrenorilor care discut. Câștigă în campionat, în România, campionatul se câștigă de echipa care aleargă mai mult. Corect. Nu echipa care face diferența, că noi nu avem nu știu ce valori. A, că l-umflam noi pe Alibeg anul trecut, că l-umflam noi pe Florinel. Îl vedeți pe Florinel, da? Joacă în campionat, când îl scoți afară, nu mai are nicio realizare cu adevărat importantă, așa că așa, sau Tavi Popescu sau așa mai departe. Deci sunt jucători pe care bineînțeles că noi, cum să spun, îi creștem, îi facem mari, pentru că până la urmă ăsta e spectacolul Superligii, nu? Asta este și treaba noastră. Treaba noastră este să creștem acest spectacol, nu să dăm în cap acestui spectacol, nu? Dar adevărul ăsta este că eu așa le spun. Eu când vorbesc cu oameni de fotbal, le spun: câștigă campionatul echipa cel mai bine pregătit fizic în România. E de ajuns. E de ajuns. Problema mea când spun chestia asta, te rog. Ați văzut Galațiu cum alergă? Da. Echipa? Da. Nu faci decât nu faci decât să ne reconfirm, ca să zic ce discutăm, exact. Și să mă confirm. Galațiu cu Dorinel Muntean. Și o echipă modestă. Modestă, alergă de două ori mai mult ca ceilalți. Da, cu antrenorul la Slavia Moldova, da, și vedea lumea de. Da, vedea lumea că în hohote. Da, dar nu e de unde faci cantonamentul. Este perioada, toată perioada asta de 2-3 luni de zile cum îi antrenezi. Că am impresia că la noi se antrenează. Se antrenează doar că se antrenează, nu se antrenează ca să joci. Nu, Torinel a făcut cantonamentul redundant, da, din vechime, și toată lumea a râs, cum să spun, în hohote. Și toată lumea deci, din antrenor retrograd nu l-a scos pe Dorinel Munteanu, cu cantonament și pregătire centralizată la Slănic. De Bundesliga care fac cantonamente în stațiuni montane. La Slănic? Nu, în stațiuni montane. Da, bine, acum nu știu științific, poate ar trebui să ne spună cineva care chiar să pricepe la asta. Mie mi-e greu să cred că numai cu un cantonament de două săptămâni poți să ții până, nu, e ca idee. Până în octombrie. Dar cu Dorinel Munteanu și cu echipele noastre mi se pare ce s-a întâmplat în sportul românesc în general după 90. Da? Am zis imediat după 90, domne, ce au făcut. Că noi ne antrenam pe sistemul rusesc, da, să știe, sovietic, și toată lumea. Forban. Și noi făceam sport pe sistemul ăla, da, și am spus, domne, nu mai trebuie ăla, da? Dar sistemul ăla era studiat, era științific, da? Bun, și am zis, îl dăm la o parte pe ăsta, dar ce punem în loc? Și în loc am început să punem invenția. De când a început internetul, s-au ucis antrenorii, sau probabil că asta s-a întâmplat. Pentru că eu văd că dacă ori faci ca Dorinel și încă merge pe sistemul ăla... În România, după părerea mea, încă merge. Eu cred că merge și în alte părți, că i-am văzut pe aia de la Hertha Berlin cum făceau treptele de la stadionul olimpic, echipa mare... Făceau treptele de la stadionul olimpic cum se făcea, cu broscuțe, cu toate. Da, adică cum le-am prins și noi. Da. Pe vremea lui Lucescu, pe vremea lui... Deci trăgeau la trepte în perioada de pregătire aia. E, problema mea e că știința nu i-a acaparat încă foarte bine pe antrenorii din Nou Val. Și ei cred că știu, dar mi-e teamă că nu prea știu la cum arată echipele lor. Mi-e teamă că le mai lipsește ceva și mi-e teamă că ar avea nevoie să-și aducă pe lângă ei niște, cu adevărat, niște specialiști. Niște Dorinei. Ca să învețe ce trebuie să fac. Ori Dorinei, adică ori cei care old school au învățat un lucru. Dar old school care o fac ca la mama ei. Ca la mama ei. Ori și atunci... care e chestia? Trebuie să și lase pe ea. Da. Aici este o chestie. Trebuie să-i lase, că la noi antrenorul principal e și preparatorul fizic, după cum văd eu situația. Aia e o problemă. Că se bagă peste tot. Că nu. Uite, eu vă dau scris. E și psiholog. Vă dau scris. Exact. Auzi, vă dau scris că următorul antrenor al FCSB-ului, când o fi, anul ăsta la anul așa, va fi Dorinel Munteanu. Să țineți minte. Nu cred că Dorinel Munteanu acceptă să facă echipa și schimbările. A mai fost odată. A mai fost odată, dar a plecat cu scandal. Mai minte? E FCSB, e CV, e... Mai înțeles? Referitor la asta, știi, acum două săptămâni am fost la cursul
pentru prelungirea licenței pro, cu Hagi, cu tatăl meu, și a venit Chris Barnes, care are peste 60 de ani. Este din școala veche a preparatorilor fizici, care a fost cu Middlesbrough acum 18 ani, era preparator fizic al lui Middlesbrough când a eliminat Steaua. Acum face parte din staff-ul Newcastle, la săracia. Și ne spunea că pregătirea fizică este motorul echipei. Deci, dacă nu poți să alergi, dacă n-ai inimă, poți să faci orice tactic, că nu este. Mai e ceva, eu mi-aduc aminte. Am cursul, săptămâna trecută am primit pe mail fiecare cursul și deși am fost la curs, o să-l citesc de 3, 4, 5 ori, pentru că ai de învățat enorm. Să ți se impregneze. Da, bine, am ideile principale, le-am prins, le-am scris atunci. Bine, și dai seama, toți care am fost tot acest ciclu de 25 care am fost acolo în sală, eram toți foști fotbaliști, tot antrenori. Băi, toți ne-am uitat la acel om, la Chris Barnes, peste 60 de ani, deci, ca și cum eram în grădiniță și ne uitam la doamna educatoare. Deci, toți am stat, am fost care la... Care vă mai dezvolea ceva nou și vă uitați cu ochii mari. Bine, majoritatea le știam, dar ne-au spus niște lucruri așa de simple și a fost interactiv. Ne-a pus pe grupe de câte 5. Și ne punea întrebări și trebuia să scriem. Inclusiv Hagi în grădinița asta era, Hagi, da? Care se uita, nu? Toți, da. Am pus întrebări, am vorbit, ne-a explicat. Tot și ce a zis? Fizicul, pregătirea fizică este e motorul. Motorul echipei. Da. Dă-mi voie să-ți povestesc eu ceva. Când aveam 15 ani sau 16 ani, eu am jucat fotbal bine spre foarte bine și chiar bine spre foarte bine. Și la cât aveam în 89, când a venit Revoluția, în 89 aveam 15 ani, da? Și jucam la junior la Mineru Câmpulung, da? Mineru Câmpulung Mușcel, nu la echipa mare, cum ar fi echipa a doua a orașului, da? Nu eram la nu eram la Manchester City, eram la United, ca să zic așa. Ia uite acum. Da, așa da, acum 10 ani. Asta e, eu vorbesc de ce azi, în fine. Și eram și m-am dus la o selecție la FC Argeș și era antrenor faimosul Stelian Trandafirescu în 1989, mare antrenor de copii și junior și așa mai departe. Și aveam 15 ani și m-am dus acolo, așa, asta era în august, da, m-au luat la FC Argeș, da, am stat 3 zile la Pitești, bine, era ușor, de la Câmpulung la Pitești, am fost cu tata și m-au luat, am jucat primul meci libero, că eu jucam libero, așa, și Stelian Trandafirescu la al doilea meci, jucam cu grupele lor mai mari, deci pe noi de la 14-15 ani ne puneau să jucăm cu 18 ani, ne puneau, ca să vadă valoarea probabil, știi? Bine, primul meci ne-au dat aia, 9-1, ceva de genul ăsta, dintre toți, a fost o selecție și ne-a făcut o echipă, am fost vreo 30 și a făcut două echipe, care le tot băga, știi? Dar am jucat cu echipa lui FC Argeș, care era campioană națională și ei câștigau pe bandă rulantă titlul la vremea respectivă. Mă rog, ne-au dat 9-1, am jucat libero. Al doilea joc, așa, a doua zi, îmi zice Strandafirescu, du-te vârf. Zice că vă căștii cu mingea. Mai înțeles? Că eu eram așa, jucam stopuri, frumos, elegant, venea mingea pe piept, eram capul sus, așa. Știi? Companie. Da, așa, da. Nu, da. Și am jucat vârf, ne-au bătut cu 7-3, a fost mult mai echilibrat, am dat toate cele 3 goluri. Deci toate cele 3 goluri, unul cu un șut, două cu capul, așa. A treia zi ne-a spus, din aia 30 au oprit 4, eram și eu. Și ca să închid povestea asta, nu m-am mai dus și nu m-am mai continuat cariera de fotbalist, pentru că cred că chiar făceam carieră, pentru că în 89, la câteva luni, a venit Revoluția și s-a terminat tot, s-au tăiat banii, s-a tăiat tot ce țineau centrele și Luceafărul și toate alea, mă rog, știți, a venit Revoluția, haosul și s-au tăiat toate fondurile și nu m-am mai dus, n-am mai avut unde să mai mă duc, practic, pentru că a durat vreun an, doi, până când oamenii ne spuneau, vorbim peste 6 luni, e un haos, e revoluție, nu știm dacă mai avem bani. S-au schimbat liniile, în fin. Deci puteam să ajung să joc la FC Argeș. Nu știu acum dacă ajungeam titular. Credeți să ne înțelegem mai bine, pentru că a jucat și pe postul meu, a jucat și pe postul tău. Da. Nu că și eu tot libero am început. Dar fac o paranteză ce spui tu acum. Da. Exact atunci. Dar doar atât vreau să spun ca să termin ideea. Că nu asta, n-am vrut neapărat să... Bine, m-am și lăudat puțin acum, dar n-am vrut neapărat. Altceva am vrut doar să spun și cu asta închid.
Țin minte, da, mai ales la primul meci împotriva unei echipe mult mai bune, dar la primul meci împotriva echipei de 18 ani al lui FC Argeș, care, repet, erau campioni și credeți-mă, erau niște jucători de nebunei. Deci nebunei, ce nivel era în 89 la echipa de juniori. Așa, țin minte că prin minutul 60, apropo de oboseală, n-am mai putut. Meciul în care ne-au dat, v-am zis, 9-1 sau cât dracu ne-au dat, nu mai știu, primul meci. E, și apropo de pregătire, eu chiar știu ce înseamnă, chiar dacă sunt moderator, ce înseamnă să nu mai poți. Din minutul 60, din cauza oboselii, da, n-am mai fost lucid. Aveam, cum să spun așa, o pâclă, mai înțeles, ceață. În creier. Ceață. Da, o ceață, o pâclă pe creier, o pâclă, ăsta este cuvântul, aveam o pâclă pe creier, așa, nu mai gândeam deloc, cum să spun, alegeam, ajunsesem să aleg cele mai proaste decizii, da, așa, cum să spun, pierdusem aproape orice fel de luciditate, la un dar mai dădeam în ea să scap de ea, așa, și mă simțeam pur și ajunsesem deja prin minutul 70, m-aș fi scos, picioarele așa, erau ca stabilopozii, da, de la Mamaia. Da, neputincios, nu, ca stabilopozii de la Cernavod erau picioarele. Neputincios. Aia. Din cauza că n-am mai putut fizic. Și totul s-a dus nu doar în picioare, creierul nu mai ducea nici comanda la picioare, mai înțeles, nu mai ducea comanda nicăieri. Era o pâclă aveam. Pur și simplu. Și atunci chiar înțeleg ce înseamnă să nu mai poți fizic. Și nu vroiam decât să se termine. Nu știu dacă mă înțelegeți. Să fuier ăla sau să mă scoată. Las că știu senzații. Da, Deci, îmi cer scuze, nu vreau să fac pe deșteptul. Eu vă spun că până și eu, un amator, așa, cunosc acea senzație, nu mai vroiam decât să mă scoată. Dar era o pâclă, deci tot creierul meu era o pâclă, iar ochii nu-i mai aveam mari. Deja ochii erau ca atunci când ești între somn, așa, atât de obosit eram că și ochii începuseră să se închidă. Toate, repet, nu mai eram deloc cerebral, nu mai eram deloc lucid, nu mai dădeam în ea. Nu-mi doream decât să se termine. Iar pur și simplu mi se părea că sunt într-un vis în care, știți, visele alea când ți se pare că alergi și nu poți să alergi, că știi tu, când te miști, dar te miști foarte încet în vis și nu poți să fugi. Te aleargă unii, te căsăpească și tu nu poți să fugi și te trezești. Așa. Și când m-a scos, da? Când m-a scos, am avut un oftat așa de ușurare, de-abia m-am târât. Apropo de partea fizică, că este decisivă. Deci n-a mai fost, numai zero, cobra, zero luciditate. Deci așa eram, zombi eram. Deci zombi, ce să mai joci fotbal? E, dacă aș fi avut pregătirea fizică așa, lucrurile, bineînțeles, ar fi stat altfel. Nu mă refer la mine, mă refer în general. Adică cât e de important, am simțit senzația aia. Vă spun eu, am jucat cel mai bine fotbal când am fost bine pregătit fizic. Și îmi doream să mă pregătesc fizic, câteodată rămâneam după antrenament să fac lucruri, pentru că simțeam în timpul jocului, ce spui tu, prin minutul 80, că nu vine mingea la mine și nu pot să dau cu piciorul în ea. Mă, stai să o trimit. Nu să dau unea. O trimit puțin mai încolo ca să nu mă deranjeze. Cu cât ești antrenat mai bine fizic, cu atât meciul este mai ușor pentru tine. Dar când ești obosit, pâcla e corectă? Adică pâcla aia? Exact. Care... Nu știi ce să... Doar să scapi de minge. Știi când și fugi în spatele... Nu, eu v-am explicat ca un amator. Adică până și eu, un amator, înțeleg ce înseamnă, cum să spun, cât e de importantă pregătirea fizică. M-am tăiat ca maioneza. Pâcla aia care era lipsă de oxigen. Exact. Lipsa asta de oxigen se predă pe la școală. Deci când i-a avut pe foștii fotbaliști, ce să caut eu la școală să-mi explice aia fiziologie, să-mi explice aia, ce treabă am eu cu astea, domne? Eu trebuie să știu 4-4-2 și toate alea. Bă, băieți, duceți-vă fraților la școală și deschideți urechile mari, că aflați niște lucruri care vă pot ajuta în carieră, să înțelegeți. E altă meserie. Bineînțeles că e altă meserie, pentru ca să nu ajungi la pâncla asta. Am colegi care îi spun, nu, domnule, dacă am fost fotbalist. Andrei, și primul lucru, trebuie să-l faci pe jucătorul de fotbal să se antreneze ca la meci. Asta este cea mai mare problemă. Că în antrenament se fură foarte mult. Exact. Asta este cea mai mare problemă. Și atunci nu mai este așa o mare surpriză oțelul lui Dorinel. Da? A venit băiatul ăsta, fostul preparator fizic al lui Mides Borou, atunci când ne-a scos Mides Borou, da? Chris Bats, și a spus, forța fizică, pregătirea fizică este motorul, adevăratul motor, varpul, ca în Star Trek, care îți dă varpul ăla, îți dă viteza aia, îți dă forța, nu? Asta e, nu? Și atunci nu ne mai mirăm de Dorină. Toți am fost de acord cu el. Deci toți am spus. Că știi, noi am fost fotbaliști. Nu? Îți spun ceva, cum a zis el, că a dat probele de joc și a jucat la fel. Exact în acea perioadă, la 89, s-au făcut centrele olimpice, în 90. S-au înființat din nou. Și m-am dus și a dat și eu testele. Și nu m-au luat. Și după ce nu m-au luat, deci aveam 16 ani, a venit un antrenor și mi-a zis, tu ești cel mai bun.
tu de acum încolo nu mai joci la 16 ani, te duci și joci la 17. Uh-huh. Și am jucat 2 ani de zile, genul, era mai mic, și am ajuns la 18 ani să joc încă un an în plus. Uh-huh. Cine e antrenorul? Că... Morovan, era domnul Morovan. Ați auzit și de Stelian Trandafirescu, nu? Da, da, furiaș. Da. Deci era considerat, cum e Hagi acum considerat în Superliga, la nivel de copii și juniori, așa era considerat. Cred că îl cheamă Stelian. Păi, dar parcă Stelian Trandafirescu. Eu am avut un blackout. Dar Trandafirescu sigur. Da. Stelian Trandafirescu era jurnalist. Nu, nu știu. Da, probabil, dar știi cum i-am rămas. Dar Trandafirescu sigur. Eu am avut un detaliu la tine. Spre Cabarea Gura de Ham, țin minte, eram într-un cantonament. Stai, stai, n-am regretat că nu m-am făcut fotbalist. Nu, nu, după aia, privind era, retrospectiv, era, n-am regretat deloc. Adiștie, zic, în fiecare zi zic, bine că a venit Revoluția. Ia atent, noi avem forbanul acolo, da. Și făceam forbanul și era un traseu de Cabana Gura de Ham și trebuia să ne dar. E, am plecat așa tare, eram tinerel atunci și am plecat tare și sunt câteva pante criminale până ajungi pe un platou și pe mă ia urci spre Cabana Gura de Ham. Am plecat tare, m-am sufocat, mi-am revenit pe platou și când să urc din nou spre Cabana Gura de Hampur, mă făceai o buclă mare așa, am zis că nu mai văd. Ceață, tot, m-am așezat. Ceața și ceața mea, ceața ta. Când la 20 de metri în față, Gabriel, era și Stelica. Uite, era și Stelica, că Stelica zicea atunci că, mamă, eu mor, fac, s-a așezat și a zis, eu de aici nu mai plec, să-mi trimită elicopter. Care Stelica? Stelea. Bogdan Stelea și a zis că de aici nu mai plec să-mi trimită elicopter. Oria, vine frate meu. Da? Deci eu eram la Steaua și vine fratele meu în primul cantonament, unde zice, la Forman. Și la un moment dat, la prima alergare, cum ziceam, voi erau anumite parte, mă uit în spate și Sabin urca cu o bâtă în mână, ca ciumaria, știi? Punea, eu mă retrag, n-am așa ceva, nu există așa ceva. Bâtă, urca, iar arată, cu o bâtă în mână, ca ciumaria, dar să sprijineam bâtă. Și ce? Și ce? Voi, cum n-aveți cum să fugiți așa pe aici pe pantă? Da, nu, da, n-ai cum. Uh-huh. Stângaciul la fel se punea în fund și stătea acolo, el fugea prima pantă. Și Neimi ce vă zicea? Sau cine era atunci? Numai că nu era. Ne-a zis și Neimi. Cum? Ce vezi? Dacă nu terminați în 55 de minute tot traseul, mai dați o dată. Mai faci o dată. Și erau alea la 7:20 dimineața, erau 7 și ceva, la 2:00. Dacă nu terminați. Ați în 55 de minute. 55 de minute traseul, mai dați. Mai faci o dată, da? Și cum fugeai? Aruncai Sabin bâta, arunca tot. Nu, nu, ăla nu putea să zice, eu mă retrag. Mai bine că n-am cum calul ăsta. Păi, da, apropo de da, asta... Îmi cer deci Gabriel Trandafirescu, profesorul Gabriel Trandafirescu, eu fiind, intrând până la urmă în breaz la ziariștilor, am rămas cu Stelian. Da. Da, profesorul, mare antrenor, mai ales la nivel juvenil, repet, era atunci cum e Hagi acum în Superliga. Asta era, cum să spun, aura, reputația profesorului Gabriel Trandafirescu. Ce vreau să spun apropo de asta, că nu mai fac, nu știu dacă mai țineți minte că astă vară a circulat o știre despre Oțelul Galați. Deci, prima știre, se transferă de la Chindia Târgoviște jucătorul Celea, un fundaș central, așa, și l-au prezentat, au semnat așa, și la vreo 4 zile a apărut altă știre. Celea a reziliat contractul cu asta. Așa. Hei, Celea cred... 4 zile a stat la Oțelul. Da, a fost aprins un pic în cantonament. L-a luat Dorinel în cantonament. Și omul a fost corect, domnule, eu nu pot să rezist la așa ceva și Celea nu mai este nici în ziua de astăzi la Oțel, nu știu pe unde s-a dus să joace, că a cam dispărut. Deci ăsta este efectul unui cantonament de genul ăsta. Stai Celea să mai râdem un pic. A reziliat. Mă duc și mă antrenez cu sportul Dan Petrescu, antrenor. Eram în Poiana, Brașov. Și zic, eu mă cu sportul studențesc? Da, da, când erau copii. Și zic, Petrescu, vin să mă antrenez și eu cu tine, că m-am 2 săptămâni și plec la Valencia. Vin un coace. Și după primul antrenament, zic, păi du-te, bă, și culcă-te, deci nu e sănătos la cap. Vrei să mă omori, mă duc să joc. Ce ați făcut prima dată? Deci nu știi cum să alergă la Petrescu. Exact ce spune. Nu alergi? Așa am aflat, am aflat de ce Petrescu a luat 6 titluri. Nu alergi? Sau 5 titluri. Nu sau poți? Te duci puțin mai. Deci a luat 6 titluri CFR-ul cu Petrescu. Da. Deci dacă nu alegi, te duci. Nu, păi nu ți-i ridici. Și ce ai trebuie zis? Să te antrenezi. Ce ai zis lui Petrescu? Trebuie să te antrenezi cum joci. Ce ai zis? Dănuț. Te pup, nu? Da, puțin. Da, stai tu liniștit că mă duc și mă antrenez singur. Mai bine, nu mai. Cu tine că nu știu ce le faci. Era pe pistă, jur. Deci n-am văzut așa ceva. Da. Nici nebun. Nu poți să faci așa. Așa trebuie să facem. Oprița, mi-a fost și coleg. Da. Și i-am fost și antrenor în perioada Petrolul. Crede-mă că într-un cantonament de la munte, de la Predeal, făcând niște serii tot așa dimineața și era și zăpadă, a venit după antrenament la mine la ușă, da, cu bagajul. Cu bagajul. Și a zis, am venit să-mi iau la revedere. 29 de ani a fost accidentarea aceea. 29 de ani, vomase pe traseu. Un top forban?
Nu, Predeal. Predeal, așa. Dar spre, da, unde spre, spre Susai. La Steaua, spre Susai. La Steaua, nu? Nu, la Petrol. A, era, eram antrenorul lui. Ah, tu erai antrenor. Eram antrenorul lui. Și spre Susai, este un traseu frumos spre Susai. Și la niște alergări din astea, în timp, la una dintre ele, la a doua sau a treia, a vomat și a crezut că îl las. Și l-am chemat în pauză, așa, am vorbit cu doctorul așa, și a zis că mă duc la hotel. Nu, nu, mai e două de făcut, mai e două serii. A zis că e inuman. A venit, s-a terminat antrenamentul, s-a dus, s-a făcut duș și a venit cu bagajul în fața ușii. Și a zis că mă las. A zis, băi, din ele, din ele. Vino încoace. Hai să stăm puțin de pe. Hai să stăm. L-am chemat și pe doctor. L-am chemat și pe... Uite așa, uite așa. Da, știi că era, ai fost coleg cu mine. Mie îmi plăcea să mă pregătesc. Mm-hmm. Nu. Păi vezi, nici ție nu-ți place. Dar când o să devii antrenor, uite și uite, uite, uite de ce vreau asta, uite, mai avem o lună până trebuie să urcăm curba de efort ca apoi să coborâm și să fii la, la meciul oficial. I-a explicat și doctorul din punct de vedere științific și a rămas și a mai jucat 5 ani oprița. L-ai convins, da, nu? După și bagaj a zis că se lasă. Și am mai jucat 5 ani. Și acum oprița la Steaua, la fel face. Cum puteam să aduce? Eu moară pe jucători. La fel le face elevilor. Elevilor, eu moară. Da, îi distruge. Da, eu moară. Deci, 17 ani jumătate mă ia la prima echipă, la Electroputere, plec în cantonament la Sinaia. Marian Bondra, antrenor. Primul antrenament, mă trezesc dimineața când mă trezeam la 7 jumate, pe platou. Fiind junior. Deci eu mă antrenam ca la junior. Și am început antrenamentul și după vreo jumătate de oră așa, s-a terminat genul pauză și am vrut să plec de pe teren. Și ce faci? M-a întrebat. Păi nu s-a terminat antrenamentul? Și încălzirea? Asta a fost încălzirea. Îți dau cuvântul meu de onoare. Da. Nu glumesc. Da. A zis, cred că ceva îmi scapă de sub control aici. Mă las. Nu mai cum. Dacă asta a fost încălzirea, eu fiind junior, deci să te antrenez cu seniorii, cred că mă las. Nu mă apucă o lună de zile la echipa asta. Mai bine mă duc prin Germania, fac eu ceva. Mă duc cu fratii meu, da, fac cu alba neagră. Da, da, exact. Termin cantonamentul cu ei, da, și ajung, fiind în clasă cu Gabi Popescu și cu toată lumea, dăm testele sportive. Eu fiind în clasă. Și acum trebuia să dau la liceu testele sportive cu ei. Am antrenat două luni de zile la Sinaia. Și le zic la ăștia. Aveam testul cu părere de dată. La școală. Și zic, să vedeți cum să aleargă. Deci Gabi Popescu, care vine și el după mine, da, și zice, cum? Stai să vezi acum. Aha. Deci când am plecat din starturi, da, deci nu știu că trebuia să dăm vreo 3208 ture de teren, cam de genul, două ture jumate le-am scos în față. Vedeți cum să aleargă? Noi ce-a făcut până acum, cred că nu, ei nu, nu, asta nu. Așa să aleargă, mă, nene. A, deci tu după două luni de Sinaia sau ce, de două platou? Două luni de Sinaia, de platou, când am dat testele cu, da, cu juniorii. Ai terminat cu două ture jumate înainte? Înainte. Am plecat cu ei prima tură și zic, țineți-vă bine, acum vă arăt cum să aleargă. Și când am plecat, am zis, nu e posibil așa. Nu e, da, da, da. O să vedeți când urcați la prima. Deci două ture jumate. Da. Am scos aproape un 1000 de metri. Andrei, să revenim la FCSB. Pragmatică? O echipă pragmatică a câștigat asta anul ăsta? Fără să pragmatică fără să impresioneze? Un pic de pragmatism mai mult. Ți-am zis, pragmatismul eu îl văd și altfel. Nu, adică, ok, lucrul bun este că se apăr, sunt foarte multe momente în care se apără 10 jucători sub linia mingii. Ăsta e un lucru foarte bun, că nu mai sunt prințișori care să spună eu n-am treabă cu asta și lasă pe aia 8 să se apere tot meciul. Asta este lucru bun. Lucru mai puțin bun, că o echipă de valoare a FCSB-ului ar trebui în momentele în care este în avantaj, echipa este în avantaj, să știe cum să gestioneze având mingea, nu fără minge. Mm-hmm. Dar te văd, te-a enervat rău Tavi Popescu la faza din minutul 90. Tactic, bineînțeles. Nu. Îmi pare atât de rău de jucătorii talentați că nu pot pricepe. Dar ce a făcut practic? Eu recunosc, n-am fost, nu mi-am dat. Ce a făcut practic? Indolență, nu? Fază fixă. Știu, dar indolență? Ăsta e cuvântul? Nu știu ce e indolență. Poate nu e indolență, poate e lipsă de putere de concentrare. Eu și eu zic la fel, e lipsă de concentrare. Sau lipsă de experiență? Nu e vorba de experiență aici. Și el de ce face? Deci el este în marcaj cu un coleg de-a lui mai mic decât de vârstă decât el, că e jucătorul under de acolo. Vine centrare peste, el se uită după minge. Mingea se duce puțin mai departe de zona lui, pleacă jucătorul de lângă el, pe care el îl avea în supraveghere, la fața fixă la care se apăra, și el stă pur și simplu.
Deci ca la teatru, a? Da, s-a uitat da, cum s-a uitat? S-a uitat la colegul, la adversarul lui care s-a dus și a tras și a scos o termovană. Dar ca la teatru, nu? Da, adică... cum a fost și la UTA. Deci eu nu cred că e indolență asta. Eu cred că este incapacitate de concentrare pe termen lung. Eu asta cred că este. El da, nu... dar va fi greu să ajungă un fotbalist mare. Păi aici e problema și aici e problema e corect care asta că e greu să ajungi fotbalist mare dacă... Nu vezi așa. Sau n-ajungi. Foarte rar vezi nu, așa. Sau n-ajungi fotbalist mare. E greu să ajungi fotbalist mare fără această capacitate de concentrare permanentă. Uh-huh. Trebuie să te doară capul la un moment dat. Până la sfârșitul meciului, din punctul meu de vedere, trebuie să te doară capul de concentrare. Uh-huh. Dacă nu ai o anumită relaxare care să-ți vină din valoare, să zici, bă, eu asta știu să fac, asta trebuie să fac. Când sunt în careul meu, mă compor ca un apărător, când sunt în careul advers, mă compor ca un atacant. Și invers. Se întâmplă și... Păbudescu nu-l dar capul niciodată. Da, că nu ajunge acolo. Mă, apropo, ce mai face Țicu? Țicu, m-am întâlnit ieri la meci cu el, era dărâmat. Era pur și simplu negru. De Țicu? Pară. Așa am stat de vorbă. Nu te-am întrebat de Iancu. Zic, vină puțin să... Te-am întrebat de Țicu. De Țicu. Cel vină... care l-a faultat. Și zic, hai mă, vină cu avalii să stăm de vorbă. Ce s-a întâmplat? Domnul profesor zice, mai bine... Nu știu, mă duc undeva, plec undeva, nu pot, vreau să joc. Păi zic, s-a judecat, zice, da, dar am și eu... Dar e în pronunțare, spun, nu, Andrei? A rămas în pronunțare, nu? Da. Zice, nu a fost încă anunțat oficial. Sunt puțin dezamăgit de relația pe care o am cu cei de la Hermann. De ce s-a întâmplat? Mi-au promis că trimit o hârtie către Comisia de Disciplină prin care să spună și ei că n-a fost cu intenția ce cu înainte de judecată. Înainte de judecată și n-au mai trimis acea hârtie care el crede că acea hârtie îl ajuta într-un fel și că cei de la Petrol împreună cu el i-au promis lui Dragoș 1000 de euro pe lună până își va reveni copilul. A Țicu, Țicu îi va da împreună cu cei de la Petrol 1000 de euro lui Dragoș lună de lună, lună de până lună, când va reintra primul meci? Da, da. A, deci Țicu a făcut gestul ăsta, face gestul ăsta? Țicu cu cei din clubul Petrolul, da. Uh-huh. Îi vor da 1000 de euro pe lună și așteaptă să joace fotbal pentru că... Și pe Hermann Stein n-a mai trimis hârtia, nu? N-a mai trimis hârtia. Și era dezamăgit, Țicu? Era dezamăgit, da, pentru că au vorbit și cu Dani Coman, a vorbit și cu Dragoș și au spus că nu e nicio problemă. Că trimis hârtia, nu? Că n-au mai trimis hârtia, ca da. La noi. Probabil că da. N-au avut faxul. Da, și o să-i dea deci dă Țicu cu cei de la Petrolul, da. Îi dau o rentă, cum ar veni, de 1000 de euro pe lună? 1000 de euro, până revine. Până când revine, până la primul meci în care revine. Până când revine, da, și eu cred că, din ce am citit, regulamentul este la o asemenea accidentare, este între 6 și 8 etape, nu, Andrei? Cam așa, au trecut 3 plus meciul de cupă plus cele două de campionat sunt 3. De exemplu, la Mihalache, atunci când, din ce țin eu minte, mi se pare că i-au dat 8 etape, prima instanță și au redus la 6. Da. Parcă așa țin. Da. Bun. Păi, deci Țicu n-ar mai trebui să stea mult. N-ar mai trebui să stea. Dacă... Bun. Întrebare și după aceea mergem la Gabi Safta să vedem ce se întâmplă în Israel și care sunt reacțiile presei mondiale. Pentru că, încă o dată spun, în noiembrie noi ar fi trebuit să jucăm meci probabil important, hai să nu zic decisiv, sau poate chiar decisiv cu naționala Israelului în Israel. Dar în octombrie trebuia să joace Israel săptămâna viitoare. Da, săptămâna viitoare, Israel, da. Dar probabil că nu se mai joacă acolo, îți dai seama. Alexandru, Vivi. Da, Alexandru... Noua găselnița lui Gigi. Da, un jucător tânăr, bun, cu fizic, dar eu tot îl văd mai bine ca fundaș central decât ca mijlocaș. Mhm. Uh-huh. Văd că are calități, are o gândire destul de rapidă, deci știe, acoperă spațiile, l-am văzut că nu e frică cu mingea la picior. Un gol superb. Un gol de atacant. Uh-huh. Un gol de companiu. N-au dat de acompanie niciodată așa. Mă pare de pe lângă parte. Sau cu capul, măi, da, la companie cu mingea ai problemă. Așa. Când lovește mingea, zici că face fractură ca lui Dragoșeancu. Să-l trebuie să-l sună pe domnul doctor Dinu când dă minge companie. Hai, băi, Vivi, acum serios, e duminică. Tu l-ai văzut cum mă lovește? Hai, și acum serios, chiar mi se pare că deja exagerez cu copilul, cu copil, mă rog, cu băiatul ăsta. Așa i-au făcut și lui Giru în 2018 când au ieșit campion mondial. Așa a zis de Giru, n-a dat niciun șupă poartă în turneu. Ai văzut ultimele în Gazeta Sportului de săptămâna trecută, niște statistici al lui Companiu? Știi câte dribling-uri are pe meci? 0,5 dribling-uri. Câte goluri are? Câte goluri? 8 goluri sau ceva de genul ăsta, 4 deci, din penalti. Deci, el jumătate din are. El este Birtala, nu știu care e, eu cred că fotbalul românesc. De ce? Intră la doar la
penalti și este cum ieșea Birta. O fi ușor. Așa e companiu. Hai să-l sunăm pe Mitriță să-l întrebăm dacă e ușor, dacă era bine să fie companiu aseară. Să vedem dacă e așa ușor să dai din penalti. Că vorbeam cu niște prieteni, am adunat o seară cu ei și fan Steaua, FCSB. Da? Și tăteam și discutam cu ei. Sunt, la Steaua sunt câțiva jucători foarte importanti, da, din punctul meu de vedere. Șut, Olaru, Coman și companie. Nu vorbim de echipa de linia de fund. Da. Ei. Păi ăștia cam înscriu, dau goluri, nu? Da. Atunci așa începem, vedem cu ce face cu restul. După aia îi adaptăm pe ceilalți. A, ăștia patru, ăștia care... ei băga, că ninge, că ploaie, băga titulari. Păi hai să scoate pe companie, are 8 goluri. Cine intră? Miculescu, care are un gol? Nu. Ca la matematică. Da. Tem, da. Da. Nu e bun. Da. Nu. Stai o secundă. N-are 8 goduri. În fine, nu contează. Dar sunt jucători, da, care... Deci care sunt careu de și care tu nu l-ai scoate? Din echipă? Da. Șut, Olaru, Coman, companie. Da, cu ăștia patru ai începe echipa, nu? Lăsând linia de fund. În linia de fund poți să pui pe oricine. Dacă ăștia îmi dau goluri, da, și joacă și îmi dau goluri, înseamnă că am un avantaj față de adversari. Deci pe ăștia nu-i... cu ăștia începe echipa. Cu ăștia începe echipa. După pun în dreapta Tavi Popescu. Ce chestie, văd că vezi cum ce chestie. La începutul campionatului eu aș fi crezut că o să fie și Djokovic între ăștia 4-5. Păi data Djokovic nu dă gol. Eu zic de oamenii care dau gol în România, care joacă. Adică tu pleci din ăștia 4, sigur unul o să-ți dea gol în timpul meciului. Și 1-0. Uite, ai și șut, a dat Lisandru gol. Din aceeași poziție, joacă în aceeași poziție cu el. Ăștia patru joacă. După aia vedem de ceilalți. Că Andrei o să-mi dea dreptate. De ce? Dau goluri. Așa. După vedem. Fac diferența. E. Noi doi suntem singurii care suntem fan companiu la emisiunea. Aici toată chiar, lumea e... Păi nu. Stai puțin că nu e nici în primii 10. Stai că l-am la mână. Până. Stai că Vilian Vivi la mână acum. Chițu, Nistor, Rahmani, Olaru, Paraschim, Dunga, Dispop, Otele. Stai puțin că ăștia nu joacă la Steaua. 5 goluri. 5, nici nu are nici 5 goluri. Nu joacă la Steaua ăștia. Nu joacă. Și uite-te câte joacă 45 minute. 7 goluri Chițu, uite, vezi, Nistor 6. Dar ce gol a dat Chițu. Mamă, ce gol. Înseamnă că are 4 goluri. Ilie, ce gol a dat Chițu. Stai că l-am găsit pe companiu. E în pagina a doua, companiu. Așa, da? 4 goluri are. Da? Da, e la egalitate cu Larie. Băi, dar ce de gol? Ce de gol lui Chițu? Senzațional. Mamă, cu spatele, stopă, piept, pivotare, perfect, lovește mingea vincul. Super. Da. Un jucător foarte util. Între trei jucători, știi? Bine, acolo greșeala de poziționare. Și tu dacă s-a apărat Butean la tine. Da, Butean. Lăsat marchează să depărtezi. Mi-a plăcut golul. Vrei să spun ceva? Unul dintre jucătorii cei mai constanți, valoroși în Constanța, acest Chițu. Un jucător care, și un băiat ok, l-am văzut și la interviuri, cum să spun, vorbește, spune lucrurilor pe nume, nu se ascunde, un tip așa, cum să spun, cu personalitate și un băiat așa modest în sensul frumos al cuvântului. Chițu, un jucător indispensabil. Scoate-l, Andrei, pe Chițu de la Craiova, lui Mititelu, scoate-l. Pe Ejale. Da, locul 13. Dacă și ia golurile, sunt la retrogradare. Da, locul 13, 15. Probabil. Da, probabil la retrogradare. Alexandru? Bun, pentru moment. Eu am mai văzut cazuri de genul ăsta, când o laudă excesivă a distrus un jucător. Aș vrea să mă păstrez pe o zonă de echilibru. Este un jucător bun, e un jucător ok. A dat ieri un gol în urma unei faze fixe. A arătat că poate juca și fundaș central și mijlocaș în campionatul României. E de urmărit. Interesant. Interesant. Nu? Un jucător interesant. Teoria lui Adi cu cei patru cu care se începe echipa? Mi se pare foarte bună din perspectivă ofensivă. Mi se pare foarte bună. Și cu companiu, da? Bagă-l pe Cârtu să echilibrăm. Da, să te salveze. Da. Păi același număr de gol cu Larie. Pe cine ai băgă în atac la Steaua? Păi nu, ți-aduc un vârf. Până să aduc, ăștia sunt cei mai importanti din lume. Ce se întâmplă la Real Madrid? Deci Real Madrid l-a pierdut pe Benzema, da? Și au făcut niște o socoteală, probabil, băieții acolo și au văzut câte goluri a dat Benzema, cu cât a dăruit masa în ultimele N campionate și așa mai departe. Și a zis, ok, ce facem? Găsim vreun vârf de talia lui Benzema, să-l băgăm acolo? Bă, nu prea găsim, că uite, na.
sau Bayernul, cum l-a luat pe Kane, că a zis, mă, Kane e, uite ce am pățit fără Lewandowski sezonul trecut, uite, Kane vine acum să dea goluri, pentru că la atacan și la zona ofensivă. Și începe să dea goluri. Da. Și atunci a zis, păi, ok, hai jucăm cu două vârfuri, cumva vedem noi care să fie doi jucători mai așa, și l-au ce-n pe ăsta, pe Bellingham ăsta, că ăsta vă cădă goluri, știi? Și suma totală a golurilor marcate se păstrează undeva acolo unde are nevoie Real Madrid să câștige toate trofeele. Uh-huh. Când a plecat Ronaldo, de la ei s-a făcut aceeași discuție. Dom'le, cine că dacă și-a ăsta sutele de goluri pe care le-a dat, cine vine în locul lui? Și ăștia au zis, băi, Benzema nu o să poată. De ce? Că Benzema era un fel de servant al lui în momentul ăla. Dar s-a văzut că și Benzema are capacitatea să marcheze. Deci calculele astea pe care le face și Adi sunt foarte importante pentru zona ofensivă. Deci dacă vine și Companio și ia sutele de goluri marcate... Aș vrea să socotim noi la echipa națională așa, să spunem, uite, ce jucători sunt aia care au dat goluri. Hai că-ți dau o întrebare acum încuietoare. Da. Companiu e jucător, dacă putea fi național, putea să primească cetățenie naturalizat, era jucător de națională? Dar îți răspund eu acum direct. Da. Nu. Da. Andrei, de luat în lot, nu neapărat de jucat cu el, era? Dar nu, răspunde direct, că mi-ai spus că tu cu Ilie sunteți... Răspunde direct. Era jucător de selecționat? În lotul... Dacă era român? Da. Să spunem că era român. Dacă îl naturalizezi, să zicem. Nu mai poți să zicem. Nu e român. Și o vârstă. Nu e român. Nu. Noi vorbim de Companiu italianul care, să zicem, că ar putea să primească cetățenie. Că există posibilitatea asta. Pentru este de luat? Nu mai contează. E de luat? Dacă Companiu era român, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta era putea fi o soluție pentru echipa națională. Vârful echipei naționale? Nu știu, vârful. Nu știu dacă titular. Dar era o soluție pentru că la noi, la atacanți centrali, target player de genul hai ăsta. Hai să mergem, Vivi. La Cârțu. Vivi, hai la meci, la Cârțu, să ne salveze Sorinaciu. Sorinaciu, noi nu avem cantitativ, nici nu mai vorbești de calitate. Un vârf ca și Companiu. Uite-te ce atacanți sunt în campionatul României, că sunt străini, mare parte dintre atacanții care joacă, atacanții centrali. N-am înțeles. Și afară ce atacanți avem care să joace. Ce atacanți avem care să joace. Deci pe profilul lui Companiu noi nu avem. Asta spui de fapt? Mă apuc eu. Da, mă auzi, Andrei, pe profilul... Dacă s-apucă Adi, îmi retrag cuvintele. Pe profilul lui Companiu nu avem? Foarte puțin. Da? Deci putea să fie o soluție, nu, Companiu? Dacă era român, eu cred că era luat... Bun, și dacă e Companiu și să zicem că era naturalizat, acum 3 ani începea procesul, înțelegi, putea fi luat? Asta trebuie întrebat. Nu, cu odată nu se joace. Adică era de echipa națională, asta te întreb. Deci eu n-aș lua un jucător naturalizat. Ținând cont de criza care e. Horia era convocat, clar nu știam dacă joacă. Adică dacă Companiu a ajuns pe lista largită la Italia, pentru că și acolo e criză de atacanți. Și acolo e criză de atacanți, că de-aia a ajuns Companiu pe listă. E criză de atacanți și la noi în România și probabil că era, dacă era român, el era pe listă. Era pe lista la noi, da, nu? Așa cred. Ia zi, dacă l-a luat, era pe lista la italian, cum să nu fie la noi asta? Pe o logică simplă, nu? Păi da. Chiar dacă Italia e într-o criză, Italia e necalificată. Probabil că au luat, dar cifrele și când l-au văzut că jumătate din goluri sunt din penalti și când l-au fi văzut și la meciul. Că... Stați liniștit că și Eugen Barbu a avut o problemă cu Cămătaru și pe urmă și-a revenit. Da. A văzut ce a jucat. Îl avem pe domnul Iftime la telefon, patronul celor de la Botoșan, cât o mai fi patron și domnul Iftime, săracul. Bună ziua, domnul Iftime! Bună ziua! Bună ziua! Greu vă treziți după înfrângeri din astea. De vreo oră tot vă sunăm. Domnul Horia, la ora asta e Sfânta Liturghie. Îmi cer scuze. Vedeți? Și la noi, noi avem Sfânta Muncă la emisiune, tot ceva cu... Așa este. Da. Numai că până la 11:30 cel de vreme n-am cum să vă spun. Da, nicio problemă. Dar ce faceți acum? Serios, sunteți la fel ca domnul Becali? Duminica mergeți la liturghie în fiecare duminică sau cum? Nu știu că dacă sunt ca domnul Becale, dar merg la Sfânta Liturghie aproape în fiecare duminică când pot. Am înțeles. Deci, pot de. O faceți în mod constant? O fac în mod constant, doamne știu. Doamne ajută. V-ați ruga puțin și pentru echipă să nu retrogradați? Mă rog continuu pentru echipă, nu doar duminica. Problema este că avem nevoie de nu știu de ce. Poate și un pic de noroc aseară. Sigur că am ajuns a doua repriză, am jucat mai binișor. Prima repriză a fost mai... Da, e greu de spus, greu de comentat, dar dacă n-ai cei 3-4% așa de partea ta din atmosferă, nu prea este.
înțeleg că a fost chiar un fel de fault acolo la Șeroni, în povestea Șeroni astăzi. Adică dimineață el supărat cumva. În fine, eu nu cred... Adică ce, Șeroni ce a zis? Că a avut penalti? Cred companiul, da, l-a lovit, da, da, da. Da, a, și Șeroni că... era supărat azi dimineața, a zis că trebuia să dea penalti? Da, el spune, domnule, faci cât poți, dar dacă ai o singură ocazie și nu o dai și am avut două ocazii și n-am marcat, asta înseamnă să ai să fie o echipă cu potențial mic sau o echipă slabă, așa cum a fost noi aseară, și am avut două, trei ocazii, n-am marcat. A mai fost o de asta un fault acolo, că nu ni s-a dat, și cam asta este. FCSB e mai bună, el a dat un gol, a știut să joace după aceea, bun, na, asta e. Poate nu FCSB e o echipă care mă bate, din păcate, știți, eu am pierdut puncte prețioase cu alte echipe și abia acum poate ne-am trezit. Acum, sincer vă spun, sunt destul de hotărât să nu retrogradez, chiar dacă nu știu care e drumul. Dar fac tot ce pot să rămânem în Liga 1, pentru că mă uitam și aseară, eu n-am fost la meci, am fost plecat undeva, dar nu mai contează. Povestea este că e un eveniment fantastic, domnule, ce face fotbal din lumea asta. Un oraș care a prins, cum să spun, un oraș care trăiește la un meci de fotbal, pur și simplu. Mii de oameni în Suceava, adică păcat, adică merită cumva prea mult respectat subiectul ăsta, evenimentul ăsta, fotbalul ăsta ca eveniment, ca și sport, e extraordinar. Creează o emulație în oameni, dă un tip de fericire pe care nu dă nimeni, nici un mare alt spectacol. N-am văzut până acum, cel puțin în zona asta noastră. Hai să vă întreb ceva, dar sincer acum, domnul Iftime, că ați fost și la Sfânta Liturghie și dumneavoastră sunteți și un tip așa direct. Vă întreb sincer, dacă, Doamne ferește, că nu vă doresc, pentru că mie chiar îmi place ce ați făcut acolo și dumneavoastră sunteți un om de calitate, echipa creează o emulație. Dar dacă retrogradați, vă retrageți? Da. 200%. Deci, domnul Horia, nu pot... Domnul, vă mai întreb încă o dată. Vă asumați ce spuneți acum? Sunteți în direct. Deci vă rog să spuneți peste tot și dacă eu pot continua în Liga a doua, atunci sunt altfel de om. Eu nu pot. Am făcut până acum, fac în continuare, fac toate eforturile. Să văd ce se întâmplă până în iarnă, până mai am câte 5 etape, 6 etape până în iarnă, după care se văd în iarnă ce întâlniri pot să fac, în așa fel încât să mă pot lupta cu cele 4-5 echipe care cred eu că sunt în zona bun, asta. Bun, și care... dacă totuși retrogradați, deci vă retrageți? 100%. 100%. De ce? Că nu mai pot, adică eu nu trăiesc în fotbal, am făcut asta din mai întâi într-un fel de pasiune, după aia am intrat într-un fel de responsabilitate socială față de oameni din județul ăsta. N-am simțit și nu simt niciun fel de efort al altora care stau în județul ăsta să întâmple ceva. Adică vorbesc de stadion, de lucruri care țin de Academia de Copii, care au un interes local aici, știți? Iar eu nu trăiesc din fotbal, încă o dată. N-am fost nici mare fotbalist, nici n-am luat bani din fotbal. S-au cheltuit foarte mulți bani. Eu și asociați din companiile noastre care finanțăm fotbalul ăsta, am cheltuit milioane, zeci de milioane de euro. Suntem într-o linie în care cred că atât putem. Mai mult nu putem. Și n-am rezerva mea, cum să spun eu, morală, starea mea ca să mă duc mai departe cu fotbalul ăsta în Liga a doua. Și am și vorbit cu asociații mei. Nu este niciun fel de variantă. Dacă ferească Dumnezeu retrogradez, să rămână în fotbal. N-am nicio variantă în momentul ăsta. Nu știu ce o să se întâmple până la vară. Dar, încă o dată, eu spun asta pentru că am cumva certitudinea sau am cumva garanția mea, cel puțin pentru mine, că nu voi retrograda. Că pot mai mult, că știu cumva ce cu fotbal. Am înțeles. Da? Nu puteți nici din punct de vedere al omului mândru, până la urmă, care e Iftime și care a realizat multe lucruri, să fiți în Liga a doua. Nici asta nu puteți să o faceți. Dar nu e vorba de mândrie. E vorba de, sincer, nu cred că trebuie. Eu nu desconsider fotbalul, oricare ar fi nivelul în care mă mișc. Povestea este că nu mai am rezistență morală, nu mai am trăire, nu mai am stare să mă duc mai departe cu fotbal în Liga a doua. Pentru că Liga a doua nu stai decât ca să intri în Liga 1. Iar în Liga 1 am fost, știu cum e, o echipă mică a Botoșaniu, în matematica, oricărui om normal la cap va cheltui continuu bani, trebuie să fii prea dibaci, prea bun ca să stai în Liga 1 cu 5 milioane și ceva de euro buget, să poți face rost de bani ăștia ca să aduci bani de acasă. Domnul Iftime, câți bani ați adus de acasă de când sunteți în fotbal?
Aproximativ, nu, așa, aproximativ. Peste 10 milioane de euro, cel puțin. Dar cred că în momentul ăsta vreo 12 milioane de euro. Deci nu, eu vorbesc de nu alte ajutoare. Banii dumneavoastră munciți cu sudoarea frunții, nu, ca bani, să zic așa. Bani munciți cu din adevărat, din profitul companiilor mele și ale asociațiilor mele, am dat după hârtie, matematic, aproape 12 milioane de euro. Asta înseamnă toți banii intrați din bileterii, vânzări de fotbalist, Zeturi TV, faci o socoteală, punem cheltuielile pe partea cealaltă și rămâne o diferență, ca și eu la zi și eu, acum sunt la zi cu cheltuielile, înțelegeți? Rămâne o diferență de 12, cred că mai mult, cred că fac 13 milioane de euro. Până la urmă mă gândeam că eu 13, e numărul meu norocos. Când ajung la 13 milioane de euro, Dumnezeu face să mă opresc. Am avut 2-3 ani, cred că în mandatul lui Marius Croitoru, în 3 ani de zile am avut un buget echilibrat, adică produceam aproape 4 milioane în jumătate, cheltuiam 4 și ceva, știți? Mm-hmm. Da, cam mult, asta. Mulți bani. Nu, da, gândiți-vă la ceva. Fotbalul Liga 1 în România este consumator de bani, 100%. Mă, da, este și în câți ani, în câți ani, domnul Iftime? Vreo 7-8, câți ani, în câți ani ați băgat bani? Nu, eu spun asta, să știți, nu doar în Liga 1. Eu spun de când m-am din 2004. Mm-hmm. Am 20 de ani. Deci 500 de mii pan. Vreau să vă întreb și eu ceva acum, că dacă tot am... Adrian Ilie, Cobra, am... Cobra! Noi, wow, vă salut, bună ziua! Bună ziua, noi am mai discutat așa și de jucători, da, când în când. Spuneți-mi și mie ce se întâmplă, că din câte știu eu, exact cum spuneți, din 2004 până anul ăsta, să spunem așa, sau anul trecut, chiar produceați, avea jucători foarte buni. Ce se întâmplă acum, anul ăsta? De ce ați ajuns în situația asta? Am greșit anul trecut, să știți. Anul trecut am greșit pentru că n-am avut selecția bună. De atunci s-a dus tot în jos. Păi, da, până anul trecut sau cu 2 ani de zile, dacă tot aveați o selecție bună, de ce n-ați mers în continuare pe același lucru? Cred că, să știți, unul din marele merit le-a avut Croitorul la mine. Mare merit. Pentru că el își asuma jucători. El participa activ, spunea, dacă arăta un jucător și demonstra și spunea că e bun, întrebam ce e la scouting, da, e bun, el și-l asuma, înțelegeți? Păi, tocmai despre asta vorbesc. De ce, dacă toți ați avut o continuitate cu Marius acolo, de ce nu l-a ținut în continuare? Doar pentru câteva meciuri care n-au avut rezultate? Dar nu de asta, nu, de-am luat afară pe Marius. Pur și simplu, eu nu cred că poate antrena până nu și-a licența pro. Asta a fost. Nu pot. Pentru că Marius nu e un antrenor care stătea pe margine să uite așa gânditor la meci. E exploziv, se diclipam că comentează și el avea acum roșu, înțelege, să stea 4 etape sau 3 etape pe margine. Nu poate să stea așa. Am avut o discuție foarte aprins, atentă și responsabilă și cu Marius și cu directorul școlii de antrenori. Și a spus, domnule Iftime, nu poate pentru că nu-i regula să dea indicații pe patronul secund sau ce era el delegat, orice ar fi fost. Catania a vorbit cu Marius, n-are rost până în martie, până nu ți-e licență pro, nu mai încerca și te dau ăștia afară oricum. Păi da, dar vedeți că m-a bătut palma cu Mititelu. Da, Dumnezeu să-mi... El e un puiat ok, domnul Mititelu știe ce are de făcut treaba lor. Nu, eu nu cred că astăzi Proiectorul poate antrena Liga 1 după felul lui, pentru că nu poate sancționează. Uh-huh. Și trebuie să, cum să spun, nu s-au pus pe noi. Până la urmă poate au dreptate, că m-am colțit cu el la un moment dat, domnule, de ce să dai afară, de ce să ai licență, n-ai licență. Iar așa e regula, ne-am asumat-o, n-a spus nimeni nimic, acum nu mai pot schimba. N-ai licență pro, nu poți sta pe bancă, punct. Nu poți fi antrenor principal, pardon. Păi bun, și atunci Craiova, de ce l-a mai luat domnul Iftime atunci? Păi să știți, pentru mine, eu nu cred că Marius merge acolo. Și nu cred că domnul Crovăța, Mițelulea, nu cred. Nu cred. Pentru că pur și simplu faci ceva împotriva unui val. Marius nu a plecat de la mine din cauza rezultatelor acum. Să fie foarte clar, vorbiți cu el. Am vorbit după meci cu Dinamo, cu el și a spus neapărat, mă mănâncă ăștia. Mă urmăresc, mă hingeresc vorba lui. Cum mă ridic pe bancă, cum am de galbe. Ce pot să fac? Să-l țineți ca manager acolo, simplu. Dacă tot ați avut rezultate cu el. Ce se întâmplă acum, domnul Ilie? Mi-a zis om de fotbal. Nu pot să stea Marius dacă am un antrenor cu personalitate. La mine antrenorul conduce mult, se lasă, îi dau putere. La mine Dan are toată puterea. El nu poate face decât din mers acum să așeze jucătorii care am adus să vedem cum îi optimizez cu ăștia. În iarnă mai aduc ceva. Nu trebuie, poate un număr 10, trebuie, poate un vârf de atac. Dar să știți un lucru, fac doar o paranteză. Mie nu mi-a displăcut Botoșanul aseară. Nu mi-a displăcut. Ținând cont de adversari, mi s-a părut cel mai organizat totuși meci al vostru de când a venit Alexa, antrenor. Așa este.
Și eu sunt de acord. Eu vă spun ceva. Este prima dată când domin Steaua, chiar dacă... Ei m-au putut continuă, au putut egal acasă, un 2-2. Și aveam o echipă din echipă cu Dugandici, cu nu știu care, mulți. Aveam jucători buni atunci. S-a făcut un 2-2 acasă și ei nu erau în forma asta. PCSB-ul sunt buni. Iar noi, repriza a doua a fost bună. Cea mai bună repriza noastră. Meșul, cumva, vorba lui Dican după meci, mi-a spus și mie, neavărând măcar ne-am dat seama că putem. Adică poți, dacă ești agresiv, atent și cu devotat, poți să subornezi inclusiv o echipă precum Steaua. Numai că trebuie o valoare, cum l-aveam am trecut mai lat sau altul de asta, care știi să dea gol de jumătate de ocazie. N-am asta, nu merge. Da, nu, e clar. Deci, dumneavoastră, ca să închidem subiectul ăsta cu Croitorul, dumneavoastră nu credeți că se va duce totuși la Craiova? Eu zic n-are cum, doar dacă pune pe altă funcție. Altă funcție nu există. Nu poți să fii Marius Croitor, director tehnic, cred că el acum el este antrenor, vrea antrenor principal și el poate să fie. Așa cred eu. Da, ați vorbit și zilele astea, seară, cu Croitorul? Nu, n-am mai vorbit de mult cu el. N-am mai vorbit, a plecat de la mică cu o singură dată. Al știu foarte bine, cum să vă spun, am lucrat cu el 4 ani de zile. Știu deci nu credeți că totul se va face mutarea asta până la urmă, nu? Nu. Aha. Nu, eu cred că trebuie să respectăm ceea ce se spune. Acolo la voluntare Dună se înțelege altfel, au o echipă mult mai ceva mai sudată, mai umorală, mai cu stare. Ei sunt doi prieteni care fac asta. Da, nu am înțeles. Deci practic eu înțeleg, domnul Iftime, de la dumneavoastră că dacă totul se va duce la Craiova, practic Croitorul nu va mai putea fi el, nu va putea fi Croitorul. El nu poate să fie decât cel vulcanic, să dea indicație, să-și rupă cămașa, că așa el acum, până o să înveți după 5 ani de antrenat bun. Aha. Și cu rezultate. Aha. Dar nu poate. El trebuie să ia pe bancă, să-și ia pastile. Să uite la meci ca la un film de ăsta care adorm copiii. Nu poate. Așa trăiești. Deci practic îl anulezi. Practic îl iei la Craiova pe Croitorul, dar practic îl anulezi. Iei o umbră lui Croitorul, practic. Eu n-aș vrea să mai continui subiectul, dar eu ce a spus acum la urmă, cred că aveți mai adresat. Așa cred eu. Dar în fine, e treaba lui Marius sau domnul Mitelu, fac ce știu dumnealor. Eu cred că azi în Liga 1 trebuie să ai licență pro ca să fie antrenor principal. Punct. Da. Nu ești așa, toate celelalte combinații nu fac bine sau nu aduc rezultatele pe care le vrem cei care au provocare. Am înțeles. Am înțeles. Cu domnul Becali ați vorbit ieri sau azi, după meci? Nu, că nu mă tachinează decât când știe că rezist, asta nu mai rezist, n-am mai vorbit. Acum v-a iertat? Ceva de genul, ca să mai vină să te bat, adică scuze, eu ce pot să spun? Eu vreau să te bat, tată, vreau să te bat, eu ce pot să spun? Am înțeles. Asta v-a zis, tată, vreau să te bat, tată. Nici măcar vreau, mă duc să te bat, bineînțeles că aveam un discurs așa de bine creionat. Dacă făceam și eu un egal, o îl băteam. Aoleu, da. Asta e, nu a ieșit, nu a ieșit. Ce i-ați fi transmis dacă făceați egal măcar? Nu pot să vă spun, nu e de actualitate. Am înțeles. Am înțeles. Când ești mic, trebuie să ai starea asta de blândețe și de... Nu trebuie semnare. Dar de supușenie, cum îi place domnului Becali să zică. Da. În orice caz, Dumnezeu a fost trufaș cu mine și Dumnezeu n-a ajutat trufașă, dar uite că l-a ajutat și la fraudul companiei. Cine a fost trufaș? Când îmi spune că mă bate oricum, nu poți să fii cât de bun. Așa v-a zis că vă bate oricum? M-a dus să-l bat până la Valeriu. Deci, și totuși trufaș, și trufaș era cât paci să fie pedepsie la ultima fază. Așa e, era bine jaliacul. Da, nu mai comentează, am jucat mai bine, a fost un spectacol, o sărbătoare fantastică în Botoșani, iar când am ieșit de la biserică, îmi povestea cineva așa 3-4 minute și da, pare mare într-un oraș, îl face fotbal, nu îl face nici ziutare, nici 12 ani, nici decembrie, atâta trăire, atâta emulație, asta de aia cred că trebuie respectat și de aia, de aia respect fotbalul ca și fenomen, ca și altfel, mai că repet, eu nu trăiesc din asta, nu... Am înțeles. Nu, e clar. Cum vi s-a părut, apropo, mai aveți vreun nume cu subiect și predicat să transferați în momentul de față? Dacă Piu să își revine așa cum a jucat aseară,
așteptau tot să greșească. Pius poate să facă meciuri bune. E un fundaș central, cel puțin la nivelul lui Daua, dar eu zic că e mai bun. Numai că el a avut niște probleme aici la noi, acum cred că e resetat din nou. E un super jucător. E, credeți că e peste Daua? Eu cred că da. De ce? Dar nu spun eu. Spun antrenorii care au poftit Marius sau ăsta sau Dan acum, dar nu l-a știut pe, nu știa pe Daua. Are tot ce trebuie unui fundaș central, numai că a fost foarte neatent cu mine și are niște la mine. A avut niște greșeli care l-au costat și l-au taxat ăștia ca fiind tata celor care greșesc. Da, eu zic, el este un nume. E părerea mea, încă o dată. Nu, aici nu mă pricep foarte, foarte tare, dar de obicei mi-a cam ieșit, știți? Și mai luați ceva? Mai aduceți ceva? Mai trebuie. Dacă venea somnoros ăla de agenda, aveam o altceva, dar n-a venit. Nici nu știu unde e. Am înțeles, a dispărut. Dukan, portarul împrumutat de la FCSB, partidă foarte... Nu este împrumutat. Nu. Cum? Nu, adică... Dukan este jucătorul lui FC Botoșani. Sunt în coproprietate cu... Are și FCSB o coproprietate cu noi. Cât sunteți? 50-50 sau cum? Exact, 50-50, da. Am următoare vânzare, dar el e jucătorul meu pe 4 ani, adică nu... Milea nimeni, nu e împrumutat, nu Vilea e Gigi, la mâna cuiva. Vilea Gigi. Bine, s-ar apăra bine. La meciul cu Rapid, în schimb, n-a apărat bine. Adică, na, asta este. Nu, aseară Răzvan a fost excepțional. Bine, nici șuturi n-au fost, numai asediat FCSB-ul în așa fel încât să fie el eroul meciului. A dat niște șuturi frumoase la poartă, el a fost un portar pe fază. Lui Popescu a fost excepțional. A mergea în timpul după ce la televizor. Da. Bine, mulțumim și vă ținem pumnii să nu retrogradați, domnul Iftime. Vă mulțumesc de suflet și eu. Vă ținem pumnii, o duminică plăcută. Da. A fost Valeriu Iftime, patronul Botoșeanului, cu declarații interesante, ca de obicei. Haideți să vedem ce se mai întâmplă în lumea asta nebună. Gavi Safta este pregătit să ne povestească cât de tare afectează războiul fotbalul în Israel. Gabi, salut! Vă salut, domnilor, cu deosebit respect. Horia, îți spun, de când m-ai cooptat în super echipa ta, Fanatic Superliga, e cea mai groaznică corespondență pe care ți-o transmit în direct. Dau F5 pe ziarele din Israel și Elveția, am făcut butonită și îți ofer acum cele mai noi informații de pe front, o corespondență din război, efectiv, din păcate. Începem cu ceea ce ne interesează. Meciul de joi Israel-Elveția, foarte important, va fi mai mult ca sigur amânat până în noiembrie. Federația din Israel a cerut în mod oficial la UEFA ca meciurile cu Elveția de acasă și Kosovo în deplasare să fie amânate pentru luna viitoare. Președintele Federației din Israel a spus: sunt zile grele, dar vom reuși să ne ridicăm, să revenim chiar mai puternici. Meciurile din campionatul intern, evident, au fost amânate din toate sporturile, nu numai din fotbal. Lotul național de fotbal al Israelului a fost anunțat ieri, dar nu s-a mai reunit. Nici tineretul nu mai pleacă în Spania și se așteaptă o decizie, în mod sigur, asemănătoare pentru Under 17. Federația Israeliană, Elvețiană și Kosovară țin legătura permanent cu UEFA. Nu este posibil nici să organizăm meciuri și nici să plecăm în străinătate, au spus oficialii israelieni printr-un comunicat postat pe site-ul lor. Premierul Netanyahu a fost dur și ferm. Israel este în război și vin zile grele. Federația Elvețiană a reacționat prompt. Ne exprimăm regretul pentru ceea ce se întâmplă în Israel. Suntem în contact cu UEFA și cu ambasada Elveției din Israel. Dacă UEFA decide totuși să se joace, acțiunea lotului începe luni, așa cum era prevăzut. Asta scriu elvețienii, numai că pe site-ul Federației, numai că va fi imposibil să se întâmple asta. Deci, Gabi, scuză-mă, deci există, înțeleg, șanse foarte mari ca această dubla a Israelului să nu se joace sub nicio formă? 99,9%. Ia, o secundă, cum comentează Andrei? E o normalitate până la urmă. Da, e o normalitate, dar care nu cred că ne avantajează pe noi. Te mai gândești la fotbal acum? Te gândești, că acum știi cum e. E dificil să te gândești la fotbal. Am prietene acolo, țin legătura cu ei de două, trei ori pe zi. E groaznic ce se întâmplă acolo, așa că, despre fotbal vorbești mai puțin. Calculele astea încep să le faci abia după ce situația se liniștește acolo. Eu sper ca lucrurile să intre într-o oarecare normalitate în următoarele zile.
dar tensiunea va rămâne în zona și atunci mă gândesc că inclusiv la meciurile din noiembrie vor fi ceva probleme în a le putea organiza acolo. Și spun noiembrie pentru că atunci trebuie să jucăm noi. Păi ce, tu chiar crezi că nu mai jucăm în Israel? Nu știu. În momentul ăsta șansele sunt mici. E o situație gravă. În momentul ăsta. Adică șansele, eu zic că sunt foarte mici să jucăm în Israel în noiembrie. Andrei, logic, la ce se întâmplă, nu? La ce se întâmplă acum, da. La ce se întâmplă acum e o problemă. Meciurile astea din octombrie trebuie să vezi când poți să le pui în calendar. În noiembrie Israelul mai avea două meciuri de jucat. Da. Cu noi și cu Andorra, dacă le vor înghesui și pe astea două în aceeași perioadă, va fi o situație ca cum a fost pe la Liga Națiunilor după COVID, când s-au jucat, nu știu, câte patru meciuri în 10 zile. Sau. Dar tu crezi că există șanse noi să mai jucăm în Israel? La ce nenorociri și ce dezastru nu e acolo? Nu pot estima în momentul ăsta absolut nimic. Privind ce se întâmplă prin prisma ce azi. La ce văd ce e astăzi, dacă se menține starea asta, e greu de crezut că mai se poate vorbi despre fotbal într-o țară în care este... Plus că mai e ceva. Tu, ca delegație, te duci să joci acolo? Chiar, cum să spun, eu îți dai seama, gândește-te uman până la urmă și la băieții noștri, la omenește vorbesc acum. Adică au o problemă și să iasă din țară, să se ducă să joace cum ar veni în Kosovo acum, da? Ei nu pot părăsi țara, adică acolo totul este închis. E blocat, este închis pe momentul ăsta. Și cât poate să le stea capul la fotbal când au așa ceva? Deci nu crezi că ei au o problemă foarte sensibilă în interiorul lotului. Sunt jucători arabi, deci de origine arabă în lotul Israelului. În momentul în care vezi ce se întâmplă, apar imagini cu atrocități și așa mai departe, e greu să cred că mai poți coabita într-un spațiu în care sunt și arabi și evrei în momentul ăsta. Jucători arabi și jucători evrei. În vestiarul național. Deci eu am văzut situația... Tu te referi la vestiarul național Israelului, nu? Da, da, da. Eu am văzut situația la meciul amical cu noi. Avea un jucător foarte bun, Dabur, da? Care juca în Germania și da gol în meciul respectiv. Eu n-am văzut așa ceva și mi-am explicat de ce se întâmplă. La fiecare atingere de balon era huiduit. De propriul public, pe stadion la Natania, cred că am jucat. Da? Era huiduit și ne-a dat și gol și a fost huiduit în continuare. De ce? Era arab? Era arab și am înțeles că nu a luat niciodată atitudine împotriva atrocităților comise de Hamas. Palestinieni. Sau de... Deci e o problemă internă clară și s-a retras din națională. Dar cine deci... oare de origine arabă dintre jucătorii buni de la ei? Păi, cred că Abada, cel care joacă la Celtic, după nume vorbesc. Da. După nume. Trebuie să-i... Da, dacă da. Îi vezi după nume, îți dai seama da, că da. Sunt... Abada care e de la Celtic. Da, care oricum era accidentat acum, s-a accidentat atunci la antrenamentul dinaintea meciului cu noi de la Celtic. Au o problemă de accidentare și cu Solomon, pentru că Solomon a făcut ruptură de menisc și a ieșit din calcule până în ianuarie. Micuțul ăla care ne-a creat o grămadă de... Numărul 10, aici, care ne-a învățat puțin fotbal. Da, deci au jucători de origine arabă. E un alt tip de problemă care e în sânul loturilor. Dar cea mai importantă problemă este că acolo mor oameni și au murit sute de oameni în astea două zile. Și oameni, stai, femei, copii, oameni nevinovați. Da. Adică atrocități da. Care nu credeai că mai pot să existe în anul 2023. Înțelegi? Și mai ales, cum să spun, că nu, nici măcar, nu-ți găsești cuvintele, pur și simplu nu-ți găsești cuvintele. Crezi că ținând cont de situația asta, e o chestie logică, nu? Cel puțin, pentru că meciurile sunt săptămâna asta, deja. Noi jucăm joi. Ei au meci joi. Adică crezi că se poate, ei pot juca? Eu nu cred că se poate. Se vorbea la un moment dat ieri pe la ora prânzului că ar putea muta meciul lor cu Elveția în Cipru, să-l joace în Cipru, că sunt 40 de minute de zbor de la Tel Aviv până la Limassol sau la Larnac. Da, da. Dar oamenii nu pot ieși din țară, adică nu mai ce să te duci să faci cantonament, să te gândești la fotbal, n-ai cum să te gândești. Plus sunt rezerviști care sunt peste 100.000 de rezerviști care au fost chemați pentru a se înrola în poate să fie și fotbaliști acolo. Pot fi și fotbaliști, au niște legi de mă rog, știu, dar știi cum ai zis și tu, când e război, nu mai e fotbalul, pic, exact. nu mai
Da. Deci e foarte greu de crezut că vor juca săptămâna asta, nu? E eu, greu. Eu sincer să fiu nu cred. Adică nu văd cum ar putea. Nu contează juca. Că eu vorbesc în deplasare să joace, nici în deplasare. Nici în deplasare nu cred. Da, da, foarte complicat. Și pun și ce fac? O să aibă, da, că spre asta ne vom îndrepta. 4 meciuri în noiembrie? Probabil că spre asta ne vom îndrepta. Horia, dacă totul este ca și acum și încă 2-3 săptămâni de zile se oprește și campionatul, până în noiembrie, dacă nu-și revine, eu cred că Israelul o să fie exclus din... Nu, nu, din, se retrage, se nu retrage. Că o să fie exclus. Nu, nu se retrage din competiție pentru o perioadă. Da, da. Israelul mai are încă mai are o plasă de salvare pentru că ei sunt calificați prin Liga Națiunilor și în martie joacă meci de baraj pentru, dacă nu se califică în campionatul european prin grupele astea de preliminari, au șansa prin Liga Națiunilor în martie să joace. Da, dar practic o eventuală retragere din cauza acestui război nenorocit, practic ne-ar transforma pe noi, Andrei, în mari favoriți pentru locul 2. Și ei nu se mai antrenează? Nu? Nu se mai antrenează. Bun, păi, ok. Bun, dar... noi suntem la bătaie cu ei pentru locul 2. Asta e clar, pentru că... Deci o eventuală retragere ne-a transformat în sună cinic, eu vorbesc strict sportiv acum, că sună cinic. Bineînțeles să discuți lucrurile astea, mai înțeles, când oamenii mor acolo și se întâmplă atrocități și sună așa, puțin, știi, vorbești de fotbal, că noi ne-am calificat, dar eu vorbesc pur și sportiv atâta. Discut acum. Practic ne-ar netezi drumul, nu? Da, dacă Israelul nu mai este, practic noi ne batem cu Kosovo pentru... Nu, suntem, nu, dar suntem, nu, dacă Israelul, Doamne ferește, nu mai este, că spun Doamne ferește, pentru că vreau să jucăm, oamenii să joace meci, eu zic că suntem calificați, ce să mai... În proporție de peste 90% și eu zic că același lucru, că suntem calificați. De pe locul 2. Noi 2 trebuie sau să, 1? Dincolo de toată nenorocirea asta care a căzut pe capul lor, revenind la fotbal, noi trebuie să ne vedem de treaba noastră în meciurile cu Belarus și da. Cu Andorra. Și discutăm, să... discutăm. Gabi, ne-am întors la tine, te rog. Da, o să vă rog să urmăriți cu atenție ce vă zic în continuare apropo de toate evenimentele din Israel. Spuneam, are perfectă dreptate Andrei, cei din Elveția spun că dacă totuși UEFA decide, mergem. Dar problema este că lotul Elveției ar trebui să plece marți spre Tel Aviv, numai că de aseară Elveția a suspendat toate zborurile spre Israel. Practic Elveția nu se poate duce în Israel și dacă ar vrea. Străinii Horia au primit permisiunea să plece acasă. Antrenorul Maccabi Tel Aviv, Robbie Keane, împreună cu tot staff, au fugit deja aseară spre Atena. Da, dă-mi voie să-ți mai dau eu o informație și doar să te confirm. Noi am vorbit azi dimineață cu Păun. Da? Păun. Da. Așa. Care nu mai știu exact, nici mai știu pe unde joacă acum. Nu mă... Ba, Berșeva. Nu, la Berșeva l-au împrumutat la altă echipă. Da, nu, jucătorul lui Berșeva. Da, tot în Liga Liga. Jucătorul lui Berșeva și am vorbit cu el, aterizase azi dimineață, aterizase în România și am discutat la fel ca și Sefer. La fel ca și Sefer și am vorbit cu el să discutăm, să intre, să ne povestească puțin prin ce a trecut acolo. Și Păun a fost foarte elegant, foarte disponibil și ne-a zis, aș intra să vă spun ce s-a întâmplat, dar am fost notificați de club, da, să nu discutăm, că avem interzis să discutăm absolut orice despre situația din Israel și ce am văzut acolo. Adică mai pe românește, da, mesajul lui Păun, care cred că joacă la Bnei Sakhin, Sakhin e împrumutat. Sakhin, da. Da, Sakhin, îmi cer scuze. Cred că e o zonă tot preponderent arabă. Da, o zonă preponderent arabă și Păun spune vă salut. Deocamdată clubul ne-a interzis cu desăvârșire să comunicăm cu presa despre orice fel de amănunte privind situația din Israel. Ne-a spus Păun azi dimineață și toți sportivii, apropo ce spui tu, Gabi, toți străinii care evident au fost lăsați să plece normal, firesc, toți străinii, tuturor, toți au primit această interdicție, este o interdicție pe zonă de sport la nivel național în Israel, că n-au voie să povestească absolut nimic despre ce se întâmplă acum în, sau ce au văzut ieri în Israel. Te rog! Da, de când Adi Barna mi-a dat această alarmă de emisiune și eu am încercat, toți mi-au spus fix același lucru, ca să nu mai lungesc și eu vorba, că nu vor să intre pentru că este periculos. Au primit interdicție, lăsând la o parte că e periculos și îți dai seama, se poate interpreta orice vorbuliță
orice vorbuliță care o spui, au primit interdicție tot ce înseamnă sportivi străini să nu au voie să vorbească nimic despre ce se întâmplă în Israel. Te rog, mai departe. Ministerul Sportului a oprit toate delegațiile de sportivi care ar fi trebuit să plece în străinătate, de aceea revin la ce zicea Andrei. Și dacă Elveția vrea să meargă să joace, n-are cum, Elveția a închis zborurile. Și dacă Israelul ar putea să joace pe teren neutru la o eventuală decizie UEFA, n-au cum să plece să joace acolo. Spre exemplu, Apoel Ierusalim, echipa de basket, pleacă în deplasare numai cu sportivii străini, cei din Israel rămân acasă. Un fotbalist, Beniamin, de la Kiryat Yan, a fost rănit la picior de schije dintr-o grenadă, riscă să nu mai joace vreodată fotbal. În tot acest timp, ultrașii lui Celtic Glasgow au afișat un banner ieri în care au scris Palestina liberă, victoria rezistenței. Un fost lider al lor a spus însă că reacția aceasta este o rușine pentru lume, nu pentru fotbal. Un jucător al lui Partizan, israelianul Nacho, a marcat și imediat după gol a izbucnit în lacrimi, fiind greu calmat de colegi. Antrenorul chiar îi permisese să nu joace, însă el a evoluat, a și marcat. Zinchenko, fundașul ucrainian, sprijină Israelul printr-un mesaj: stați alături de Israel. În urmă cu 2 ani, în timpul operațiunii gardianul zidurilor Mia Kalafi s-a poziționat împotriva Israelului, a susținut eliberarea Palestinei. Ieri, fosta vedetă porno, fana sportului, a continuat cu un tweet șocant în care a spus că masacrul oamenilor nevinovați trebuie să continue. Influența persoană libanez-americană și a dedicat povestea luptei împotriva Israelului, a avut declarații împotriva lui Joe Biden și a guvernului care sprijină Israelul. Sunt nebuni în toată regula. Până la această oră, presa israeliană anunță că au murit 250 de israelieni, 232 de palestinieni. Hamas a răpit cetățeni în fâșia Gaza și îi ține ostatici. Sunt peste 1500 de răniți după atacurile nemiloase ale celor din Hamas. Ale grupării teroriste Hamas, pentru că ăsta e terorism în toată regula. Vedeți poze cu rachetele, da? Am înțeles că s-au dat aproape 5.000 de rachete sau n-am, sau e sau mii de rachete. Am înțeles că în jur de 5.000 de rachete au plecat din Gaza, au plecat spre localitățile din Israel. Nu știu cea mai mare problemă, pentru că ei au un scut antirachetă care omoară rachetele în aer în proporție. Și care e cea mai mare problemă? 97%. Deci cu rachetele s-ar înțelege, să zicem așa. Problema este invazia... Da, dar în chibuțurile de la graniță. Pentru de acolo. Că pe fondul ăsta al rachetelor aruncate, ei au intrat... A fost o diversiune cu rachetele majoră, așa, și au atacat Israelul. Au intrat și sunt oameni cu arme pe stradă care ucid altceva. Nu, lasă asta, te iau de pe stradă. Am înțeles că au intrat. Intră, e ca casă, și cum intră, așa, ca și cum intră cineva acum aici, acum, pac, pac, și s-a terminat. Adică înțeleg că îi vânau, cum să spun, cum vezi în filme, ceva de genul ăsta. Da. Sau mai rău decât că înțeleg, n-are sens că nu vreau să mai intru în amănunte, tu ne-ai povestit niște atrocități care, și Adrian Ilie, înainte, niște atrocități care nici măcar nu pot fi spuse la emisiune și nici nu vreau să intrăm în ele. Adică femei, copii, adică s-a ajuns, cum să spun, s-a ajuns de te și mir că ne mai raptă Dumnezeu, pe cuvânt, pe cuvântul meu de onoare. Te rog, Gabi. Da, închei spunând că meciul asta așa ca o anecdotă, dacă putem să avem și anecdote. Nu e cuvântul în actualul context, e un cuvânt care chiar nu și are rostul sub acest cuvânt. Și am spus că meciul ar trebui să se joace la 60 de kilometri de locurile unde se întâmplă aceste atrocități provocate de teroriștii de la Hamas. Deci e practic nici o șansă, din toate motivele. Nici nu poți să intri în Israel, nici nu poți să ieși deci din Israel. Nu, deci Israelul săptămâna asta nu joacă meciurile din octombrie. Asta e clar, Gabi, nu? Nu, în noiembrie. Cea mai bună soluție, deocamdată, în cazul că lucrurile se vor rezolva până în noiembrie, în noiembrie să se joace partidele cu aprobarea UEFA, iar eu voi sta F5 pe ele, Horia, dacă până la sfârșitul emisiunii se întâmplă vreo știre, breaking, în care să se și confirme informațiile pe care le oferim. Nu, că mai vorbim o dată, mai avem mai mult de o oră jumate de emisiune și sunt lucruri interesante, grave, dar interesante, pentru că știi cum e, ia că suntem cu toții afectați. Asta înseamnă războiul. În ziua de azi nu mai contează unde este războiul, unde este focarul de conflict, tot
toți suntem indirect, direct sau ei acolo și noi toți suntem afectați mai mult sau mai puțin. Iată-te, acum sportul, fotbalul este atacat, un titlu foarte inspirat dat de colegul meu Silviu Gering, o burtieră inspirată, războiul declanșat de Hamas ucide și fotbalul, corect. Are dreptate colegul meu Silviu Gering. Bănuiesc că o lungă perioadă, Gabi, nu se va mai disputa nicio competiție sportivă, mă gândesc, nu? Campionate. Absolut. Care sunt informațiile? Care sunt informațiile din presă? Toate competițiile, nu numai din fotbal, ți-am zis, toate competițiile de pe teritoriul Israelului sunt închise, blocate, suspendate, amânate, nimic. Sportul nu mai există în Israel. E trist această informație. Da. Deci e clar, meciurile din octombrie Israelul nu le va juca. Asta e clar, nu? Nu are cum. Efectiv, și dacă vor, n-au cum. Într-adevăr, sportul a fost ucis de acest război. Da. Din vreo știre legată strict de naționala Israelului ai găsit? Da, ceea de care îți povesteam, că ei au anunțat lotul, dar din cauza acestor evenimente nici nu s-au mai întâlnit. Ei au lista pe hârtie, urmau să se întâlnească la baza lor de cantonament. Au zis că nu se mai întâlnesc, nici echipa de tinere nu mai pleacă și că așteaptă decizia UEFA solicitând amânarea până în noiembrie pentru meciurile de senior și de tineret. Da. Da. Bun, lucrurile astăzi se mai calmaseră? Ce ai văzut pe agenții? A doua zi, din ce scrie Mariv, titra, ne aflăm în a doua zi de război. Am înțeles că au plecat coloane de tancuri spre Gaza, așa am înțeles? Da, înainte să intru în emisiune am văzut un titlu, cred că pe Digi24. Exact. Și bine, acum autoritățile, Israelul practic e obligată de toată lumea, nu numai din Israel, să ia o măsură totuși pe care sunt acuzați că n-au luat-o de foarte mulți ani, să se ducă și efectiv să dispară acea zonă de pe fața pământului, între ghilimele, bineînțeles, metaforic, să ia totuși taurul de coarne și să închidă definitiv acest război, întreținut, zic unii oameni, și de cei din Israel, pentru lipsa de fermitate atunci când puteau să oprească toate aceste evenimente nefericite. Da, bine, îți dai seama, pe mine ce mă șochează este că din ce am, nu mă pricep, nu sunt un specialist în politică externă, dar din ce am citit, ce mă șochează, toată fâșia Gaza depinde 100% ca și apă și mai ales electricitate de Tel Aviv. Pentru că exact. Înțeleg că le-au tăiat cu, adică, da, rămâi șocat. Adică, da. Adică depinzi practic să supraviețuiești și ataci și astfel cum ataci. Adică nici măcar ca o luptă, ataci, cum să spun, într-un mod din ăsta strategic olaș, ca să spun așa, și te lupți cu oameni nevinovați, cu femei, cu copii și așa mai departe. Adică ataci depinzi cu frâna de mână trasă, cum zice cineva. Da, depinzi practic de curentul electric din Israel, de apă, toată supraviețuirea, pentru că sunt convins că sunt mulți oameni în fâșia Gaza care n-au nicio treabă cu nenorocirile astea care le face Hamasul. Oameni care își vădă viața lor. Acolo s-au născut, acolo trăiesc. Și care îți dai seama, toți vor suferi. Că represariile vor fi nimicitoare, o să vezi. Absolut. Înțeleg că deja le-au tăiat curentul. Din ce am înțeles, s-a tăiat curentul. Na. Mă întrebai dacă se mai calmează. Îți spuneam, Mariv scrie că a început a doua zi de război, s-a updatat. Peste 350 de oameni uciși, luptele de la Otef încă nu s-au încheiat, Israel încearcă să-și revină după atacul surpriză criminal de ieri, luptele din fâșia Gaza continuă, scrie Mariv, peste 1800 de răniți de la începutul luptei. Sunt informații de acum câteva clipe. Da, bine, e în regulă, îți mulțumesc Gabi. Da. Da, îți mulțumesc, da. Ție se încrâncenează pielea pe tine, nici mai auzi în sfânta zi de duminică, îți dai seama când discuți ce se întâmplă. Da, complicat, complicat ce ai explicat și tu și cu situația din cadrul lotului lor și da, asta este situația, se pare că mergem la euro. E o concluzie cinică a mea, dar repet, știu că e cinică, eu vorbesc strict fotbalistic. Acum se pare că asta se va întâmpla. Dar, bineînțeles, cum ai zis tu foarte bine, hai să ne vedem de meciurile noastre. Dacă vine, mai înțeles, să nu te gândești că ai putea fi, cum să spun, cu ghilimele de ligoare ajutat, noi trebuie să ne câștigăm meciurile. Că, nu? Asta e esențial. Hai că l-avem la telefon chiar de acolo, din
Israel și pe Beno David, un prieten vechi, corespondentul permanent al colegilor de la Gazeta Sporturilor, și le mulțumesc prietenilor de la Gazeta Sporturilor că au acceptat să ne lase să vorbim cu Beno David despre situația îngrozitoare care se întâmplă, Israelul în război practic ieri de ieri. Beno, te salut! Salut! Nu o să vă spun bună dimineața sau bună ziua, Horia, pentru că nu e cel mai potrivit. O să vă salut pe toți cu Shalom, care înseamnă salut, dar și pace. Însă ceea ce este la noi în Israel, din nefericire, acum este milhama, adică război. V-am învățat ceva în ebraic, acuse la dispoziția dumneavoastră. E în regulă, Beno. Beno, vreau să ne povestești puțin prin prisma echipei naționale și a sportului cât de tare afectează și care războiul care a început și care sunt, ca să zic așa, ultimile informații legate mai ales de naționala Israelului, te rog. Ok, normal, pentru că România este în grupă cu Israelul. Da, păi, imediat ieri când a început războiul acesta, care nimeni nu s-a gândit la așa ceva sau s-a așteptat la așa ceva, s-a hotărât că etapa de campionat cu numărul 6, care trebuia să fie ieri, azi și mâine, s-a suspendat normal, pentru că nu se știe cât timp va dura războiul. Și apropo de Naționala Israelului, președintele Federației Israele de Fotbal, domnul Shino Zuaret, a avut ieri câteva discuții cu cei de la UEFA și a rugat pe șefii de acolo ca meciurile din preliminarele Euro cu Elveția, care trebuia să se dispute, știți foarte bine, joi 12 octombrie, și cel cu Kosovo din deplasarea de pe 15 octombrie să fie amânate. Președintele Federației a explicat, de fapt, că echipa nu se poate antrena în condițiile care sunt din cauza războiului și nu sunt nici pregătiți, nu este posibilitatea măcar să joace sau să pregătească. Și la fel e problema și cu Naționala de Tineret, care joacă și ea în preliminarii. Urma săptămâna asta să joace cu Estonia și cu Germania și asta se amână, bineînțeles, nu știm când. Oricum, probabil că în 2-3 zile cei de la UEFA vor anunța exact ce au hotărât, ca să fie important. Până și Național de Junior, dacă îmi permis, Horia, care urma să joace pentru preliminarele Under 17 în Spania, nici ea nu pleacă. Respectiv, la echipele din Israel, toate acum nu se pot pregăti. Beno, am înțeles că țara este închisă, nici măcar nu se poate părăsi Israelul, așa am înțeles. Păi asta este exact, ai spus un lucru foarte adevărat. Începând de ieri după masă, jucătorii străini care evoluează la cele mai mari cluburi, dar în general la toate cluburile din Israel, au cerut permisiunea conducătorilor să poată pleca în țara de baștină și imediat cluburile au înțeles acest lucru și chiar în această noapte cei de la Maccabi Haifa, toți jucătorii străini au părăsit Israelul până lucrurile se vor ajunge să fie normale cum au fost înainte, dar nu numai ei, un antrenor cunoscut, Robby Keane, dacă vă amintiți de el, un mare atacant în Premier League, irlandez care antrenează pe Maccabi Tel Aviv, a plecat în această noapte, a zburat spre Irlanda și chiar a fost întrebat la aeroport care e situația cu Maccabi Tel Aviv și l-a spus acum este război. Pe mine întrebați-mă, nu vorbim de fotbal, că la ora actuală nu este important fotbalul. Da, păi am înțeles că și jucătorii români care mai joacă acolo au plecat toți azi dimineață, până acum au cam ajuns toți jucătorii români în țară, înapoi aici la noi. Păi da, sunt doar doi Horia în prima ligă din Israel. Sefer și Păun, nu? A, da, exact, Adi Păun și Antonio Sefer au fost la aceeași echipă, la Pălberșeva. Unul din ei a fost împrumutat la Ihud Bnei Sahnin din nordul țării, adică unul joacă în nordul țării, celălalt în sud, că Berșeva este în sud, la 35 de kilometri de frontiera cu fâșia Gaza. Și ca să fie și ei liniștiți, și echipele vor ca jucătorii să fie liniștiți, dar este și o excepție că
capitanul formației Apoel Berșeva, vicecampion a Israelului, capitanul se numește Miguel Vitor, este un portughez care a primit cetățenie și joacă și pentru naționala Israelului. El, de exemplu, a spus, sub nicio formă eu nu părăsesc, sunt cetățean israelian, sunt convins că va fi bine și am încredere că o să fie totul ok, dar nu suntem la fel, jucătorii sunt unii, e firesc să fie și deranjați de acest lucru. Speriați, Beno, tu te-ai speriat? Hai să spun, eu mai puțin, eu am făcut și armata în Israel de 3 ani, și mai departe a fost asta, a fost mai de mult. Și nu armată simplă și ușoară. Am fost cu toții șocați când ieri la dimineața la 6:20 am auzit sirena, am crezut că poate este o greșeală, se mai întâmplă și greșeli. Dar apoi am aflat, prin sirenele care, eu locuiesc la Tel Aviv și la Tel Aviv sirenele au sunat și peste tot, am mers în bunker unde suntem protejați și așa mai departe. Ai coborât în bunker imediat? Da, imediat, pentru că astea sunt dispozițiile și trebuie să facem exact ce ne cer forțele de securitate. Este interesant acum când, pentru că voi știți că meciul cu România, care posibil că el să hotărească cine va fi a doua câștigătoare din grupă sau a doua fericită care se va califica la Euro, urma să fie la Ierusalim, pe Stadionul Tedri, pe 18 noiembrie. Mai e mult Horia până atunci. Multe lucruri se pot întâmpla până atunci. Eu nu cred că anul ăsta se mai joacă în Israel vreun meci de asemenea învergură, părerea mea. Nu știu, la urma urmei cine hotărăște, oamenii care hotărăsc sunt cei de la UEFA și au fost în trecut, a jucat în Cipru multe meciuri acum. Și cei din Grecia, din Federația Greacă, s-au oferit că dacă putem să jucăm eventual următorul, adică meciul de joi, dar nu cred că e posibil, pentru că Israel nu se poate pregăti și nu au voie, forțele de securitate nu acceptă ca echipă să plece în afara țării. În normal, asta, e logic. Și mai e ceva. Ce fotbalist se poate gândi la fotbal, Beno, în situația asta? Vezi Horia, vezi, înseamnă experiență, ai experiență mare în sport și în fotbal în special, pentru că jucătorul nu poate, dacă nu este concentrat, nu poate să dea totul pe teren. De fapt, nu dă nimic pe teren. Și asta e un lucru care noi sperăm că lucrurile se vor aranja, dar știi, când e vorba de război, nimeni nu poate să dea o garanție sau să știe cât va dura și oricum, dar situația este tensionată, atmosfera încărcată, situație de război nu este lucrul cel mai important. Mult mai important este să vorbim despre fotbal, despre sport, dar uite că... Lumea, apropo, ați coborât în bunker, da, ai coborât în bunker ieri când ai auzit sirenele. Câți erați într-un bunker? Câți erați? Eram cam vreo 10 persoane. Sunt bunkere pentru fiecare bloc sau ceva de genul ăsta? Nu, da, la noi în Israel, în special casele moderne, fiecare există o cameră chiar specială din asta care se numește Mamad. Mamad se poate spune bunker, care... Acolo ești protejat 100% din toate punctele de vedere și trebuie să respectăm. Eu vorbesc de noi care locuim în Tel Aviv, care suntem la distanță mare de fâșia Gaza. Cei care sunt la orașele apropiate, Ashkelon sau Beersheba, nu este simplu pentru ei și ușor prin ce au trecut și ce trec și acum. Dar de asta v-am spus, este o excepție, capitanul Miguel Vitor, fiind portughez care a primit cetățenie, a spus, eu vreau să fiu exemplu, că eu sunt joc pentru Naționala Israelului, sunt și capitan la Berșeva, vreau să fiu exemplu, rămân aici și cu speranța și am încredere că o să fie bine. Da, crezi că există riscul, dacă lucrurile vor continua, chiar să se retragă Naționala Israelului din aceste preliminarii la un moment dat, dacă lucrurile nu există așa. Eu n-am auzit așa ceva și nu cred că așa ceva se poate întâmpla după logica mea, cel puțin. Niciodată, nu. Pentru că așa cum visul României este să ajungă la
la un turneu final, care ultima oară România a jucat în 2016, nu în Franța. Da. Israel nu a jucat la un turneu final mare din 1970. Adică au trecut ceva nișori de atunci, 53 de ani, asta a fost la campionatul mondial din Mexic. Și nu vor renunța, nu la visul ăsta de euro. Sub nicio formă nu va. Și eu spun că și dacă eventual se va juca în afara țării, vor, cu siguranță vor da totul pentru ca Israel să fie printre cele două, așa cum România speră la fel. Dar oricum meciul cu România probabil că va fi hotărător, dar să nu uităm că și Israel și România au încă două meciuri, au înainte de asta importante. Da, și bine, și probabil se va juca în Cipru sau în Grecia cu România, cred că. Posibil. De obicei, la Nicosia se juca, au fost meciuri, îmi amintesc și chiar în Champions League, Maccabi Haifa, de exemplu, a jucat în Cipru și chiar a avut victorii fantastice cu Manchester United, a bătut pe Olympiacos Pireu. Pireu, asta e, vorbim de cu 10 de ani în urmă. Da, da, am înțeles. Grecia sau Cipru nu, este o putere. Beno, e clar că la ce se întâmplă, mi-e greu să cred că chiar dacă în noiembrie se va juca cu România în Israel, fiindcă e o chestiune, îți dai seama, până la urmă și pentru echipele care vin în Israel, că vin cu teamă și cu frică și cu... Așa este. Înțeleg, de aia cred, probabil că se va juca la Nicosia meciul decisiv cu România. Posibil, de obicei, pe stadionul din Nicosia... Acolo pot ajunge cu ușurință și fanii israelieni și fanii din România, că nu-i distanță mare. Dar rămâne de văzut acum pe ce va stabili UEFA, că la urma urmei nu România și nu Israel stabilește asta. Ci nu, e clar că săptămâna asta Israelul nu joacă, asta e clar. Asta e... Nu. Meciurile se vor duce în noiembrie sau când se vor duce? Posibil. Vor fi amânate, dar asta depinde dacă Kosovo și Elveția vor accepta, că și ele la urma urmei sunt cele întrebate de cei de la UEFA. Nu, vor accepta, nu se pune problema, nu cred că se pune problema. Da. Nu se pune, vreau și să vedem, te... sperăm. Da, vreau să, da, Beno, vreau să te mai întreb ceva. Deci tot sportul este blocat, nu mai e nimic, totul, nu mai există nimic, sport, nu? Totul este blocat, totul pe este... O perioadă nedeterminată de timp, mă gândesc. Nimeni nu cunoaște și uite... Războiul acesta vine, nu vreau să vorbesc despre istorie, eu sunt jurnalist sportiv, dar ultima oară când Israel a fost atacat prin surprindere, a fost în ziua cea mai sfântă a evreilor, de Yom Kippur, că nimic nu mișcă în ziua cea mai sfântă, asta s-a întâmplat în 6 octombrie 1973, adică 50 de ani, numai că acum a fost pe 7 octombrie, adică 50 de ani și o zi, și din nou a fost atacată data aceasta de forțele teroriste, de teroriști de la Hamas, care ceva la ceva, o surpriză neașteptată. Da, dar bun, cum o să mai supraviețuiască fâșia Gaza fără curent și fără apă acum? Păi oricum, din totdeauna, iar nu vreau să vorbesc despre asta, mi-mi place să vorbesc despre sport. Israel plătește și apa, Israel plătește curentul electric, Israel plătește și gaze. Și foarte mulți din locuitorii din fâșia Gaza lucrează în Israel, 30-40 de mii de muncitori. 30-40 de mii pe zi vin și câștigă mult mai mult, de 5-6 ori mai mult decât în fâșia Gaza. Deci înseamnă că multă lume normală, obișnuită de acolo, nu e de acord cu ce a făcut Hamasul, chiar din Gaza. Bineînțeles, mulți sunt, dar nu au curaj să facă, pentru că sunt finanțați de Iran și... cercuri din astea care... Da, am înțeles. Pentru că se putea, fără să intrăm prea mult în politică, se putea și altfel, pentru că dacă ar fi fost pace, cum spunem noi, shalom, sau cu siguranță asta ar fi fost foarte bine pentru toată regiunea de aici. O ultimă întrebare, Beno. Vorbeam aici cu Andrei Vochin și a deschis un mic subiect foarte interesant. Adică, există posibilitatea să apară... Ce a spus domnul Vochin? Da, a zis că e o situație delicată și în sânul naționalei Israelului, pentru că sunt și jucători arabi care joacă pentru naționala Israelului. Oh. Și,
Și că, și că nici ei, deci în sânul lotului, în vestiarul naționalei, situația nu este una, ca să spun așa... Nu, aici e o greșeală a domnului Andrei... A spus că ar putea să fie o situație delicată de vestiar. Vă spun eu, delicată e altceva, dar eu vă spun, jucătorii israelieni sunt jucători care au trăit, sunt născuți aici, au cetățenie israeliană și fac totul pentru a se evidenția la națională. Și foarte mulți din ei sunt jucători chiar numai importanți, foarte, foarte importanți. Nu, ei chiar dacă nu pot să spună că la urma urmei sunt arabi și musulmani, de la urmă ei sunt, s-au născut aici, aici au învățat și iubesc țara la fel. Și nu văd niciodată, nu s-a retras cineva să spună că din aceste motive. Da, Beno, spune-mi și mie, de ce Dabur nu mai joacă la echipa națională a Israelului? Dabur, fostul jucător de la Hoffenheim, joacă acum în Emiratele Arabe. El a avut o problemă, pentru că a fost huiduit de public și nu i-a convenit. Pentru că De ce a fost huiduit de public? S-a folosit de o expresie care nu era la locul lui, poate i-a părut rău apoi că nu a spus, că a spus ceva legat de religia musulmană contra evreilor. Păi, practic îl confirmăm pe Andrei că sunt niște lucruri, nu neapărat, cum să spun, care să rupă vestea, sensibile, ăsta e cuvântul, sensibile. Da, aici nu mă contrazic cu domnul Andrei Vocin. Sunt și lucruri din astea, dar în general vreau să vă spun că cei din jucătorii arabi din Israel, care sunt foarte mulți și foarte buni, vreau să spun că ei vin și dau totul pentru națională și sunt chiar mândri că joacă pentru naționala Israelului. Dar nu asta este, dacă îmi permite să te... Știu, dar n-o să fie primiți de acum cu ostilitate de public? Bă, nu, sub nicio formă, nu. Nici măcar nu și-au exprimat părerea. Trebuie să vă spun că cei mai buni, asta cred că știe și domnul Andrei Vochin, că Eran Zahavi și Omer Atili, care ei sunt cei mai buni jucători a Israelului, nu sunt convocați și nu joacă. Zahavi, o mașină de goluri, un jucător atât de bun, care este golgheterul național cu 33 de goluri înscrise și un jucător în formă fantastică, care are la 35 de ani, nu vine la națională pentru că a avut o discuție cu Iosif Beneiun, directorul tehnic al naționale, pentru că a vrut să doarmă singur. El e obișnuit, a spus că e mai concentrat când e singur. Și pentru acest lucru minor, dacă pot să spun, pentru așa un lucru minor, nu au fost divergențe între ei și nu joacă la națională. Cu Omer Atili, care are rădăcini din România, jucătorul lui Al Ain, a fost 2 ani la rând, a jucat în Champions League cu Maccabi Haifa și a fost și golgheter. La el este altceva, cu altă poveste. Deci tu crezi că n-o să fie tensiuni între jucătorii arabi și jucătorii evrei? Sub nicio formă. Eu garantez că n-o să există așa ceva, chiar dacă eu... Sau publicul să îi primească cu ostilitate pe fotbaliștii arabi. Nu. Dar... Nu, pentru că eu cunosc, eu locuiesc aici, eu trăiesc aici. Da, de-aia te-am și întrebat, Beno, normal. Da, dar... Adică să se producă mai pe românește, să se producă o ruptură în vestiar. Da, dar fiecare, păi dacă Iosif Beneiun a spus că important este ce hotăresc eu și împreună cu antrenorul Alon Hazan, adică nimeni nu este peste lege, adică mă referit la Eran Zahavi. Așa a fost și cu ăsta, dar... El s-a retras din națională. Știu, nu, de asta te întreb. Adică există, nu, tu crezi că nu există posibilitatea unei rupturi în vestiar? Eu nu cred, n-am auzit de așa. Eu nu cred, în afară el n-au fost. Toți jucătorii ăștia arabi sunt iubiți, respectați. Nu mai vorbesc de Maccabi Haifa, că jucători sunt în fiecare etapă. Și astăzi, apropo, a trebuit să joace Maccabi Haifa cu Berșeva, adică campioana, cu vicecampioana. 30.000 în fiecare meci, închipuiți-vă la asta, pe stadionul Sami Ofer din Haifa. Arabe, evrei,
Nu există nicio diferență. Mulțumesc mult! A fost Beno David, corespondentul permanent al Gazetei Sporturilor. Mulțumesc mult, Beno! Revenim aici în studio, emisiunea Fanatic. Mergem mai departe. Mulțumim încă o dată sponsorului principal, Superbet, liderul pe piața de jocuri de noroc și de pariuri din România. Și bineînțeles, mulțumim prietenilor de la Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, care iată ne ține în formă și duminică. Dănuț Lupu va ajunge astăzi în România la 14:45 de minute. Aterizează avionul lui Dănuț Lupu, care din păcate direct de la aeroport se va duce în arest, se va duce la închisoare pentru sentința de 7 luni pe care a primit-o, fiindcă a condus fără permis. Va face 3 luni jumate, ceva de genul, la sfârșit de ianuarie va ieși. Deci astăzi Dănuț Lupu aterizează din Dubai și va fi arestat direct pe aeroportul Otopeni. Iată declarația pe care a oferit-o Dănuț Lupu, mi-a oferit-o azi noapte, a oferit-o pentru Fanatic. Spune, a spus Dănuț Lupu azi noapte, la fel de emoționat și la fel de tensionat și cu sufletul greu când am vorbit cu el. A spus Dănuț Lupu, voi ajunge astăzi în România, adică astăzi duminică, să mă predau, așa cum am promis zilele trecute, și la voi la Fanatic. Vin din Dubai, acolo unde am fost cu soția mea. Voi ateriza astăzi în România, sper din tot sufletul ca la aeroport să nu se facă spectacol și lucrurile să decurgă normal, astfel încât toată lumea să-și facă datoria. Bineînțeles, eu îmi voi duce crucea, dar sper că voi fi lăsat să fac asta cu demnitate. Mă predau astăzi, pentru astăzi erau și biletele de avion de întoarcere, mai spune Dănuț Lupu. Și continuă. Îmi voi ispăși pedeapsa pe care am primit-o conform legii. Din acest moment nu o să mai dau niciun fel de declarație și sper ca toată lumea să fie bine, în special familia mea, a spus Dănuț pentru Fanatic. Dănuț s-a dus în Dubai pentru că a fost ziua soției și probabil a vrut să-i facă o surpriză și să aibă câteva zile așa de neuitat, ținând cont de ce urmează de acest calvar de câteva luni. Așa, bun, oameni buni, haideți să mergem la Sorin Cârțu. Aici suntem cu Andrei Vochin, cu Vivi Răchit și cu Adrian Ilie. Revenim la fotbal cu Sorin. Sorin, te salut. Doar 0-0 pentru Olteni. La... Salut, doar 0-0 pentru Universitatea Craiova cu voluntari. O prestație modestă. Asta este cuvântul, o prestație modestă. Și o prestație modestă și un rezultat dezamăgitor. Iar un 0-0 care sigur putea să aibă și sau un rezultat care putea să aibă și o altă configurație, gândindu-ne că am avut acel penalti pe care l-a ratat Mitriță. Dar ți-am spus, ce îngrijorător așa sau ce nemulțumire mai mare parcă a fost și prestația, jocul în sine, așa tot ce am urmărit aseară. Și din partea noastră și din partea adversarilor, dar asta mai puțin ne interesează ce prestație trebuia să aibă. Mihai Rotaru era, înțeleg că a făcut o petrecere ieri, Mihai Rotaru cu Via, cu, mă rog, a făcut omul cu prietenii, din ce am înțeles, o petrecere, și mi-au spus cei care au fost acolo, fiert, deci total dezamăgit, total frustrat, un car de nervi pe parcursul meciului și la final o mare, mare, mare dezamăgire, adică ceva de genul, nici nu știu ce să le mai fac, așa ar fi spus Mihai Rotaru ieri. S-a văzut aseară și concluziile sunt, le tragem fiecare în felul nostru. Nu știu, din punctul meu de vedere, parcă prea mult echipa asta, având în vedere ceea ce s-a întâmplat și la meciul ăla cu Botoșanu, parcă prea mult echipa asta este dependentă de evoluția în bine sau în rău a lui Mitriț. Pentru că aseara a fost cam singurul care a mai tras un șut la poartă, a făcut acel penalti și n-am înțeles de ce el și-a asumat rolul ăla de a transforma penalti, de a bate. Poate că a simțit că toți colegii lui nu sunt psihic montați ca să facă asta sau că le teamă sau... Nu știu. Oria, e o lege nescrisă a fotbalului. Cine face penalti, nu-l bate. Pentru că
ești implicat în faza respectivă, ai făcut efort pentru că a fost un penalti obținut dintr-un sprint. Sigur că nu s-a bătut imediat penaltiul ca să zici că îl bătea pe un fond de oboseală, dar așa se face de regulă. Cine face penalti nu îl execută el însuși. Ce spui și tu, că el și-a asumat el responsabilitatea asta, deși erau și în teren și alții care îi așteptam să înscrie, eu știu, cu la responsabilitatea. Nu, și Sorine, o echipă moale, mă uitam, bancul din minutul 15 era nervos deja, își certa cu echipierii, adică e o stare de tensiune majoră acolo, mi se pare. Nu, eu spun și altceva, nu știu, parcă și meciul ăsta, iar cum am mai vorbit și la o altă partidă, nu mai știu când am spus, la partida cu FCSB-ul, parcă nici ăsta nu mi s-a părut pregătit așa cum ar trebui, că, eu știu, pentru ce obiectiv ai, acela de a câștiga 3 puncte, că se știa și s-a observat și în timpul jocului că voluntariul vin cu 3 fundași centrali. Am mai avut și încă un mijlocaș central care provine tot din apărător. Vorbesc de Ricardinho. Practic era ca un romb acolo în fața, pe axul central și în fața porții, porți portarul. Iar tu nu prezentai decât un atacant care și acela și în prima repriză și cel din a doua, ce nici nu sunt într-o formă deosebită. Să văd că trec și ei printr-o pasă așa de a lipsei de formă. Și e greu să rupi jocul adversarului sau să pe o finalizare și care să o faci din laterale sau niciodată nu poți să câștigi când goluri decât dacă le finalizezi din perimetrul ăla, între barele porții, între colțurile lui 6 metri, de acolo se dau cele mai multe goluri. Așa că și tu trebuia să ai, din punctul meu de vedere, un plan B. S-a văzut că echipa, eu știu, un 4-3-3 ăsta pe care ei l-au prezentat, nu mișca, poate e un punct de vedere personal, e un punct de opinie personală. Sorin, stai să te întreb direct. Se simte lipsa unui antrenor? Ei, nu știu asta, nu vorbesc de la... Ei iau antrenor, pentru că nici, eu știu, Papură nu e vreun începător. Nu. Papură este un antrenor interimar. Eu te întreb, se simte lipsa unui antrenor, cum să spun, cu contract stabil pe 2 ani? Poate, eu nu știu care este strategia, să știi. N-am discutat cu Mihai din sensul ăsta. Eu te întreb pe tine, nu ce crede Mihai Rotaru? Poate că vrea să meargă în continuare și să-i ofere posibilitatea, eu știu, prin mai multe jocuri din ăsta, dacă fac niște rezultate bune. Da, până acum echipa sub Papură total neconvingătoare. Da. De asta spun, el trebuia, din punctul meu de vedere, să vină cu un plan B, o altfel de așezare, un 4-4-2, zic, în așa fel încât să-i dai un sprijin atacantului central de acolo și să poți să pui presiune pe cei 3 fundași centrali care practic jucau mai singuri acolo. Uh-huh. Știm foarte bune calitățile și alu Matricardi și alu Arma și cel care avea, eu știu, Paz, care a apărut acum sau asta. Și sunt greu de combătut așa, 1-3 sau... Și atunci cred că asta era o soluție ca să-ți creezi mai multe situații. Pentru că ai avut foarte puține situații de poartă. A fost un șut al lui Mitriță din prima repriză și iară o pasă puțin neinterceptată de Rogulici atunci când a transmis-o Bancu. Ba din contră, din punctul de vedere, ocaziile mari ale meciului le-au avut ei. Odată prin Dumitru, imediat după ce Mitriță a ratat penaltiul, și în ultimul minut pe mișcarea aia de translație a lor, a celor din atac, când ăsta, cum îl cheamă, înalt de la ei, am un lapsus acum, spunem. Da. Atacantul lui la voluntari a sărit la cap cu un dung și a trimis cu capul pe lângă bară. Deci aia a fost una dintre marile ocazii ale meciului și puteau să chiar să se și pierdă această partidă, să pierzi acest punct.
De asta spun, m-am, eu am tot așa dezamăgit de, de ce s-a întâmplat. Sperăm să găsească în continuare, să vedem ce, ce soluții. Da, primul meci în care Ivan n-a jucat deloc. Uite, încă o, asta că mi-ai, mi-ai adus aminte acum și de, vreau să spun și chestia asta, eu poate l-aș fi introdus și pe Ivan. Adică au fost posibilitate și timp când ai văzut că nu merge treaba. Un Ivan în partea dreaptă acolo a scos Crețu, pentru că și Crețu a avut o evoluție din asta slabă sau așa, care nu, nu a fost marcantă, și îl scoteai pe Crețu, intra, dacă tot vrei să-ți ții acest modul de, sau acest sistem de 4-3-3 pe care, cu care ai început și pe care vrei să-l continui meciul, și băgat Bayram în, în poziția lui Crețu, și atunci jucai și cu mai mulți atacanți și, și puteai să forțezi mai mult victoria. Nemeț, mă, că mi-am adus aminte acum, tot îmi stătea în cap și fac, uite mă, mă fac de râs, nu, nu știu atacantul lui voluntariului. Nemeț, de Nemeț vorbesc. Da, crezi că a fost, a fost pedepsit Ivan, nebăgat deloc, nici măcar un minut? Nu știu. Mă, atenție, de ce te întreb? Știi de ce te întreb asta? Pentru că Universitatea Craiova, Papur a făcut 4 schimbări, nu 5. Deci mai avea o schimbare pentru Ivan la 0-0. Asta e o, din, e o, deci, o strategie proastă, pentru că v-am spus, venim și vorbim, dom'le, noi câștigăm împreună, pierdem împreună, suntem un grup unitar cu tate și așa mai departe, dăm vorbe din astea la televizor, dar în schimb, în fapte, dacă vrei să îți ajuți un jucător de tipul cum este Ivan, nu-l ajuți pedepsindu-l în felul ăsta. Poate prea, uite, acum ai puteai oferi iar 15-20 de minute afară, nu mai era presiunea aia la care a fost acasă, cum eu m-am spus și data trecută. Eu la pauză nu l-aș fi schimbat pe Ivan, niciodată. L-aș fi lăsat în continuare să-și îndrepte greșelile dacă a făcut să greșeli în prima deci, repriză. Deci, și să strategia încerce. Asta să-i dăm nana lui Ivan e proastă? L-ai pedepsit punându-l pe bancă, dar asta nu înseamnă că dacă e interesul tău pentru echipă este să câștigi și nu trebuie să apelezi la, la Ivan. Nu, da, eu de asta te-am întrebat. De asta mai spun, aveai, de, Sorin, de aia te întreb. Mai aveai o schimbare, era 0-0 și totuși nu ai făcut schimbarea, nu l-ai, nu l-ai băgat pe Ivan. Este asta spun și ciudat. Eu, asta spun și eu. Asta spun și eu, aveai posibilitatea și... Cum ți-am mai zis înainte, poate trec într-un plan B, trec cu doi atacanți, îl trec pe Ivan și cu, cu Marković, atacant central, și joc cu 4-4-2, nu? Și vin cu presiuni, cu, cu, jucă, cu Bayram în dreapta, Mitriță în stânga, ca mijlocaș, Benzi, eu știu, mijlocaș atacanți, cu încă doi atacanți și forțez victoria. Forțez, adică eu asta, Sorin, asta n-am înțeles. De ce totul să nu-l bași pe Ivan un sfert de oră la asta 0-0? Spun și eu. Asta spun și eu, că e, sunt și decizii greșite ale, ale staff-ului tehnic. Prin, și prin, ți-am spus, lipsa unui plan B. Și dacă a făcut într-un mod intenționat, asta nu... Pentru că, eu știu, orgoliu tot personal nu trebuie pus în, în detrimentul interesului echipei. Deci dacă a făcut-o în mod intenționat, Papură, e o greșeală. E greșeală, e greșeală. Da. Un greșeală, spun, este și faptul că nu ai un plan B într-o situație din asta în care vezi că sistemul tău de 4-3-3 nu merge contra unui sistem de 5-3-2, cum au jucat în marea majoritate. Da. Sorine, ce e cu echipa? Nu mai văd nimica, nu mai văd. Văd o blazare totală la echipă. Din echipa care era clar ca și valoare că se poate bate la titlu și o să mai spun ceva. Craiova se va bate la titlu, o să vedem, o să mai discutăm, dar asta vă garantez. Eu vă garantez, dar în momentul ăsta de vreo 2-3 etape, da, nu știu, mi se pare o echipă așa blazată, plictisită, zici că nu mai au, zici că sunt ca și, ca și atitudine, seamănă foarte mult cu CSEA Steaua din Liga a doua, care n-au niciun obiectiv. Așa apare și Universitatea Craiova cu toate numele astea. Bancu iar nu mi-a plăcut, nu mai vorbesc de Curtiș, nu mai, Colici, Sorine, Doamne, Doamne. Asta că... ți-am spus, asta am spus, Horia. Este... Te sună Rotaru? Nu. Asta ți-am am și spus. Mi s-a părut, Colici este un atacant ieșit din formă. Atunci ajută-l
printr-o poziționare a celorlalți jucători, să-l ajuți aproape de el acolo, să aibă niște, un sprijin la niște combinații, pe un doiuri, pe, eu știu, când el sartul la cap, vine el din spatele și așa mai. Dar dacă tu n-ai pe nimeni acolo, el e singur. Pentru că tu aștepți în sistemul ăsta de 4-3-3, aștepți, eu știu, implicarea, nu știu, cărui mijlocașilor. Sau, ăla, vin mai greu și unii și alții. Eu altă. Sunt meciuri în care tu trebuie să te adaptezi și la ce îți joacă adversarul. Degeaba ai tu ideea asta ta de 4-3-3 cu ei margini și nu știu ce, că așa cum îți sâne el jucătorii. Da, te rog, Da, cum îți sâne el jucătorii, eu știu, și pe Mitriță, și pe celălalt care joacă în partea dreaptă, să stea margini și să încerce să poată să intre în spațiile respective. Sorine, și bancul de la meci la meci mai slab, mai demotivat parcă, nu știu. Bancul de bine de rău aseară a dat pasa aia pentru, cum îi zice, pentru Mitriță, că este o filtrantă dată de Balcu, cum a dat și celălaltă pasă filtrantă pentru Loguliș. Da, Sorin, nu mai vezi vână, mă, nu mai vezi vână aia. Bă, să-i mănânci pe adversari, cum sunt oltenii, cum erau oltenii, să rup din ei, să muși din ei. Mi se pare o echipă, zici că au obiectivul doar de a sta în prima ligă pe un loc călduț, Universitatea Craiova, pe cuvântul meu, zici că CSA-ul din Liga 2, care n-au niciun obiectiv, care știu că nu poate să promoveze. Nu mai văd răutate, numai așa blazați, cum să spun, un ritmul Universității Craiova te adoarme. Zici că te uiți, mai înțeles, într-o după-amiază ploioasă de duminică la un film romantic și adormi, scade capul așa puțin. Da. Mai este și replica adversarului, pentru că și adversarul studiază calitățile ale, eu știu, ale jucătorilor echipei tale. Uite cum e cazul lui Poenaru. Sigur, știe foarte bine pe ăla și de fiecare dată când echipa a jucat cu echipe de ale lui Poenaru, au avut probleme. S-au ce aminte și cu Clinceniu, nu ne-a bătut la Craiova și am pierdut campionatul și așa mai departe. Deci știe într-un fel ce trebuie să... Dar tu trebuie să fii de la început montat și ei trebuiau să se aștepte la ceea ce îi aștepta la voluntari, pentru că tot timpul meciurile care s-au jucat la voluntari au fost foarte dificile. Ba, a fost terenul prost, ba, vremea urâtă. Bun, și uite, te întreb, dacă jucătorii de ani de zile, Sorin, jucătorii tot ăia sunt, de ani de zile știu că au meci la voluntari, de ce să intre așa? Că nu înțeleg. Păi da, nici eu nu înțeleg, nici eu n-am înțeles. Pentru că ți-am zis, ei trebuiau să ia în calcul și această luptă de 1-1 care s-a dat de multe ori în teren și la meciurile cu voluntari și erau lupte pierdute. Dar pentru că nu erau pregătiți pentru așa ceva. Așa și cu partida de aseară. Mă așteptam la faptul că e un adversar care te așteaptă cu 5 acolo în apărare. Înseamnă că au mai puțin în jocul de posesie pe care tu poți să-l practici și să ai mai multă posesie, să aștepți mai mult. Și aici se greșește, eu știu, prin... Și eu nu ți-am spus, eu cu așezările astea când mă ripez de tuș și ăsta, fixez niște adversari după mine. După bine... lateralele trebuie folosite pentru aparițiile jucătorilor. Nu să mă duc să mă fixez deja acolo, să aștept, să desfac jocul prin poziționarea aia și apoi când îți fixezi adversarul, ești ușor de combătut. Așa se întâmplă. Băiatul ăsta, Colic s-a retras de fapt și nu știm noi, nu ne-a anunțat? El de fapt s-a retras și nu știm? Nu știu. Uite-te, știu că a avut în prima repriză a avut o lovitură liberă, că i-a dat-o lola în cap. În rest, nu se poate, nu știu, nici jocul... înțelegi, la o partidă din asta cum au așteptat ei, cu trei acolo, fundaș central, trebuie să te miști foarte mult, să ceri foarte mult balonul între ei, în profunzime. Dar nu-i toată lumea.
și ei, și interii, să spunem, și atacanții laterali, eu știu, și Mitriță, și la golul ai văzut cum s-a dat. Mitriță a cerut... Care în... gol? Penaltiul care trebuia golul. Să fie, golul care trebuia să fie, scuză-mă. Deci penaltiul care s-a obținut, s-a obținut pe o minge pe care și pe o verticalizare, pe o filtrantă a lui Bancu, pe o comandă a lui Mitriță în spatele apărării și așa trebuia să meargă cam toate acțiunile noastre și în prima repriză ale atacanților noastre centrale. La noi toată lumea vine pe primit, toată lumea vrea... Nu da, nu știu, Sorine, Colici o umbră, efectiv. Da. Este și noi, am observat, și nu e numai de la partida asta sau... E mai mult timp. De vreun an jumate e o umbră. Da, da. E, nu e ceea ce... Da. Spera noi de-l. Da, apropo, da. Să-i întreb și pe invitat, Sorine, depinde prea mult de Mitriță? A ajuns să depindă prea mult Andrei de Mitriță? Vivi, Cobra, Universitatea Craiova? A cam ajuns, da. Păi primele 4 sau 5 meciuri în campionat au fost meciuri bune pentru Craiova, pentru că Mitriță a fost foarte bun. Anul trecut sau cei 2 ani trecuți, Craiova depindea de Ivan. Era aceeași situație. Nu, Ivan dădea, nu, are vreo 30 de goluri înscrise în 2 campionate. Eu cred că e ușor pentru adversar așa. Pentru că, ok, te poate păcăli o dată, de 2 ori, îți iei măsuri suplimentare în zona respectivă de teren, dacă n-ai o altă variantă... Sunt foarte previzibili. O echipă, Universitatea Craiova a devenit o echipă foarte previzibilă, nu? Da. Nu e Mitriță, e Ivan. Nu e Ivan, e Mitriță. Și cam asta e, nu? Da, și această incapacitate de a-i face pe amândoi să joace în aceeași echipă, mie îmi dă cu virgulă. Adică eu chiar nu pot să înțeleg cum nu poți să pui în valoare 2 jucători într-o echipă de 11. Mm-hmm. Da, Vivi. Eu am văzut că se schimbă foarte mult de la mijloc în sus echipa la Craiova și nu au, în afară de Mitriță care e pun fix, apoi se schimbă vârful, se schimbă lateralul dreapta, se schimbă interii. Deci nu, Craiova încă nu are o echipă standard. Îl pui pe Mitriță și Mitriță și-a pus amprenta asupra. Nu, joacă Mitriță, că nu poți să-l arăți cu degetul Mitriță, care a tat penalti. Mitriță, stai puțin, Mitriță și lider. Și-a asumat și rolul de lider acum. Păi da, că i-a văzut pe el, am zis că sunt mămăligi. I-a simțit, ieri i-a simțit în teren că sunt mămăligi. Da. De-aia s-a dus el să bată. Ți-aduce aminte de Ganea, de Ionel Ganea, când a luat mingea și a bătut penalti? Da. Că așa a fost și Mitriță el, decât că a dat... De ce? Că i-a simțit? Pentru că ceilalți de la Craiova să nu primească tratamentul lui Andrei Ivan. Da. Deși a asumat rol de lider. Da, bineînțeles. Da, Adriene. Nu știu, aș intra puțin mai în amănunt. Și începe campionatul, Craiova de fiecare dată se bate la titlu. Toate lucrurile spunem că domnul Rotaru le face exact perfect, toți sunt plătiți la zi, în fiecare zi, ajunge Regen camp. Poate asta e problema. Ajunge Regen camp și toți am spus, ajuns Regen camp acolo, Craiova o să aibă altă față. Da. După 2 luni de zile, o lună jumate pleacă. Da. Păi, hai să... Dacă nu, cu Reghi a jucat echipa. Asta spun. Și după adică s-a văzut ca un antrenor... Cu eu din punctul meu de vedere... Da, sau cu Neagoe. Cu Neagoe. Adică s-a văzut că nici Neagoe, nici Reghi nu erau interimari. Asta spun. Haideți, dacă tot domnul Rotaru să facă lucrurile bine până la capăt, nu-l las pe Regen camp să plece peste 2 luni de zile. Îi pun o clauză că pleci la sfârșitul anului dacă vrei să pleci. Nu acum. Îi pun un milion. Îi pun un milion dacă vrei să pleci în timpul ăsta. Dacă nu la sfârșitul anului, îmi plătești 300.000. Deci aici a fost o mare greșeală de management? De management. Păi și atunci cum vrei? Adică o mare greșeală de management asta? Tu am auzit că ai spus că haide să Craiova să bate la campionat. Da, și am crezut. Nu, păi cu Regen camp, da, dar cu situația asta nu se mai bate. Cu Papură sau cu un interimar, practic. Cu un interimar și nu în momentul ăsta. Adică când nu e stabilitate, nu? Nu e stabilitate. Nea Sorin spune clar, trebuia să ia decizia antrenorul în timpul jocului, dacă vezi că jocul nu merge sau să faci ceva. Nu se ia nimic, se joacă la fel. Da. Pentru că n-ai un om pe bancă, n-ai nu? Un om, pentru că când am ajuns Reghe... Deci tu crezi că sub nicio formă Rotaru nu trebuia să-i dea voie lui Reghe cam să plece? Nu, la sfârșitul anului. Da? Deci e o greșeală de management, da? După din punctul meu de vedere și nu e prima care se face la Craiova. Tot timpul să... e aceeași situație la Craiova. Da. Auzi, Sorine? Da, mi-a plăcut ce a spus și Vivi și are dreptate. Prea mult schimbăm și atacantul ăsta central. Lăsăm câte o repriză și imediat după aia, așa s-a întâmplat și la meciul cu Botoșanu. Ivan schimbat la pauză, acum Coli schimbat la pauză, altă dată
eu știu, Marcovici, joacă 45 de minute, n-a jucat, n-a ieșit, n-a dat gol, îl schimbăm la pauză. Nu știu ce strategie e asta. Danțul cu Bayram? Da, mai lasă-l puțin și ai zis, domnule... Uite, ai văzut aseară, da? Gigi, l-a făcut de râs pe companiul, l-a lăsat toate 90 de minute. Da, da. L-a lăsat ca să-l bagă de râs. Da, e ca ăla când a venit cu mărțoaga în cum îi zice, în târg să o vândă. Da, da, va da Gigi calculele peste cap, că n-a făcut nicio schimbare la pauză. Ăla când a venit cu mărțoaga în târg, nu știu, și a zis, ce vii mă cu asta, cine? Măi, n-am adus-o să o fac de râs. Așa și cum. Da. Cum? Așa și cu? Cu companiul. Așa tot... și acum, cu, l-a lăsat în teren pe companiul să-l facă de râs. Sorine, aici are dreptate Adrian Ilie. Cu Regenkamp echipa a început să se arate bine, Craiova. Echipa n-a jucat rău pe timpul ăsta lui Neagoe. Și pe timpul lui Neagoe și ăla. Reghe a stat puțin aici, a preluat tot din ceea ce echipa era obișnuită și să joace și cu Geană. Și că și a fost tot timpul, dominam partidele, lovinam ăla, chiar dacă, eu știu, s-au mai întâmplat. Chiar dacă nu au făcut 0-0 sau egal. Sau am galat, da. Poate ea trebuie superstiția lui Mihai. Poate nu mai e Mihai superstițios. Nu știu, nu. Nu, da. L-a dus înapoi pe Geană. Da, da. Dar chiar te întreb ceva, Sorin. Și serios te întreb. Neagoi ar fi o soluție? Serios te întreb. Că da, da, de ce nu? Își cunoaște jucătorii, dar să zici, tu știi foarte bine de cine depinde și... Nu, nu, eu te întreb pe tine, Neagoi ar fi o soluție? Iar eu, nu știu, Mihai, dacă a făcut gestul ăla la vremea respectivă, nu știu dacă... Acum s-ar întoarce. Hai, vino că am greșit atunci. Practic ar recunoaște că ar fi greșit față de el. Nu face Mihai gestul de ăștia. Am înțeles. Am înțeles. Bă, da, cu Colici ai ceva informații? Are viață extrasportivă? Că eu nu înțeleg. Nu mă bag să vorbesc. E să viața lui particulară și aia mai puțin, mă. Eu văd ce discut ce e la fotbal. Păi de ce a ajuns o umbră, văd? Sorin? De ce a ajuns o umbră? Nu știu. Nu știu asta, ce să spun. Ar sunt și de la ei, așa, în primul și în primul rând, la comportamentul care trebuie să-l ai în timpul antrenamentului, în timpul meciului, în timp, eu știu, în afară terenului de aia și pregătirii sportive. Da. Ai ceva informații din afara terenului? Că te tot văd că mustăcești. A, nu mustăcești. Da? Nu am nicio treabă. Nu, nu dar să ajungi din jucători de 10 milioane, din jucători de 10 milioane de euro. Apropo Sorine, cât companiul cât are contract pe lună? Nu companiul, pardon, colegi, am greșit. Aia, nu pot eu să spun. Are, cum are contract bun. Are contract este mare, nu? Mai mare, este pentru cei mai bine plătiți, așa cum sunt și alții, e pe acolo. Adică poate e mai mare decât Ivan? Nu cred. Decât Ivan. Uh-huh. Dar nu că nu cred. Nu este mai mare decât al lui Ivan, că știu asta, da. Dar dacă ai putea să decizi, ai face un schimb colegi companiu acum? Nu știu ce să spun. Nu, tu știi cum e, Andrei, am mai spus, nu, pe mine companiu așa nu l-am avut nici când era aici. Nu neapărat că era de la juca la Mititelu, dar nu e tipul de atacant care să îmi placă într-o echipă. Sunt pe altă. Am spus și când a jucat atunci cu Cluj, a zis, eu mie mi-ar place mai mult Daniel Popa decât compania, să spunem, știi? Adică poți să joci și pozițional, poți să joci și pe un contraatac, poți cam o chestie din asta, un atacant din asta, cam de felul ăsta îmi place mie într-o echipă. Da. Apropo, ce părere ai de... Iar în zonă centrală, din punctul meu de vedere, aici v-am spus, eu prefer pe Ivan. L-aș prefera pe Ivan pentru că e jucător care creează multe culoare. În poziția aia de atacant central, în special dacă joci eu îl băgam 20 de minute la pas ieri la voluntar, da, pe Ivan Vârf. La pas îl băgam. Sau nu știu, îl băgam. Îl băgam... Da.
Îl bagi în stânga și treci pe Mitrița al doilea vârf și schimbi sistemul 4-4-2. Da, încerci cum să câștigi. Da, Sorine, o ultimă întrebare. Da. O ultimă întrebare. Ce părere ai de instalarea lucrătorului la Craiova? Cealaltă. Mă întreb de ce se întâmplă la cealaltă echipă. Nu știi că nu vorbesc. Da? E în nota asta, eu știu ce se întâmplă prin Craiova. E vreun virus. Păi atunci vine și Neagoie înapoi, dacă e virus. Bă, băiatule, nu știu că... Nebun. Sau și mă gândesc, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în Craiova. Adică, la ce te referi? Păi, nu vezi cum... Două echipe cu antrenori interimari, cu antrenori care nu știi dacă rămân, dacă sunt, dacă... Nu? Cam așa. Adică ți se pare un haos, a? Nu neapărat, dar nu e normal pentru un oraș care trăiește fotbal, care respiră fotbal așa, știi, îi place fotbal. Știi, nu, normal că nu mi se pare. O echipă care nu are jupânul acolo pus la vestiar și în echipă, nu e echipă. Nu există echipă fără jupân. Îl știe jucătorul cine e stăpânul, cine își asumă responsabilitatea, cine își asumă responsabilitatea tacticii, a rezultatului, a antrenamentului, a tot ce. Da. Dar nu numai pe săptămâna asta sau pentru săptămâna viitoare, nu, mă, pentru tot. Pentru că eu ce fac săptămâna asta nu fac numai pentru meciul ăsta. Fac în așa fel încât să-mi ajute și pentru meciurile următoare care vin. Normal. Eu sunt într-un obiectiv. Nu lucrez săptămâna. Deci, deci circul ăsta nu l-ai mai văzut la Craiova? Nu a fost niciodată. Niciodată. Mai ales că sunt două echipe, știi cum e. O să ajungă să schimbe antrenorii interimari între ei. Ca să nu mai să treacă pe toți. Asta ca să ne dea peste cap definitiv. Cum? Ca să ne dea peste cap, peste cap, da, tot ce înseamnă tactică la fotbal și tot ce se întâmplă, tot, mai să schimbă și gândurile interne noastre despre fotbal. Ca la Olteni, Sorine, știi că sunteți unici. Oltenii, nu? Sunt unici. Păi suntem cu aprindere rapidă din asta, nu suntem... Zici aprindere numai acum, rapidă. Da, nu suntem și pe electric și pe benzină, suntem numai pe benzină. Da, da. O ultimă întrebare, Sorine, cum ți se pare explozia, re-explozia lui Alex Ioniță de la Rapid? Păi mi-a plăcut cum a jucat meciul ăsta. Stai să vedem, să nu-i zicem re-explozie, că a fost doar meciul ăsta. Mai, parcă a mai mișcat ceva și meciul trecut, dar meciul ăsta chiar a fost așa și determinant și a avut evoluție bună. Și mie îmi place jucător cu tehnicitate bună așa în regim de viteză și se descurcă bine pe spații mici. Îl țină cât mai mult. E de titlu? Începe să arate de titlu Rapidul? Nu știu, Rapidul întotdeauna, dacă a avut o problemă, a avut problemă de continuitate. Așa, la multe meciuri, chiar și dacă a luat bătaia, n-a arătat rău. Știa, a arătat spectacol și a riscat, dar ți-am spus, e o chestie de continuitate. Campionatul e... O anduranță de asta, de rezultate, de și bune și rele, de multă muncă, de multă tensiune, de bucurie, de toate, să le știi cum, de un echilibru emoțional. Bun, și crezi că se va bate la titlu sau nu are forță? Păi ei și-au anunțat și așa să l-au. Nu, după joc condiții. te întreb. Păi dacă luăm, eu știu, momentele bune din jocul ăsta, știi, normal că le spui că sunt la titlu. Și ceea ce fac ei, cum sunt organizate, e o echipă care se va bate la titlu. Și titlu, zic eu, și anul ăsta va merge până în ultimele etape. Șucu nu merge pe interimare, ai văzut? Da. Și-a pus antrenorul. Este un antrenor serios. Bergodi e antrenor serios. Îl știu bine. Și din momentul în care concuram împotriva lui, eu știu, fiind la altă echipă și eu la echipele la care antrenam, știam, eu știu, dificultatea partidelor respective și ceea ce trebuia să fac, dacă vroiam să câștig sau
să nu pierd partidele respective. Iar e antrenor foarte bun, e un antrenor serios. Bă, plus ce a făcut și pe aici, la Craiova, pentru că Bergodi, să nu uităm, am pierdut finala aia, dar au fost multe, multe probleme și nici chiar el n-a fost în plenitudinea forțelor la momentul respectiv. Era într-un COVID din ăsta, sau, cum să spunem, bănuit de un COVID, care până la urmă s-a demonstrat peste câteva zile. Și nu l-a ținut nici pe el, n-a fost în plenitudinea forțelor la acea finală. Plus că meciul ăla n-aș vrea să intru în... Și noi după timp așa ne-am dat seama, nu prea a fost cum trebuia să fie toată lumea. Care meci? Avem... La care te referi? Finala. În meciul cu CFR-ul. Adică n-a fost cine? Niște jucători de la voi n-au fost cum trebuie? Nu, cam unul singur. Pe ce? Adică a trântit meciul? Nu știu dacă l-a trântit sau nu. L-a jucat cum trebuie. Dar cine a fost? Cine? Cine? Cine, Sorine? Cine n-a jucat? Nu. Nu ne-a plăcut nouă. Nu ne-a plăcut nouă ce a jucat la meciul ăla. Aha. Spun că l-a trântit sau nu l-a trântit. Păi cine? Că acum a trecut. Nu mai spun acum. Și joacă acum? Mai e la Craiova acum? Nu. Nistor cumva? Nu. Nistor a dat și gol. Da. Cine? Dar cine a fost? Nu mai joacă la Craiova? Nu mai. Păi nici n-a... Ar fi fost culmea să mai fi și jucat. Ia zi, Vivi, cine? Hai că v-am băgat în Constantin sau Bălașa? Bălașa? Nu. Păi așa dacă mă spun toată echipa ce pui. Nu. Bălașa sau Constantin? Bălașa sau Marius Constantin? Nici, nu. I-a ghicit. Scriem pe o hârtie și trimitem. Hai. Mersi, Sorine, mersi frumos. Bine, domnilor. Hai. Mulțumesc mult. Vorbim. Da. Ceau. Dar ce lipsește? Ce mă, cu oltenii? Ce lipsește Universității Craiova? Păi echipa are, nume are, jucători are. Antrenor stabil, ce spunea și Sorinaciu. Un antrenor, un jupân care să mai le taie nasul vedetelor de prin vestiar și care să știe jucătorul că el decide, el îi poate scoate din echipă, el îi bagă... Cum tot vorbim, un Dorinel. Un Dorinel, da. Sau un grozav. Un Dorinel. Apropo de Alex Ioniță, hai să vedem și declarația lui Alex Ioniță. 3-2, cel mai spectaculos meci al rundei de până acum, Rapid Poliaș 3-2. Ioniță, în mare formă, a jucat și în celelalte meciuri. De când a început titular, a jucat foarte bine. Acum a și marcat de două ori, dar și în alte partide a jucat foarte bine. Este într-un crescendo și e clar că e meritul lui Bergodi, pentru că la Ioniță trebuie să umbli aici, da? Hai să vedem ce a spus Ioniță, eroul, ca să spun așa, victoriei cu Iași. Ți s-au dezlegat ghinioanele, putem spune oficial că și-a revenit la reședință. Da, cred că da, sper să țin tot așa. Mă bucur, le mulțumesc celor care au fost prezenți pe stadion, staff-ului, colegilor mei, pentru că fără ei nu aș fi putut să fac acest lucru. Suntem o echipă, suntem ca o familie și mă bucur că am putut să fiu de folos în această seară. La ce trei, cât tot momentul în care ai șutat și s-a făcut 3-2? Îmi doream să marchez cât mai multe goluri, pentru că am simțit că îmi pot crea ocazii în această seară și mă bucur că am reușit să o fac de 3 ori, chiar dacă s-au pus doar 2 goluri. Așteptai să fie atât de greu? Da, ne așteptam, pentru că o echipă destul de bună. Sigur nu vor avea probleme să se lupte la retrogradare. Probabil vor lupta pentru câștigarea play-out-ului. Le urez multă baftă și... Cam atât. E important pentru voi că țineți aproape de lider? Da, normal. Obiectivul este clasarea în primele 3 locuri. De când am revenit în Liga 1, am reușit să ne îndeplinim obiectivele în campionat și sper să reușim și anul acesta. I-a făcut un cadou și lui Nico, i-a dedicat și golul. Da, mă bucur. Cum am mai spus, sunt în o familie cu toții și mă bucur pentru cele 3 puncte ce am avut. Care este recuperarea de reacție? Am rămas la fel, voi rămâne la fel în continuare, m-am pregătit, am fost serios, m-am văzut de treaba mea și era imposibil să nu revin. Îi mulțumesc domnului Bergodi că mi-a oferit ocazia și că am reușit să profit de ea. Visezi și la echipa națională? Poate pe viitor, dacă voi reuși să țin această constanță.
Ți-a trebuit să omplim 6 ani de când ai debutat la Național. Am văzut, da. Îmi pare rău că nu am reușit să adun mai multe meciuri, dar este doar vina mea că nu am rămas acolo. Nu mă mai gândesc, mă interesează să-mi fac treaba, am încredere în cei de acolo, sper, îmi doresc din suflet pentru ei să califice și am încredere că vor reuși. Cum vine această pauză pentru voi? Ne bucurăm că vom avea o pauză cât de cât de liniștită, ne vom pregăti foarte bine. Era important acest meci să terminăm cu cele 3 puncte. Da, și Nico, o bere acum de ziua lui? Nu știu, nici nu am reușit să ajung în vestiar, abia am băut o gură de apă. Da, Alex Ioniță, a fost și ziua lui Daniel Nicolae, la mulți ani, să fie sănătos și președinte Rapid. Cine e Cobra? Marius Constantin? Dar Marius Constantin zicea? Păi nu știu. Cârțu? Cred. A? Păi a zâmbit așa când ies. Când ai zis de Marius, tu da. Ce? A? Vivi, de Marius, cred că zicea. Păi, de ce de fundaș central, cred. A? A jucat Bălașa cu Marius Constantin, au fost cei de fundaș central. Da, nu, eu zic că de Marius Constantin zice. Sorry. Mai înțeles? Da, bine, nu mai contează acum că ți se pare ție că n-a jucat ăla sau că nu știu ce. Practic, ai avut pe CFR meci acasă, ai avut în mână acum că n-a mai jucat ăla sau că nu știu ce a mai făcut. Poți să joci și în 10. A? Poți să joci și în 10, da. Să câștigi. Da. Nu, așa este, așa e, din punctul ăsta de vedere, da. Îl avem la telefon pe domnul Becali, patronul FCSB-ului. Locul 1, steliștii își continuă parcursul de regularitate. Bună ziua, domnul Becali. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Mulțumit așa una peste alta? Sunt foarte mulțumit. Sunt mulțumit că avem ocazii, deci echipa e așa cu valoare, avem ocazii, dar totuși, adică noi trebuie să excludem și ghinionul, adică nu are voie să se apropie Botoșanul de care... Ei, nu s-a apropiat prea mult. Dar au fost vreo două acolo că putea să marcheze, să rămânem, ne dea un gol de ochi să egaleze. Da, asta da. Noi nu trebuie să permitem. Da, poate. Dar și foarte mulțumit. Dar și ați mulțumit de joc, sunt mulțumit. Am avut multe ocazii. Când ai multe ocazii, ce să... Putea să fie, domn Becali, vreo 5-0. Ce naibii acum, serios. Da, așa e, așa e. Adică una peste alta, da, bun. Știți cum e fotbalul? În ultimul minut... Da, nu știu, eu nu vreau. N-are voie adversar. Dacă vrem Liga Campionilor, măcar în România trebuie să nu se apropie adversarul de poartă. Da, așa e. Dar eu o să o fac eu, adică o să vezi. Iau eu acum, Iană. Iau eu doi atacanți. Doi luați? Păi doi iau. Uh-huh. Păi nu, iau unul extremă dreaptă și un atacant rus. Uh-huh. Dar vă simt așa, deci vreau să vă zic așa, de mult nu v-am mai simțit așa vână maximă de ambiție. Păi dar nu, e vorba aici numai de ambiție. Este și ambiție, că știi ce... Mai enerva și ăsta și știu că, domne, că păi nu concepe el că Rapidul să fie, adică să fie sub FCSB sau pe alții, că, domne, că nu știu ce, că m-am vitrat și lucrurile astea. Vezi, domne, că toată ziua pe Haralambus, că nu știu ce, că o fi ca antrenor, că e, că nu e, că ta-la-la. Și acum a venit și chestiunea asta cu Dinamo. Și atunci, bă, dacă voi vorbiți, adică sunt niște lucruri de demonstrat aici. Adică ce le-am demonstrat, le-am demonstrat, dar mai trebuie să le-am arăt odată. Că dacă le-am arăt odată, cred că le închid gura, știi? Adică, bă, da. Dacă când Dinamo deja e pe ultimul loc sau poate cine știe, poate le și retrogradează, nu mă interesează. Să retrogradează, nu mă... Și noi intrăm în Liga Campionilor, după aia e altceva. Da, se face distanța aia decisivă că nu mai poate să-i că nimeni nimic. Asta e adevărat. Dar ce să mai zic? Ce plus da asta, Coria, spun ceva. Cel mai mult ce contează? Banii. Da, e normal. Banii. Păi dacă vă duceți în Champions League, aveți minim 30 de milioane. Minim. 40-50 de milioane. Acum ați bani mulți acum. Din ce în ce crezi banii și mai mult că au intrat arabii în fotbal. Da, așa e. Da, așa. Păi dar nu, asta e o chestiune de bani, știi? N-a mai fost cu minte domnul Șucu. A început și el așa cu săgetuțe din alea așa mici. A, zice șef sărac. Nu, că eu băiat, n-am treabă. Da. Dar de ce ziceți așa că puțin v-a supărat așa asta cu ce a zis Șucu? Nu m-a supărat, nu-i de supărare. Dar nu, tu nu știi că dacă eu am vorbit cu el când voia pe Ejuma. Și a zis, putem să luăm pe Ejuma? Și am zis, băi,
domnul Șucu, i-am zis. La fotbal e război. Noi suntem prieteni, da? La fotbal e război. Păi eu nu văd lucrurile așa. Păi nu le vezi, da? Trebuie să le vezi. Și atunci acum, adică o să permit vreodată cineva în fotbal, că acum Corea spun un lucru. Chiar dacă a luat CFR-ul, să zicem, campionatul și 5-6 ani la rând, chiar dacă a mai luat și Farul 2 ani sau chiar dacă mai am fost pe locul 2, nu, dar eu tot pe primul loc am fost în fotbal. Atâta timp cât se umplu stadioanele, atâta timp când văd jucători de 11 milioane, 10 milioane, atâta timp, deci tot eu sunt pe locul 1 în fotbal. Adică eu nu accept altul să fie mai tare ca mine. Înțelegi? Da, și da. Nu este, că n-are cum să fie. Din moment ce eu umplu stadioanele, din moment ce am suporteri 40%, nefiind, ei zică, nefiind Steaua, adică sunt FCSB. Nu? Așa atunci și nu accept, adică nu-mi place să fiu locul 2. Da, da, bine, nu v-a plăcut toată viața să fiți locul 2, de mic nu v-a plăcut. Niciodată, nici știu, n-am fost. Știu, când erați mic, de mic erați drăcos. De mic eram locul întâi. Da, da. Mai da. Încercau câte unii să mai dea praca, să fie, no, pe nu mergea. Mai încercau câte unii, tic, nu mă puteam. Bun, deci care e planul pentru Champions League, domnul Becali? Ce vreți să faceți? Păi ce să fac? Planul este ce-am zis, trebuie să... Nu, trebuie să fac echipă la iarnă, adică trebuie să spulbe tot, adică nu mai există că stai, dumne, că faci cu Hermaștat egalitate. Cum se face egalitate cu Hermaștat? N-ai voie. Că te bate bine, aia ne-a bătut că a fost mizerie aia de arbitraj. Dar trebuie să jucăm și contra arbitrajului noi. Bine, așa a fost arbitraj corect, bun, știi? Da, da, chiar da. Chiar i-am spus lui Mihai, bă, Mihai, ăsta e băiat tânăr. Chiar dacă el, mi se pare că el a fost în VAR când a dat 11 metri ăla, da? Dar zic, dacă arbitrează, nu-și permite. Că nu ai curaj când ești tinerel să fugi, știi? Nu-ți permite. N-ai curaj. Adică arbitrezi corect că ce? Ești atunci la început, vrei să te afiri și ți-e frică să faci. Nu, dar arbitra bine, băiatul. Adică da, da, și nu-i... Da, da, nu. Nu, că sunt, să știi că avem câțiva arbitri bunicei așa, știi? Da, da. Nu mai mi s-a părut... N-a avut nicio tentă ieri împotriva voastră. Adică nu mi s-a părut nimic. N-a fost nimic. Nu, și-a văzut arbitru de treabă, cum trebuie să-și vadă toți, că despre asta e vorba. Deci dumneavoastră nu vreți să mai ajungeți nici cum a fost ieri cu Botoșanu să se mai plimbe mingea prin minutul 90 prin care... Niciodată nu mai are voie. A, să se plimbe dacă e. Dar să fie 2-0. 3-0. 2-0. 2-0, na. Bun. Adică să nu... Dacă e 2-0, după aia e adevărat că echipa mai... Lasă motoarele și poate să mai plimbe ei până, poate cine știe, dă un gol norocos. Da, așa la 1-0 n-ai voie să se plimbe mingea deloc. Da, poți să ai un ghinion din ăla, un șut de via și aia e. Bine, Corea, acum se la 7 puncte față de șinile de tren și de față de Craiova. Și acum și față de CFR, noi nu știm dacă câștigă. Cu cine joacă? Cu Dinamo? Cu Dinamo, diseară, da. Aia, îi bate. Da. Da. Bun. Deci, pentru iarnă, ce echipă vreți să faceți? Doi atacanți? Povestiți-ne puțin așa în mare. Nu, tată, un singur atacant. Doi atacanți. Unul atacant de careu și unul atacant în dreapta. Extremă dreaptă. Am înțeles. Rămâne povestea cu Ștefănescu? Nu știu. Asta nici nu m-am gândit. Aha. Și în afară... Văd că dacă... Da, vă rog. Nu suntem periculoși pe partea dreaptă deloc. A, e posibil că dacă își revine Tavi, adică George, da, nu mai iau. Da, nu-mi place Tavi, nu știu. Nu. Păi după să stau, îți dai seama, după Tavi, dreapta, acolo sau... Da, nu știu ce e cu el, nu e Tavi. Și de ce ăsta Băluță îmi place, știi, e posibil să nu mai iau în dreapta vreun jucător. Că îmi place Băluță, știi? Da, 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 da. Place, e activ. Chiar dacă nu e așa intrat bine în mână, dar e activ, e iute, e viteză, joacă în viteză. Nu e încă 100% în formă, dar îmi place. E acolo, e în joc tot timpul. Da, așa e. E permanent, e o problemă, e un spin din ăla pentru echipele. Da, da, e spin, așa e. E ca un spin. Da. Deci atacant, dacă va fi extremă dreapta și în rest mai luați ceva la mijloc sau cam gata? Nu. E posibil, adică
dacă e un închizător, pentru că am văzut că ăsta nu e închizător. Ăsta, cum îl cheamă? Alexandru sau cine? Alexandru, nu închizător. Uh-huh. Alexandru nu e închizător, ca dovadă că nu stăpânea mijlocul terenului. Vezi, sunt multe secrete la fotbal. Uh-huh. Sunt multe secrete la fotbal. Oamenii zic că sunt mari specialiști. Nu, eu nu specialist. Dar dacă n-am mijlocul terenului, bă, mă întreb ce problemă am. Corect. Bă, ce problemă am? Uh-huh. Și mă uit ce problemă, să văd care e problema. Și după aia mă uit la mijlocaș. Și să văd ce se mișcă, cum fac, ce fac ei. Și am văzut, n-am avut coordonator de la mijloc, incizător. Acolo să dea punctul fix pe unde trec mingile. Păi n-a mai fost șut, nu știu de ce. N-a mai fost șut în viteză. Dar de ce n-a jucat șut? Ce s-a întâmplat cu el? Aia, ia o mică, nu știu ce, și hai să nu riscăm. A, am înțeles. Pe oricum, din 2 săptămâni acum. Da. Uh-huh. Deci, Alexandru ieri va juca Inter. Alexandru nu va lipsi din teren. Că Alexandru e jucător valoros. A, da, și a câștigat statutul de titular, Alexandru? Da. Ok. Da. Uh-huh. Dar va fi ori fundaș central, ori Inter. Aha. Vedem, nu știu, nu știm care... E posibil să fie foarte folositor fundaș central, că e foarte sigur pe el, adică nu se precipită, nu are nicio frică. Uh-huh. Mă gândeam acum, de unde l-ați scos și pe ăsta? Că tot dumneavoastră, practic, l-ați propus după Daua, tot dumneavoastră l-ați propus și ați insistat cu Alexandru. Păi normal. L-am văzut toată, l-au băgat odată, nu știu. Ia să ținem un scor odată și pe cine băgăm? Hai să băgăm pe Alexandru, au zis. Uh-huh. Bine, băgați-l pe Alexandru, bine, nu știam. Înțelegi? Uh-huh. Și acum eu dacă l-a băgat pe Alexandru, hai să văd. Când l-a băgat pe Alexandru, când am văzut eu Alexandru, materiale, agresivitate, bă, numai că după am văzut că omul a început să și dribleze, pe acolo, din blocaj, înțelegi? Uh-huh. Zic, uite, bă, jucător agresiv, fizic bun, are și driblează, are și tehnică. Hai să-l vedem. Așa a fost. Dar stați, și-a dat și gol superb aseară. Da, mai avea puțin și mai dădea unul, o șofoasică. Aha, aha. Da, nu, jucător interesant pe care l-ați adus în prim plan, domnul Becali, să știți. Da, da, da. Jucător bun. Cum, deci, clar, Alexandru titular la cum joacă și cum se prezintă băiatul. Da, da, da. Dar nu știți încă unde. Depinde de meciuri. Mă gândesc că va fi în funcție de meciuri. Nu știu, cred că Inter, așa cred. Uh-huh. Cred că Inter. Uh-huh. Cum vi s-a părut locuitorul Radunovici, fundașul stânga? Ganea. O să știi că mi-a plăcut foarte mult de el. Dar e adevărat că a făcut probabil și oboseală, încă nu e bine pe el, a făcut el două greșeli care alea nu se permit. Și că pot să... Dar mi-a plăcut foarte mult de el. Uh-huh. Adică e clar, va fi bătălie mare acolo pe stânga de acum cu Radunovici? Păi nu că e bătălie, deja nici nu știm pe cine. Deci nu știm cu cine vom juca deja, nu știm. Uh-huh. Nu știm, pentru că e jucător de viteză, are și o tehnică bună, urcă, e adevărat, Radunovici are și el tehnică și urcă, centrează bine, dar ăsta are mai mare viteză. Uh-huh. Și mai mare forță. Parcă mi se pare mai vână ăsta. Mai vână, mai în viteză, mai iute. Uh-huh. Uh-huh. Nu, așa e, parcă mai vânos, aveți dreptate. Puțin mai tehnic poate Radunovici, știi? Uh-huh. Dar n-are puterea lui ăsta. Uh-huh. Păi și ce faceți acum? Păi ce să facem? Asta e, vine că ne-a dat omul valoare și asta e, vedem, nu? Ne rugăm la Dumnezeu să ne dea mintea, înțelepciunea să joace la care trebuie să joace. Uh-huh. Nu, bun. Să faci. Bun jucător, nu știu, v-a zis, aveți ochii, v-am zis, chiar aveți ochi. Aveți jucători mulți de valoare. Păi bă, da, păi dacă văd, dacă sunt de 20 de ani în activitatea asta, păi idiot să fii, numai dacă ești prea idiot și nu vezi, adică stai 20 de ani într-o meserie, că de 20 de ani în treaba asta sunt. Dacă stai 20 de ani undeva într-un lucru, o activitate care o ai și tu nu înveți, înseamnă că ești prea, nu sunt chiar atât de idiot ca să nu învăți. Uh-huh. Eu nu sunt specialist. Așa ne specialist, cum sunteți pe locul 1, băcă? Bă, tata, eu văd la mine, încute la mine. Da. Că și în Evanghelie, că aici sunt apostol Pavel. Ce slujitorii să slujească stăpânului ca lui Hristos. Deci ei trebuie să slujească ca și lui Hristos.
Bine, o să comenteze ei, sataniști, acum, în fel și chip, ce o să facă ei și o să batjucorească. Dar numai că Apostolul Pavel așa a zis, slujitorii să slujească ca lui Hristos, ție, slujitorii ăia de acolo pe care i-ai angajat, ca lui Hristos să slujească. Și tu să-i respecti, să-i iubești și să ai grijă de ei ca familiile lor să aibă salarii bune, să ducă bine. Așa da. Zice Apostolul Pavel, dar ei să slujească ție ca lui Hristos cum? Ca dacă tu nu ești la servici, ei să slujească cu credință, ca și când ai fi. Am înțeles. Domnul Becali, companio, 90 de minute. E bine, nu? Băi, eu zic că bine, da, a jucat tot meciul. Deci, a jucat tot meciul, e bine. Bine, Horia, acum spun ceva, a fost nici că mi-a spunea că nu-i terenul rău, era rău, rău de tot. Noe, vă spun ceva, domn Becali, îți rup picioarele, pe cuvântul meu de onoare. Da. Deci băgați bani în fotbaliști, mă uitam aseară, eram acasă și zic, bă, nu se poate, bă, să plătesc salarii, milioane, pan și să ai doi jucători să-și rupă picioarele pe acolo, pe cuvântul meu. Nu, dar și care-i treaba? Nu, ei devină ei, conducătorii, că nu și-au vrut ei să facă, știi? Da. Pentru că normal, adică el, gazonul era bun, numai el trebuia tuns și udat. Era netuns și neudat, adică era uscat și cu iarbă mare, adică nu mergea mingea, nu putea să pasezi. Ei sunt și fraier. Că el, Iftimie, care se dă că e manager bun, el să știe de la mine. Băi, el are niște jucători, n-are forță mare, dar are niște jucători de ăștia tehnici, mai debrează, mai putare, mai pasează, adică ăștia lui trebuie gazon bun ca să poată să joace jucătorii lui. Da, 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 da. Păi el dacă nu știe, zice că știe management, dar că nu știe. Da, da, ne-a zis că l-am avut mai devreme în direct și zicea domne, mi-a zis domn Becali, zice, băi, vezi că vin să te bat. Și zice domnul Iftime, a fost așa trufaș și doamne, zice, când am văzut mingea aia, minutul 90 din greșeală să fi intrat, să vezi atunci ce râdeam și ce discurs aveam. I-am zis eu, Horia, i-am zis eu, zic, băi, zic, dar de ce aveți cum e domn Becali? Că eu zic, prieten, băi, zic, dacă tot timpul zici că domne Becali m-a aumentat, luase și lumea în cap. I-am dat mesaj odată, zic, vezi că ai 7 de culoare pe teren. I-am zis, băi, cum, ia-ți și un antrenor de culoare, că așa trebuie să înțelegi. Da, așa. Și eu râdeam de el și am zis, băi, zic, uite, faptul că țin la tine așa, zic, te iubesc ca om, așa că ești un om de calitate, zic, mai îmi place și râd de tine, că știu că nu te superi. Și că eu îi dau mesaje lui când mănâncă bătaie. Da, da. Înțelegi? Așa. Și el mi-a zis, domnule, zice, eram supărat rău de tot. Și pe toate, bă, dacă mi-ai dat mesajul ăla, ce ia și un negru antrenor, atunci, zice, am leșinat de râs. Și el mi-a zis, da, tu când aveai și ziceai și vorbeai, mă băteai management, ai intrat și pe un play-off odată, ziceai mare șmecher. Păi zice, domnul Becali, zice, cine răzuiește din Becali, nu știți că cine răzuiește din Becali și face statuie, pe moment nu mi-am dat seama ce vrea să zic. Și zic, mă, ce? Păi cine răzuiește din Becali, face statuie. Tu îți dai seama ce parabolă, ce epitet a găsit cine răzvește din Becali și face statuie? Mi se pare deștept epitetul, adică deștept omul. Tu îți dai seama cine răzvește, ce îi răzvuiesc din mine ca să-și facă statuie. Le crește și lor cota, asta a vrut să spună. Păi da, da, da. Da, 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 așa este. Da. Și mi-a zis, zice, domne, m-a iertat, zic, dar v-a dat vreun mesaj domn Becali? După mi-a zis, nu, domne, zice, m-a iertat, a fost bun creștin de data asta, mi-a zis. Că mi-a zis că i-ați dat mesaj înainte de meci, vin să te bat, te bat. Băi, eu îl distrug, eu că îi dau mesaje, că mănâncă bătaie îi dau mesaje, ca să râd de el. Așa. Îl distrug. Nebunește. Deci companiul înțeleg că ok, una peste alta, ținând cont de meci. Păi ok, nu, n-ai ce să zici ce. A fost bine, dar el, bă, Horia, el trebuie să dea goluri. Dar nu dai goluri, atacam. Și plus de asta a avut două stângăcii acolo, care normal o dată de a se paseze lui Coma, a avut două dată în pas în 2 metri. Ne-a avut, dar bine, era terenul prost. E, cu Varza mai greu cu el, cu Varza. Cu cine? Cu Varza, zic, mai greu. Cu Varza e mai greu, da. Dar, domnul Horia, dar te super dacă vreau să spun și eu ceva, că am ajuns acasă, că am fost la biserică și mi-e tare foame. Da, 2 minute, atât vă mai țin, jur.
Atâta vă mai țin. Ce facem? Știu că aveți brânză bună, știu. Ia să-mi trimite și mie niște brânză, domn Becali. Băi, după ce că îți fac emisiune, câștigi bani, aveți și mii brânză să-ți mai stau. Credeam că sunteți om așa, creștin, adevărat. Adică pentru acolo 2-3 kg de brânză din aia adevărat, acum serios. Lasă-mă, dacă îți dau kilul de brânză, îți dau cu 500 de euro kilul, că tu-i milionat. Știți ce o să zică ăștia? Mită! I-a dat mită! Păi mită pentru ce? E, nu știți cum e la noi în România? Eu, de exemplu, am văzut, ca să vezi că eu am avut la televizor aseară, da? Scrie acolo la RTV. Da. Zice, domnule, zice, ce a aflat Becali despre Godei și cu asistenta? Băi, eu nici nu cunosc nici pe Godei, nici n-am auzit de el în viața mea, nici de asistenta Firea, nici nu o cunosc. Băi, tu îți dai seama ce oameni, a ajuns lumea nebună, a nebunit lumea, să știi, la televizor. Da, așa. Ei, audiență! Voi ați nebun, nu m-ați sănătoși la camă. Cum să scrie asemenea niciun... Am spus poza mea 2 ore acolo, ce domnule, Godei, ce a aflat Becali, nu știu ce a zis, că nici abar n-a spus, eu știu că am aflat eu. Bă, dar cum să spui asemenea minciuni, mă? Tu îți dai seama, bă, Horia, eu, de exemplu, dacă eu intru în politică, aș intra în politică numai așa, ca să lezez niște lucruri în România. Ba, astea cu drogurile, ba, astea cu carnetul, ba, astea cu televiziunile. Cum poți să zici minciuni? Tu ai închis televiziunea, mă? Cum o să-l ții pe Pandele și pe Firea 2 luni de zile minciuni? Poți închide televiziunea, fac poie de lege, se închide, zici atâtea minciuni și cărțuie, se închide televiziunea, mă. Dar chiar vă gândiți serios cu politica? Bă, nu știu, mă gândesc să văd, când văd lucrurile astea, ba cu bătrânii, ba cu alea, ba cu alea, ba cu drogații. Bă, faceți, mă, lege să nu mai există droguri, au copiii droguri, elevii droguri. Înțelegi? Da, aici ați de acord cu asta total, total. Păi să fac 2-3 legi care sunt esențiale, televiziuni care mint. Închide, mă, cum să ții până, mă, 2 luni de zile în minciuni, senator al României, să minți în halul ăsta. Dom'le, Firea a fost chemată, Firea, de 2 ori la parchet, nu s-a dus și n-a fost chemată nici. O să minți, mă, că tu înseamnă și îți dai seama, deci el, patronul, stă în Serbia, și îl comandă de pe acolo, tu îți dai seama. Deci noastră televiziune care considerați și se dovedește că mintele ați închide? Da, da. Ați dat proiect de lege, bă, dacă ai mințit de nu știu câte ori le închizi? Da, nu că dacă minți odată, asta e, toată lumea minte. Bă, dar dacă tu 2 luni de zile despre un senator al României minți în fiecare seară, e vădit că tu ești scroc, hoț și mincinos. Iar o să vă atace toți că vreți să sugrumați libertatea presei. Pe care libertate, bă, ești nebun? Pe care libertate? Păi senatorul României, mă, cum să-ți bagi ucurești senatorul României? Da. Da. Cum să bagi ucurești senatorul României să minți 2 luni de zile? Vedeți, de aia îmi văd eu de sport. Frumos, la fotbal, elegant. Bă, dar tu îți vezi de sport și eu pot să-mi văd. Numai că vezi diferență între noi, Horia, știi? Păi da, știți cum e, știți de ce au zis, ce ziceți dumneavoastră? Cum a zis Iftime, îl răzuiești pe Becali. De-aia lipit aia ce a zis de Godei. Că sună, când apare Becali pe titlu acolo, explodează audiența. Stai puțin, dar nu se poate asta. Păi nu, dar hai că răzuiești pe Becali, mai e altceva. Dar alta e ca să zici minciuni în halul ăsta. Deci spun, știi care e diferența între mine și tine, Horia? Tu e adevărat, ești băia bun, de băia de calitate. Numai că tu nu ai inima mea. Bă, tine te interesează de tine, îți vezi de treaba ta, pe mine mă interesează și de alții. Și eu, pe mine mă interesează și unde crești copiii și nepoții mei. Aici știți cum e, acum știți cum e, nu mă cunoașteți, n-aveți de unde să știți asta. Păi nu, dar nu te cunosc, dar nu, tu când dacă... Eu zic să vă interesați când aveți timp de mine și o să vedeți că aici n-aveți dreptate. Dar tu vezi că spui, domnule, mă, că tu ai spus. Că domnule, mă interesează numai de treaba. Eu asta fac de viață, nu fac politică. Păi bă, nu se poate să vezi la o televiziune 2 luni de zile batjocorit un om care este și senator și femeie. Băi, este și demnitatea omului ca să faci așa. După aia, Becali, ce a aflat Becali despre Godei și despre... Bă, dacă nu-i cunoști, nici nu știu și n-am aflat în viața mea despre ei, nici nu știu nici măcar cum îi cheamă și nici nu știu cu un cel despre ei. Domn Becali, eu să vă spun doar atâta. Eu stau un voluntar, da? Da, deci eu stau un voluntar. Eu acolo stau un voluntar. Bun. Deci cum ar veni primarie Pandele? Eu doar atâta vă spun.
Pă, arată voluntariu impecabil. Nu știu mai departe eu ce, alea, godei, negodei. Păi, deci, era, eu atât vă spun că Pandele e gospodar. Era voluntariu și era voluntariu. A? Era ca pe vremuri o comună. Eu atât vă spun, n-am nicio prietenie cu Pandele, nimic, ca nimic, nu, nicio treabă. Stai puțin, că nu vreau să facem campanie. Nu dar n-am nicio prietenie. Arată impecabil. Eu spun și ce spun eu. Ce nu e normal să se întâmple în toată țara și cred că nicăieri în toată lumea nu se întâmplă. Cum adică un om comandă din Serbia să fie batjocorit un senator al României 2 luni de zile? Păi unde ne trezim, bă? Păi da Senatul României, da Parlamentul României, da parchetul, ce face, mă, doarme? Da SRI-ul ce face, mă? Nu să fii tu serviciu de informații să vezi cu un senator al măi batjocorit cu minciuni 2 luni de zile. Și să taci din gură. Am înțeles. De ce ați închide televiziunile care mint? Dar ce? Păi nu televiziune, pe aia o închid. Da. Păi vin și spun, băi, ai venit dovezi? Ia-ți-vă, de 2 luni de zile ai spus aia, ia dovadă, ia dovadă. 2 luni de zile batjocorești un om cu minciuni. Ia să închid. Da, nu mă, pe mine m-ați pierdut aici cu politica cu asta. Știți, nu, bă, dar nu, dar trebuie legi în sensul ăsta. Tu intrați în politică și faceți legi, ia uite. O să intru să fac legi, numai ca pentru drogați cel mai mult. Da, intrați. Și ai, nu, o vă susțin. Să fac o lege cu drogații. M-auziți, cu drogații vin și eu cu dumneavoastră prin centrul orașului. Ce? Cu drogații vin și eu să se dea legi aspre cu, că eu, da, cu dumneavoastră, sunt cola la cot. Bă, te-am pus aici, drogat la volan 10 ani, n-ai cadet, bă, te-ai pedeule drogat. Sunt de acord cu dumneavoastră, numai nenorociri se întâmplă. Iar fenomenul e scăpat din mână, domnul Becali, scăpat din mână. Aveți perfectă... Eu vin... E scăpat, pentru că să spun ceva, dacă știu că mi-a canetul pe 10 ani, nu mai mă drogez eu. Și dau eu teste de la mine bani și cumpăr teste la toată miliția românească. Și băgați-i testul, ești drogat, gata carnetul, treci... Tu te pui jos de mașină. Mașina pe dreapta. Vă susțin gatului, total, să știți. De pe acum, dacă faceți lege, total cu fanaticul. Ești beat la volan și beat la volan dacă ești. Ești beat la volan, ți-l iau pe 3 ani carnetul. Da. Domnul Becali, știu că vreți să mâncați. 3 minute, 2 întrebări și am închis. Drogatul, nu că iau carnetul. Și 3 ani pușcărie drogatul. Da, domne, sunt de acord cu dumneavoastră total. Ești televiziune mincinoasă? Gata, ți-ai închid, nu mai ai voie televiziune, tu ești mincinos, ești scloc, tâlhar, bandit, criminal, care omori familii cu minciunile. 2 întrebări vreau să vă mai pun și gata, cu mulțumiri de rigoare că mi-ați răspuns astăzi, că e duminică și știu cum e, că e mai. Vreau să vă întreb, e adevărată povestea asta ce am auzit-o prin târcă, Tavi nu mai joacă, care o prietenă mai mare cu 6 ani decât el? Nu știu, abar n-am. Știu că are o prietenă, vrea să însoare. Eu am luat apartament. Asta știu. Și atunci de ce nu mai joacă domn Becali? Pentru că băiatul ăsta are talent. Dacă e cu 6 ani, nu e în regulă. Dacă e cu 6 ani, dar e treaba lui, viața particulară. Nu mă bat eu, să știi. Bun, ok. Și atunci ce se întâmplă cu el? Nu știu, tată. A? Nu știu, tată. Ce se întâmplă? Știu eu ce se întâmplă. Adică nu mai e fotbalistul ăla. Păi dar de unde să știu, mă, tată, ce știu? Păi nu, dumneavoastră le știți, că știți pe unde umblă jucători, știți tot, să fim serioși. Ce să faci, mă, tată, ce să faci? Când dau ei, ce să faci? Nu știu, nu vreau să vorbesc, mă vorbesc și nu știu ce mai zic. Păi dar după lume... ați văzut ce zice meme, este singurul patron care critică jucătorii după meci la televizor. Păi da, dar trebuia să zic o glumă și nu-i bine să zic. Hai, bine, lasă. Cum? Ce era? Trebuia să zic o glumă. Cu ce? Era să mă scap să zic o glumă. Cu meme-ul? Nu cu meme-ul, cu un tari. Am înțeles. Bine, tata, ai. Se moaie genunchi, hai fi sănătos. Cum? Ce a zis că? Hai bine, fi sănătos. Ai, se moaie genunchi, da. Bine, la revedere, da, a fost domnul Becali. Se moaie genunchi. El a mai pățit-o cu Dodel și cu Strâmba. Da, deci lui Tavi se moaie genunchi, da? Bine, de-aia nu s-a dus la corner acolo, da? Da, știi tu? Când ai zis tu de la genunchi, avea apă la genunchi, mai înțeles? Da, nu cred. Cum? Nu cred. Nu? E mai de sus. Cum? E cont de la comandă. Da. Bun, Rapidul cum vi se pare, băieți? Andrei? E o echipă spectaculoasă, mai degrabă decât eficientă. Chiar dacă a câștigat puncte, mi se pare în continuare o echipă dependentă de Giulești. Uh-huh. Joacă acasă într-un fel, în deplasare într-un alt fel. Cred că e o problemă mentală până la urmă.
Așa cum o problemă mentală e la, la Ioniță și aici de felicitat Bergodi că a reușit să-i găsească pinul și să-l facă să dea tot ce e mai bun din el. Eu nu l-am mai văzut pe Ioniță jucând așa bine ca vineri seară de pe vremea când evolua la Astra. A avut câteva meciuri bune în campionatul ăla câștigat de ei atunci. A fost, a dat goluri, a dat pase de gol. Cred că această omogenitate în cadrul primului 11 pe care o caută Bergodi cu, aproape cu disperare face bine unei echipe. Ăsta e un secret al Rapidului, că a început să joace constant? Cred că da, pentru că sunt jucători care evoluează mai puțin bine în anumite meciuri, cum e și cazul lui Ioniță, dar care se regăsesc la startul următorului meci. Și asta poate oferi o continuitate. Pe de altă parte, Rapidul a făcut niște transferuri foarte folositoare pentru echipă, în sensul în care și-a adus un jucător sub vârstă care e clar titular pe Borza. Au adus un atacant care mie îmi place foarte mult. Da, și mie. Rahmani este un atacant. Mă uitam, Doamne, ce fază a făcut acolo, ce, cum i-a driblat pe toți, i-a croșetat. Azi vreau să spun că după meciul cu Petrolul, a făcut două transferuri, Rahmani și Borza, care au rezolvat multe probleme. Adică și pe Brown l-au trecut din stânga, unde îl chinuiau în stânga, l-au trecut în dreapta, unde e postul lui. Apoi au găsit și rezolvarea fundașului stânga, că știi că problemele cu Junior Moraes, și au rezolvat și problema Andrului, care juca Cârjan în spatele vârfului, dar fiind nefiind familiarizat cu meciurile de seniori jucând mai la tineret, s-a vedea că nu este ceea ce trebuie. Și uite, au găsit acum o formulă cu Rahmani și cu Ioniță în spate, o forță ofensivă foarte mare. L-au pe Săpunaru, care a face un cuplu acum cu Iacob foarte bun, portarul echipei naționale, mijlocași, au găsit lui Emers loc în teren, care Emers anul trecut mie îmi plăcea ca jucător, și așa cum spunea și Andrei, trebuie să găsească antidotul pentru meciul din deplasare. Da. Cum se pare Rahmani, Adrian? A fost un atacant uriaș. Cum ți se pare Rahmani? Foarte bun. Util pentru... Cel mai bun atacant în momentul de față? Sau cel mai bun atacant din ultimii ani adus? Da, cam cel mai bun atacant în momentul de față. Util pentru echipă. Exact cum a spus și voi, Rapidul încet, încet și-a dus jucătorii care și schimbă și merită l-are Bergodi foarte mult. Aduce jucători cum Ioniță, după mult timp îl pune să joace și îl reinventează. Și o echipă care eu cred că o să se bată la campionatul, să fie acolo sus. Dar Rahmani, cel mai bun din ultimii ani atacant, după părerea ta, adus, care îl vezi din ultimii, nu știu, 2, 3, 4, 5 ani? Din ultimii 5 ani cred că e cel mai în formă jucător și cu cea mai bună calitate. Da, atacant din Superliga, nu? Din Superliga, da. Adică... Cum a venit Colici acum mult timp și l-am văzut că e un atacant foarte bun. Rahmani peste Colici de acum, da? Peste Colici? E mult mai tehnic și pentru sistemul care îl joacă Rapidul cu Ioniț acolo și cu că sunt tehnici foarte mult, chiar este un atacant tehnic și chiar știe jocul foarte bine. Și are gol, e important, că dă goluri și își creează ocazii tot timpul. Da, te rog, Andrei, te-am întrerupt, scuză-mă, vorbeam de Rapid. Și spuneai că Bergodi, iată, bagă aceeași echipă de 5 etape. Cu mici, bun, Wide suspendat, a jucat cu Albu și fii atent o chestie, da? Fiți atenți o chestie, da? Apropo de ce ai povestit un oglindă, pun, de ce crezi că Rapidul cu Bergodi e periculos la titlu, la anul ăsta? Pentru că tu ai povestit faza cu Tavi, da? Care ochiul tău a văzut-o, da? Tavi care a tratat cu lejeritate, da? A tratat cu lejeritate. Da. Aduceți-vă aminte faza din minutul 15 sau cât a fost când a explodat Bergodi. Am explodat eu în un minutul 15. Mai erau puține minute, mai erau 15 minute din meci. Când Albu dă călcâi la mijlocul terenului, când Bergodi explodează, am explodat eu. Până să zic, ia uite-l bă pe ăsta pe Albu, dă călcâie la mijlocul terenului. Bă, ești nebun, Albule, mai înțeles? Deci, ții minte, când dădea călcâie, meciul era într-un echilibru, să știi totuși. Iași nu a arătat rău, știi? Și Albu dă călcâie, îi pune pe Iași pe contraatac, Bergodi explodează, 10 minute numai la faza aia. Tot vorbea cu aia. Ce înseamnă atenția la detalii?
Da? Ce înseamnă baciu de pe margine, antrenorul, da? Pentru că uite, Gigi Becali, da, are ochi la jucători, începe să aibă ochi la jucători după atâția ani, da? E incontestabil asta. Dar el nu poate să fie pe bancă să vadă chestiile astea de finețe, că Tavi Popescu a dormit la faza corner. N-ai cum, că trebuie să faci școală de antrenor, trebuie, e logic, nici eu n-am văzut lucrul ăsta. Un om cu ochiul tău, de exemplu, a văzut. Dar uite-l pe Bergodi. Jocul de fotbal e făcut din detalii. Da, da, dar uite-l pe Bergodi, detaliu. Ați văzut, călcâi albu, da, îi pune pe contraatac și eu mi-am pus mâinile în cap când, ca privitor. Ai înțeles că n-am. Și au mai fost situații. Da, dacă iar Bergodi a nebunit. Ați văzut cum s-a dus Bergodi la albu? Dacă putea, îl stângea de gât. Intra în teren să-l stângă de gât. Și 10 minute Bergodi după aia, 10 minute, tot asta vorbea cu secunzi. Tot îl arăta pe albu. 10, nu și-are... De ce? Pentru că a văzut un albu superficial. A văzut un albu care pune cu o superficialitate strigătoare la cer toată munca echipei în pericol. Despre asta e vorba, nu? Da, și au mai fost două situații. Una la faza golului egalizator, Rapid egalează și în momentul ăla camera de vedere îl surprind pe Bergodi chemându-l pe Brown, deci care n-avea nicio legătură cu faza, n-a avut nicio treabă, dar îl văzuse din timpul meciului că nu creează, cred, asta mi s-a părut, că nu creează suficientă profunzime la un moment dat pentru dezvoltarea atacurilor. Și ei se bucurau de golul de 1-1 și el îl dăscălea pe Brown și tot spunea ce are de făcut în continuare. Și ce mi-a mai plăcut iarăși este declarația din finalul meciului, care mi se pare extrem de realistă. El spune, da, a fost frumos, ne-am bucurat, au fost goluri multe, joc spectaculos, dar zice, noi avem nevoie de mai mult echilibru, noi n-aveam voie să jucăm pe contre atât de mult meciul ăsta în situația dată. Care acum ți-a ieșit. Acum a ieșit. Putea să nu-ți iasă. Da, și aici vine spiritul Giuleștiului și asta trebuie gestionat cu foarte mare atenție, pentru că Giuleștiul te împinge să te duci în atac. Doar că sunt momente în anumite meciuri în care trebuie să ai echilibru. Să nu te duci după acel contraatac pe care îl vrea tribuna. Pentru că tribuna vrea să te arunci către poartă. Numai că sunt momente destule în care ar trebui să temporizezi, în care ar trebui să schimbi ritmul jocului, că nu poți să o ții așa la nesfârșit. Și apropo de ce ziceai mai devreme sau ce zicea domnul Becali referitor la faptul că se pricepe după 20 de ani... Nu, a spus-o la modul că se pricepe în sensul că se lipește ceva după 20 de ani. Da, nu, sunt convins de chestia asta, doar că, uite, a vorbit despre mijlocași. Pe mijlocași nu poți să-i evaluezi corect de la televizor. Nu ai cum. Televizorul îți arată unde e mingea. Tot timpul. Camera de luat vedere se duce după minge. Ca să vadă omul dacă mingea intră în poartă, să nu scape gol. Ori ceea ce fac mijlocașii trebuie văzut de pe teren. Pentru că sunt unii care nu se văd. Nu se văd, însă sunt atât de utile echipei, în special mijlocași și defensivi, iar tu nu vezi, camera e pe minge, tu nu vezi că acel mijlocaș s-a dus și a acoperit o zonă care a fost părăsită de fundașul dreapta, să spunem, și acționează preventiv. Tu nu vezi asta de la televizor, așa că recomandarea mea să ducă la meciuri. Da. Vivi, Rapidul, da, zi, te rog, ce zice? Să duc la meciul pe Giulești. Anul trecut, dacă Steaua vrea să câștige campionatul, Gigi trebuie să meargă la meci. Anul trecut. Da? Da. Unde să meargă? La Constanța? La meci. Să se uite la meci, că după 20 de ani chiar știe. Nu e o chestie care, dar televizorul fură foarte mult. Și deformează la un moment dat televizorul. Da. Deci care ar fi sfatul vostru să meargă la meciuri? Da. Păi are meci cu Rapidul contra lui Bergodi, etapa 15. Să meargă la meci. N-a mai fost în Giulești, a fost și pe Dinamo, a fost și pe Giulești, nu e o problemă. Cum e Vivi Rapid? Vine întâi la Plăști. Da, cum e Rapidul? Rapidul, echipă mie îmi place Rapidul. Dar și Bergodi a sintetizat foarte bine. Hai să ne uităm. Foarte puternic CFR-ul, foarte puternic CFR-ul. Pe CSB-ul cu Cluj, când au primit golul egalizator. Bergodi a preîntâmpinat lucrul ăsta. Ieșind și n-a făcut criza aia de nervi doar pentru Albu, pentru toată echipa. Să vadă că trebuie să rămână concentrați, că mai e puțin și pot pierde cele trei puncte. Deci e azilul Albu, dar a bătut șaua ca să înțeleagă iapa. Deci tot ce se întâmplă la Rapid denotă faptul că Bergodi are libertate totală, așa cum a spus și domnul Ciucu, că este jupunul ăla de care spunea Sorin Cârțu pe bancă și jucătorii percep în asemenea fel. Uh-huh. Pentru că, rapid, mai să ne
nu are jucători de mare valoare. Afară unui Rahmani și portarul echipei naționale. Borza. Și Borza. Dar nu sunt, dacă era de foarte mare valoare Borza, nu-l vindea Hagi în România. Îl vindea ca pe Mazilu direct în Anglia. Nu? În străinătate, nu? Da. Rahmani sau Companiu? Da. Ce râde cobra. Hai să-ți răspund eu la asta. Rahmani, 100%. Eu să spun care îl apreciez pe Companiu. Rahmani ce face, da? Dar Rahmani este un jucător. Da, dar la penaltiuri, Companiu. Uite, Rahmani a ratat. Da. Zi, te rog, Andrei, ce ai zis de Rahmani? E greu. Deci, Rahmani mie mi se pare că e un jucător care pe care aș vrea să-l văd mult timp în campionatul României, dar nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Și cred că va fi un jucător vândut pe bani foarte buni din România. Tânăr. Adică, cât crezi tu, după părerea ta? Așa? Eu zic că 4-5 milioane minimă. Minim din România, dar mi se pare, sper să-l țină, să nu o ia pe alte căi, mi se pare că e tipul acela de jucător care nu se va mulțumi nici când va face pasul către, să spunem, o echipă din top 5-10 campionate, nu în primele 5. Am înțeles. În top 5-10. Este acel tip de jucător, adică care să te vrea duci, mai mult. Să prinzi o Hertha, să prinzi o Sevilla, o Saragoza, poate. Chiar dacă va ajunge la un campionat de rang 2, nu de rang 1, se va duce mai sus. Da. Da, iar deci, asta e o mentalitate. Deci l-ai ales pe Companiu, da, între Rahmani și Companiu. La penalti, da, da. Bun, suntem pe finalul emisiunii, hai să vedem ce noutăți mai are Gabi Safta. Gabi, ești în direct. Vă salut din nou, prieteni. Citesc din presa elvețiană, se scrie că astăzi se așteaptă decizia UEFA, amânare, teren neutru sau meci care să se joace chiar și în martie la anul. Este o zonă de război. Elveția nu are de ce să meargă acolo, scrie presa din Elveția de azi. Șeful de comunicare al Federației Elvețiene, Adrian Arnold, a anunțat oficial că Elveția nu-și poate imagina că poate juca în Israel în aceste condiții. Federația, se scrie în presă, e în legătură strânsă cu UEFA, care la rândul ei e în legătură permanentă cu autoritățile din Israel și este practic imposibil ca acest meci să se joace joi în Israel. Există 3 opțiuni. Anularea meciului, mutarea pe teren neutru la aceeași dată joi sau la o dată ulterioară. Probabilitatea cea mai mică ar fi anularea meciului, pentru că e greu de crezut că UEFA pedepsește naționala Israel din cauza acestor atacuri ale teroriștilor Hamas. Teren neutru joi e foarte greu, totul trebuie organizat în 4 zile, e nevoie de un sistem de securitate deosebit pentru cele două echipe, iar jocul, chiar dacă s-ar disputa cu porțile închise, e greu ca Elveția să meargă acolo, dar imposibil ca Israelul să plece de acasă. Amânarea pentru noiembrie e cea mai corectă variantă, zic elvețienii, ai avea timp de pregătire. Problema este să se găsească date libere. Peste o lună Elveția are acasă cu Kosovo pe 18, înainte de finalul partidei în finalul grupei cu România. Israel, Elveția ar trebui plasat undeva înaintea acestor meciuri din ultima doar rundă. O secundă, Gabi, că avem o exclusivitate marca Fanatic. Un atacant interesant care a trecut pe la Iași, Farul și Rapid, a semnat cu UTA. Informație de ultimă oră oferită de colegii mei de la Fanatic. Lucasen este noul atacant al lui Mircea Rednic, începând de astăzi. Un jucător interesant. Mie întotdeauna mi s-a părut interesant Lucasen, că mi s-a părut genul de fotbalist care niciodată nu s-a ridicat la valoarea care ar fi trebuit să o aibă și a rămas dator, așa mi s-a părut. Deci aceasta este informația de ultimă oră. Deci Lucasen este noul atacant al UTA-i cu care Mircea Rednic va ataca salvarea de la retrogradare. A trecut și pe Rafaru, a trecut și pe Rapid, un jucător cu experiență. Cred că e un jucător care va ajuta UTA, nu? Una peste alta, nu? Peste Cooper 100%. Cum? Peste Cooper 100%. Cum? Andrei? Păi cred că Rednic l-a adus în România. Da, da, da. Deci peste Cooper 100%. Păi dacă l-aveam doar că n-a mai jucat din aprilie, s-ar putea să-l vedem până ianuarie. Cum? Da. Mă gândesc că e un jucător de gabarit mare și mă gândesc că... Dar jucător interesant pentru Liga 1, ok, nu? Un jucător ok, nu? Okay. Îți faci treaba, nu? Normal. Da? Te rog, da. Da, informația interesantă de astăzi e că se vorbește de luna martie să se joace Israel cu Elveția, ceea ce ar suspenda evident rezultatul play-off-ului până la acea partidă. Decizia va fi luată astăzi de UEFA, cel mai târziu, mâine dimineață la ora 10.
Deocamdată m-am uitat pe site-ul UEFA, nu s-a modificat nimic. Îți spuneam de familia Benayoun, nu mai revin pentru că a fost trist ce s-a întâmplat, însă acum vin adevărate nenorociri de știri. Fotbalistul Ben Beniamin de la Kiryat Yam, în vârstă de 29 de ani, era cu logodnica la o petrecere, au fugit de acolo cu mașina, teroriștii i-au urmărit cu motocicletele, au tras asupra lor, fotbalistul și logodnica au scăpat într-o pădure, dar teroriștii au aruncat asupra lor cu grenade, schijele au provocat probleme, iar astăzi ambele picioare ale fotbalistului de 29 de ani au fost amputate. Și avem, se poate și mai rău, fostul atacant Lion Asolin. Stai că n-am înțeles bine, Gabi. Tu vorbești serios? Da. Nu, adică bietul băiat... Bine, te-am întrebat retoric. Da. Bietul băiat a rămas la 20 de ani fotbalist fără picioare? 29 de ani, tatălui a ieșit din fața spitalului și a anunțat că au fost amputate ambele picioare la 29 de ani. Doamne, și unde joacă? Joacă la echipa Kiryat Yam. Unde a jucat? Da, corect. Unde a jucat. Doamne. Iar fostul atacant Lion Asolin a fost ucis de teroriști. Avea 43 de ani, jucase la echipe celebre precum Beitar Ierusalim, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Petah Tikva. 50 de teroriști au ajuns în zona unde fotbalistul petrecea la împlinirea vârstei de 43 de ani. Deci omul și-a aniversat ziua de naștere și l-a omorât? Și pe acolo el și unde, pe invitați? Acolo unde sărbătorea, informația care a ajuns în presă că el a fost ucis. Probabil au mai fost și alții uciși, dar de impact este această informație, fostul atacant, Asolin. La ziua lui, sărbătorea. Împlinise 43 de ani. 50 de teroriști au atacat. Da. Fără cuvinte. Dumnezeu să-l odihnesc. Corect. Da. Da, Gabi. Ce mai ai? Ce să mai am? Nu mai am nimic. Da, mai e ceva? A mai apărut ceva? Acum asta e. Asta e, știi cum pe e. Această zonă, nu. Pe alte zone sunt multe informații. Le-am lăsat deoparte. Le lăsăm pentru mâine. Lăsăm pentru mâini, da. Rămâi incredibil. Da, hai să vă dau, Gabi, îți mulțumesc frumos. Mulțumesc. O zi bună. Deci nu, e clar că nu se mai joacă. Nu, naționala e clară, Israelul nu mai joacă. Absolut, nu, dar a apărut și varianta chiar de martie, în cazul că în noiembrie nu va fi posibil. Mâine, cel mai târziu mâine aflăm. Suntem cum adică de martie? Că nu înțeleg, cum adică martie? Se joace martie. Pe cum? Și noi ce? Și noi când jucăm? Păi asta înseamnă că și noi jucăm tot în martie? Exact. Andrei? Așa ar fi corect, adică n-ar fi corect ca meciul. Păi nu, clar, nu, dar nu. Adică e clar asta că nu o să jucăm noi ca să rămână ei cu ultimile meciuri. Nu se pune problemă. Dar există posibilitatea, iată? Trebuie jucate cam în aceeași ordine sau cel puțin până la etapa finală. Trebuie jucate în aceeași ordine. Deci s-ar putea să se termine preliminarele în martie pentru noi. Exact. Da, doar că ei în martie, ți-am zis, mai au și Liga Națiunilor. Adică și martie mi se pare o problemă pentru ei să înghesuie meciurile. Cred că cea mai bună variantă, sau cea mai bună în situația asta, eu nu știu cum să-i zic, e în noiembrie, dacă se joacă meciul. Eu nu cred, n-ai cum să-i pui să joace 4 jocuri în noiembrie, Andrei, nu ai cum. N-ai cum, în primul rând, că e inuman și nu e nici profesionist pentru jucători. Cum să joci? Din 3 în 3 zile joci 4 meciuri? Păi 4 meciuri și martie. Ar juca 3, nu 4, da. Da, dar știi cum e, se mai potolez lucrurile, se mai, na, adică... Nu, și în martie tot 4, că sunt două. În martie tot 4. Sunt cele două etape. Da, da. Nu știu, 1 noiembrie, ultimul în martie. Nu știu, mă rog, în fine. Bine, Gabi, mulțumim. Hai să mai anunțăm și vești bune din sport, că la ce am auzit, Doamne ferește, la ce am auzit, citesc de pe site-ul fanatic.ro, performanță istorică pentru șahul românesc. Supercis este campioana Europei. De Supercis, reprezentanta României la Cupa Europeană a Cluburilor, a câștigat la feminin titlul de Champions League. Un succes istoric, da? La șah secțiunea Open, da? Supercis este echipa de șah a României sponsorizată de Superbet, cei care sunt sponsorul principal și la noi, este reprezentanta României și este campioană europeană, a câștigat Cupa Europeană a Cluburilor cu 6 victorii în cele 7 runde. Succesul decisiv a venit în ultima rundă cu unguroaicele de la Garuda, scor 2,5 la 1,5 în favoarea echipei noastre Supercis, care practic câștigă Liga Campionilor la șah. Echipa feminină
feminină, sponsorizată de Superbet, câștigă Liga Campionilor la șah. O performanță pentru care fetele merită felicitări. Iar la masculin, tot echipa care reprezintă România la Super CES, echipa masculină, da? Deci echipa de băieți, la fel sponsorizată de Superbet, a pierdut la limită 3,5 la 2,5 contra cehilor de la Novi Bor. Da? Chiar în ultima rundă au pierdut titlul și la băieți. Deci am fi putut să câștigăm, cum ar veni, Liga Campionilor și la șah și la femini, dar și la băieți. Da, mă rog, cei de la Superbet sunt implicați în foarte multe proiecte. Ei l-au adus pe Kasparov, oamenii de acolo, patronii, sunt jucători de șah, investesc foarte mult în sportul minții și o fac, iată, cu foarte, foarte mare, ca să zic așa, succes, și nu putem decât să-i felicităm și pe echipa de Super CES și, bineînțeles, și pe echipa masculină, chiar dacă a pierdut jos pălăria, da? Ca să zicem așa, și pentru echipa masculină, chiar dacă a pierdut în ultima rundă, și jos pălăria, mutare extraordinară a Superbetului, care iacătă ajută șahul, da? Deci să nu mai demonizăm atâta casele de pariuri, numai că facă drecă, pun presiuni și așa mai departe, o grămadă de lucruri scoase din context și exagerate fără niciun fel de dovadă, da? Care le-am auzit în foarte multe medii. Hai să spunem și lucrurile bune, da? Că uite, Superbet, de exemplu, investește în șah, da? Unde nu investește nimeni, în cel mai nobil sport, sportul minții, și cu rezultate absolut extraordinare. Nu or fi ei cei mai buni, cei de la casele de pariuri, dar serios, e trending acum să dăm în casele de pariuri, de unde toți câștigăm, de unde toți ne înfruptăm, de unde toți facem publicitate, da? Mă rog, ipocrizia, ca să zic așa, și nu mă refer acum neapărat la ce s-a întâmplat la gazeta. Așa, per total, e un trending, da? Dom'le, casele de pariuri, ăia sunt principalii vinovați. Hai să fim serioși. Să fim serioși, că casele de pariuri fac o grămadă de lucruri bune, da? De care nu știe nimeni, uite, apropo de șah. E în trending acum. Pe cine înjurăm? Casele de pariuri, da? Din cauza cui nu merge România, din cauza caselor de pariuri, da? Cine sunt cei care subminează economia națională sau dependența, da? Dependența, da? N-am văzut nicio statistică cu dependență, da? Dar cu dependență de droguri avem cu sutele de mii, ca să nu spun mai mult, și nu se întâmplă nimica, da? Nu mai e o problemă cu drogurile, da? E la mod acum să dăm în casele de pariuri, ipocrizia fiind maximă, că toți trăim din casele de pariuri, da? Inclusiv sportul românesc în frunte cu fotbalul, da? Nu mai vorbim de publisher și așa mai departe. Deci o ipocrizie dusă total, dusă la extrem, efectiv la extrem. V-am zis, e în trending, e la mod să dăm în casele de pariuri, că e ușor. E foarte ușor. Uite ce fac casele de pariuri. Casele de pariuri ne duc cu șahul și suntem la minte, la creier, da? Numărul 1 în Europa. Casele de pariuri în vremea COVID-ului au dat cei mai mulți bani, da? Casele de pariuri au mii de angajați care țin mii de familii și la cele mai bune salariu, și aș mai putea să continui la infinit. Nu, domne, trending acum. Casele de pariuri, nenorociții ăia care fac drag, pun presiuni fără nicio dovadă. Nimeni n-are nicio dovadă. Dar doar că fac. Dă bine casele de pariuri. În fin. Așa, v-am zis, nu vreau să... N-are nicio treabă cu conflictul de la ce acolo la ei, la Gazeta Sportului. Eu mi-am spus clar părerea despre Țepelin, Andrei în emisiune și așa mai departe, știi foarte bine. În emisiunea nu mă bag, nu e problema mea și așa mai departe. Dar v-am zis, e o modă. Hai să le dăm șuturi caselor de pariuri. Dar tot, cum se întâmplă și cu impozitele, tot în ăștia care trag în firmele private. Tot pe noi îi pun impozitele mai mari, nu? Așa și cu casele de pariuri. Tot aia care produc, aia care trag, tot aia. Dom'le, nenorociție. Da? Nu e așa. Lucrurile nu stau așa. Credeți-mă. Multă propagandă. Foarte multă propagandă. Bun, ne oprim aici, oameni buni. Mă rog, ar mai fi o noutate, dar asta deja se știe, dar o anunț. Farul Constanța a anunțat oficial că i-a prelungit cu 3 ani contractul lui Mihai Popescu, fundașul lui Gică Hagi. Scurt, cum se zicea, cum era? Tur de orizont. Tur de orizont. Ce face CFR-ul la Dinamo în seara asta? Marchează minim 2 goluri. Da, Vivi. Câștigă. A? Câștigă. Da? Câștigă? N-ai emoții? N-am nicio emoție. Da? Sunt prea puternici. Dinamo mă încearcă, dar nu pot. Adișorul? Îi bate și. Da? Bun, am înțeles. Hai, vedem ce s-a întâmplat astăzi. Partida interesantă la ora 16. Vorba ta, ne prindea meciul de la 16. Partida interesantă la Galați. Oțelul Galați cu Câtă înfrângere are Dorinel Muntanu? Două? Da. Cum?
Are două înfrângeri? Nu, da. Una. Oțelul Galas, deci are două. Da, Oțelul Galas cu Faru, meci interesant de la ora 16, diseară 21:30 Dinamo CFR Cluj și mâine ultimul meci cu Cluj cu Sepsi, ultimul meci al rundei cu numărul 12. Noi ne revedem clasic mâine la 10:30 cu Fanatic Superliga. Mulțumim încă o dată lui Superbet, sponsorul principal al emisiunii. Mulțumim Aqua Carpatica, sponsorul premium, care iată ne-a menținut în formă și în formă puternică de tot și astăzi, deși este duminică. Adevărul că și mie mi-e foame, are dreptate, Gigi. Adevărul că mi s-a cam făcut și mie foame, da? Mai îmi scrie Gabi Safta, discuțiile continuă, mă rog, nu e nimica concret, da? Mulțumesc mult Andrei Vochin, mulțumesc Vivi Răchită, mulțumesc Adrian Ilie, mâine ne vedem la 10:30 la emisiune. Forbantată, ți-ai zis că hai, hap, mâine 10:30 emisiune. Mâine ce? Luni. Lunea nu se lucrează. Da. Nu se începe săptămâna așa. E regulă, mulțumim mult... Mulțumim mult băieților care ne-au ajutat, colegilor mei, lui Adi Barna, lui Leo Badea, lui Silvica, lui Silviu Gherin, băieților din regie care au venit astăzi să fie alături de noi. Nu uitați, dacă n-ați prins emisiunea astăzi, erați la masă, ați ieșit în oraș, la 17:30 o punem pe rețelele de social media, înregistrată integral în premieră, cum se spune. Deci la 17:30 puteți să o urmăriți pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Iar noi ne revedem mâine dimineața la 10:30 în direct doar pe fanatic.ro cu Fanaticul, invitația și puternici, multe reacții, o să avem ce să discutăm, joacă Farul, joacă Dinamo, joacă CFR Cluj, joacă Dorinel Munteanu, sunt partide interesante, deci mâine la 10:30 avem iarăși treabă în direct și în exclusivitate aici pe fanatic.ro, așa cum v-am obișnuit. Mulțumim Superbet, Aqua, mulțumim băieților și invitaților care au fost drăguți și au venit astăzi într-o zi de duminică, știți cum e, duminica mai stai pe acasă, dar până la urmă asta e viața noastră, da? Ne place ceea ce facem și o facem cu pasiune. Suntem fanatici, nu? Suntem fanatici după fotbal. Bun, toate cele bune. Încă o dată felicitări echipelor care au reprezentat România la Super CES, sponsorizate de Superbet. Echipa feminină campioană europeană, iar băieții au pierdut titlul în ultima rundă. Deci, iată, vești interesante din acest sport atât de greu, sportul minții, înseamnă că suntem deștepți. Mai există o speranță. Toate cele bune, ne revedem mâine la 10:30. Hai, mâncăm, da? Plecăm acasă, mâncăm, nu? Da? Hai, la Gigi, să-i cerem brânză! Hai, la Gigi, bate o poartă! Cum îi zice toată lumea? Nea Gigi! Cum îmi place mie când îi zic toți, Nea Gigi! Nea Gigi! Așa, dă-ne niște brânză! Da, tată, da! Știi cum face el, mai înțeles? Da, Vivi, tu nu vii, nu? Păi nu dă noi... Sau vii? Dar stai puțin, a zis că ne dă și 500 de euro sau nu îi să-i dăm? Nu, ție să-ți dea ție, mie, nu. Horia, nu știi că mi-ai scris la din străinătate, care e cu CSEA-ul, că iau brânză de la Gigi. Da, te-a certat. A zis că te respectă, dar te-a făcut vară. Da, a zis că... Cum ai zis că pe CSB-ul e Steaua, din punct de vedere sportiv? Că nu e așa. Că iau brânză de la Gigi și că am... Zic, bă, dacă și eu mai iau brânză de la Gigi. Da, sunt cu... Da, s-a amânat... Luați voi 500 de euro, iau brânză. S-a amânat oficial ultima informație, meciurile israelene. Din această... Bine, logic. Nu, chiar n-avem ce să discutăm. Bine, ce să zicem? Ne rugăm pentru pace. Ne rugăm pentru pace peste tot pe pământul ăsta și în Ucraina și în Israel și peste tot, că nu există ceva mai rău decât războiul. Bineînțeles, n-am prins, sper să nu prind. Acum știți cum e, mă dau și eu acum deștept că vorbesc din cărți, dar... Mă rog, ce am citit, ce am văzut, ce nu există nimic mai rău. Nu vedeți, totul dispare. Fotbal, sport, viață normală, petreceri. Bietul băiat și fostul fotbalist, îți dai seama să-ți faci ziua de naștere și cadou să fie 3 plumbi în piept de la teroriștii Hamas. Îți dai seama. Deci totul se duce. Da, Doamne ferește și să fie pace în lume și, cum spunea și Ben, o să încheiem cu urarea asta. Shalom. Toate cele bune, ne revedem mâine la 10:30 cu Fanatic Superliga.